în acest episod veți vedea povestea tatălui Strict Cornel în relația cu fiul său Vlăduț și povestea mamei Strict a lui Darusel 2012. Vreau să-mi scrieți în comentarii care poveste v-a plăcut mai mult dintre cele două și care este partea voastră favorită din clip. Acum, vizionare plăcută! Bă, frate, ce somnul mie mă dură așa toate chestiile astea, mă, dar ce se întâmplă, bă, ce că am în casa asta, mă, unde sunt, mă, aici, mă, să-ți puțin, să-ți puțin, mă, ce afară este, bă, ce cu casa asta, mă, frate, ce cu tabloul ăsta pe perete, ce cu toate chestiile astea și ce este cum, bă, ăsta, bă, de ce arăta așa, stați puțin, asta adevărata mea față, bă, stați puțin, că nu înțeleg ce se întâmplă aici, bă, frate, unde mă aflu în primul rând și de ce arăt așa, de ce sunt costumat în halul ăsta, de ce sunt așa, mă, ce se întâmplă, mă, ia, mă, ce am pe aici, sunt haine, sunt chestii, am ceva prin interior, nu mai am nimic, mă, frate, ce și cu locul ăsta, mă, ce e aici, mă, stai, mă, că trebuie să ies pe afară, mă, sună cineva, pe unde cobor, a, pe aici, ok, mă, ce e aici, bă, frate, cine sună la ușă, întrebarea mea, bă, ce se întâmplă aici, frate, că nu înțeleg absolut nimic, e cineva, da, nu e nimeni la ușă, wow, bă, frate, nu înțeleg, mă, unde mă aflu aici, ce caut eu aici, dar stați puțin, mă, frate, mă, ce tot e locul acesta, adică dacă mă duc, ia, aici era camera mea, mă, cine e ăsta, bă, ce se întâmplă aici? Alo? Mă, cine e omul ăsta? Bă, de ce seamănă cu un tatăl strict de pe Roblox și la față de ce seamănă cu Darusel 2012? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Este rusul 30, bă, alo, trezirea, cine ești, bă, alo, treziște-te. Bă, copile, dar tu ce cauți? Ce-a Vlăduț, alo, copile, ce faci aici, Vlăduț? Ce copil, ce Vlăduț, nu, stați puțin, dar tu cine ești, eu ce caut aici? Bă, copile, bă, Vlăduț, de mine mă cheamă Curent și eu sunt tatăl tău, bă, copile, bă, da. Cum adică, stai puțin, cum adică ești totul lumea și cum te cheamă, ce? Cornel, bă, copile, dar tu ce cauți aici, bă, în camera acum, da, am pisat, tu vrei să vii aici la calculatoare, nu, să te joci furnea cu ăla, nu? Ce? Mă, stai puțin că eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, tu cine ești, mă, tu, că nu te înțeleg, nu, tu, eu nu te cunosc, mă, tu ce faci, mă, acolo, ce mănânci acolo, mă, tu cine ești? E, du-te, mă, de aici, bă, Vlăduț, tu ține aici. Mă, frate, ce s-a întâmplat, ce tocmai s-a întâmplat și de ce m-am spawnat din nou aici, bă, tu, eu chiar sunt în jocul Strict de pe Roblox cu tatăl Strict, mă, ce se întâmplă, mă, și stai puțin, de ce l-am zis că este tatăl meu și îl cheamă Cornel și eu sunt Vlăduț, așa mă cheamă pe mine? Ok, pare interesant, dar stai puțin, acum am auzit o informație de la el ca și cum calculatorul meu se află acolo sus. Ia să mă duc, mă, stai să mă duc puțin, ok, de video. Mă, deci încă doar mă să... Bă, dar urât iasa pe bune, ia că mă duc acum, are prea să mă joc aici pe calculator. Mamă, cât mai... Bă, stai! Un calculator, două calculatoare, trei calculatoare și care e al meu? Haide să mă pun la asta, că la asta cred că nu m-ar vedea dacă ar veni aici. Ia mă să mă duc aici să mă joc. Mamă, cât de tare e calculatorul ăsta, mă, frate, să mă joc aici pe el. Mamă, cât de șmecher e totul. Bă, frate, ce se întâmplă aici? Mamă, chiar îmi place să mă joc aici. Ce să mă joc? Să mă joc Fortnite? Hai să mă joc Fortnite. Cred că să le știu că îi plăcea Fortnite. Să intru să fac ca toate. Mamă, dai, hai, full box, 100, hai, dai, hai, mă, frate, dai. Tata, nu știam că tu te joci pe calculator. Stai puțin, dar de ce avem trei calculatoare? Pentru cine sunt toate astea trei calculatoare? E, nu contează, hai, dai. Tata Strict, dar vedem că eu tata chiar și vechi, puteți să le știu pe calculator, mamă, cât de tare. Cât de fraier ești, tata, cât de fraier, nu știi să te joci nimic, bă, cam slab. Ia du-te, bă, de aici. Mă, ce se întâmplă, mă, bă, iar am murit, mă, bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, frate, dar de ce se întâmplă chestia asta, mă, că nu înțeleg, ia, mă, că mă duc înapoi acum, dacă mă duc înapoi în partea asta la el în camera, ia, mă, să de... Ok, încă doarme aici, deci el doarme și încep. Bă, ia, mă, trezirea, Cornele, tată, ce cauți, mă, aici, ce cauți aici, de ce dorm, hai să ne șcăm pe calculator. Dar nu, vreau că am treabă, bă, stai, dai, bă, ce afară, bă, fiantele, eu plec, că mă duc la muncă, pa. Ok, mă, deci să ce la muncă, hai că mă duc și eu să mă joc pe calculator, stai și foarte neștit aici, mă pun, hai că de data asta mă pun pe calculator ăsta, pare mai interesant și pot și eu să țip, să urlu aici, fără să deranjez pe nimeni, nu o să vină tatăl meu după mine, hai mă să mă joc aici, deci mă joc, stai și să mă joc, mă joc, hai mă că intru pe Fortnite, ia mă, hai mă, dă-i acolo, repede, hai mă, vino, repede, hai, dă-i, uite-l, stânga, 10-11, hai mă, frate, bă, dar mă enervați, hai că nu, doamne, ce mă enervați cu jocurile astea, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu ele, nu știți deloc să vă jucați, hai mă, lăsați-mă în pace, pe bune, gata, că nu mai suport, acum nu mai suport absolut deloc, adică, pe bune, ce înseamnă asta, frate? Bă, dar nu, bă, frate, că mă duc înapoi pe calculator, că nu se mai poate, n-am ce să fac altceva, adică, pe bune, hai mă să-l încerc și pe ăsta, cum o fi, ia mă pun aici, bă, dar pur și tai că mi-o scau,
scaunul ăsta fix aici, în stânga, bă, de tot, bă, nu-l suport, bă, 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 și... Tată, nu zici că pleci la muncă? Nu zici că pleci la muncă? Bă, bă, cum pleci la muncă? Bă, frate, bă, da, bă, da, la baie, măcar nu pot să merg, că ce stai, bă, nu fi antre pentru asta! Pentru ce? Bă, ce s-a întâmplat, bă, nu am înțeles nimic, mă, dar pentru ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mă? Doamne, trebuie să mă duc acum din nou de la capăt, să reiau totul, am înțeles, am lăsat ușa deschisă aici. Chitotul mă văcă... Văcă încă doarme? Tată, te-neci, ce faci cu tată? Ce faci, te-neci, mănânci în somn, ce faci aici? Mănânci în pat, așa, dintr-o dată, ce se întâmplă cu tine? Nu știu, copile, bă, bă, noapte, copile, noapte, bă! Băi, da, e noapte, mă dă să mă încep calculator, pa, să mă încep calculator, ia stai aici. Bă, tată, dar stai puțin, tată, stai puțin, că nu te aud, bă, nu mă înțip așa, mă, tată, ce mi-ai făcut aici? Mi-ai pus calculatorul fix aici, adică, pe bune, scaunul ăsta, uite-te unde e calculatorul și unde e scaunul, așa, pe bune, nu știi să pui tu scaunul ăsta unde trebuie? Nu contează, copile, hai, du, bă, și mai ia-te tu și culcă-te. Ah, ok, mamă, deci, frate, aici chiar este foarte nașpa cu tată, ăsta e cam ciudat, hai să mergem în partea asta, ia mă, să mai explorăm casa asta, mamă, aici cânt la pian, frate, mamă, cât de tare, da, merge și pianul ăsta, mă, ce mă, cu pianul ăsta e stricat, mă, nu, că trebuie să mă duc la tatăl meu să-i zică de treaba asta, că, bune, ce să mă... Tata, vine puțin că e stricat pianul, nu știu ce are, nu merge, s-a stricat pianul, adică am vrut și să mă pun aici să... Dar de ce nu merge? Ce ai făcut? Bă, copile, asta e masă, nu pian. Cum adică e masă? E pian, stai toată ziua, cum adică e masă? Îți mai pai și joc de mine, tata, aia, pe bune? Bă, e masă, prostule, vino! Ce să fii, mă? Ce să vin? Ce să fac, mă? Ce să fac, mă? Bă, doamne, nu te înțeleg, mă, tată, ce se întâmplă? Ce e aici? Ce e locul ăsta? Ce se întâmplă aici? La, să facem cina. Ce cină, tată? Tată, e dimineață, ce cină? Ei, nu contează, fii antren, ia și tu un burger așa frumos. Și fii antren, fiul meu, vreau să zic că ești adoptat. Ce? Cum adică sunt adoptat? Da, îmi pare rău, dar ești adoptat. Ah, ok, am înțeles exact ce s-a întâmplat aici, dar să facem alt ending. Mă, care-i fază, mă, cu asta? Ce se mai află în partea asta? Hai să mă duc. A, pe aici nu mai e nimic, deci partea asta care nu merge pianul acesta. Avem aici un birou, cred că aici e biroul tatălui meu. Hai să mergem în partea asta să vedem ce se mai află și prin partea asta. Aici E o cameră așa mai mică, nu știu pentru cine e camera asta. Pare așa o cameră de fată. Dacă mai mergem în partea asta, e partea asta. Și acum mai să mergem jos. Mă, ce se află jos în casa asta? Chiar sunt curios. Mă, dar ce să uite, mă, ce tu să uite, mă, pe acolo poți să, mă, frate, cred că vine tatăl meu. Bă, nu stai puțin că ok, stai puțin că mă pun în aici, ca și cum că stau la masă, stau să mănânc și eu aici frumos, așa, foarte frumos. Ce faci, copile? Uite, fii antenă, eu vreau să dau un burger, am plecat la muncă. Ok, tată, mulțumesc. Băi, într-un fel, nu știu, e cam ciudat, te-a lăsat, dar vedem că se comportă cât de cât ok, adică mi-a dat mâncare, mi-a dat toată... Hai că mă pun și mă uit aici la un serial, mă uit foarte frumos pe televizor. Mamă, cât de tare e locul ăsta de jos, mă, frate. Hai că mă pun mai pe ăsta, să fiu mai aproape de serial aici. Pot să mă uit liniștit, tatăl meu, nu-mi ce să-mi fac temere, nu-mi ce să fac... Vă stăm la acum, da, nu-ți faci ce, ia vino cu mine, ia vino cu mine, băi, urutule, lesimțule, băi, hai, mai repede acum! Cum ajuns, mă, tata, mă, ce, cum adică, ce, Cornel, ce se întâmplă? Bă, mi-e nici tata, nu Cornel, ai înțeles, vreau du-ți? Bine, tata, bine, Cornel, hai, și acum, ce trebuie să fac, că n-am înțeles. Temele, hai, fost temele! Ce teme, că eu sunt la școală. Aaa, ok, fianțină, vă, îți dau 3 secunde să faci temele, ia o carte și fost temele. Mă, ce teme, Cornel? Dacă n-am nicio temă, cum adică ce te-o? Mă pun aici și ce scriu aici? Ce scriu? Scriu aici Cornel nota 3. Gata, mi-am făcut tema. Cornel nota 3. Gata, asta e tema, nu? A, nota 3, absolutul. Dau 3 secunde să fugi. 1. Gata, că mă duc la mine în cameră. Gata, lasă-mă pace. Tata, ia caută, eu mă ascund dacă mă găsești. Nu să mă găsești, că ești cam fraier, nu știi să mă găsești. N-ai cum să mă găsești. Ce se întâmplă? Nu m-am văzut. Tată, ce-ai făcut? Tată, ce s-a întâmplat? Am tras un pulsea. La. Tată, dă-te la parte. Bă, ce faci aici? E pianul meu. Uite că am pian în cameră. Asta merge, mă, că e al meu. Că al tău nu merge. Că al tău e jaf. Al meu e șmechere. De lux al meu. Al meu e mult mai tare. Tu nu știi să ducând la pian. Al tău nici nu merge. N-ai văzut. Dai că pe bune. Am dat voi stai pe pian, și vă de mâncare, ia du-te și vă de mâncare. Eu să fac de mâncare cum? Adică eu sunt tatăl aici, eu sunt copilul, cum să fac un copil de mâncare? A, pe fii antenă, ia du-te, burger și am plecat la muncă. A, mulțumesc, ok, mamă, frate, mă,
fac aici cu niște bărbi. Tu nu ai voie în camera de gaming, n-ai voie să cânti la pian, tu trebuie să scrii, ok? A, dar stai că tu trebuie să duci la școală, hai la școală, hai la școală. La școală, la școală, tată, dar sunt răcit, cum să nu la școală? nu mai pot, deja am febră. Am febră, ia-mi temperatura cu termometru, să zic că am febră 38, am, nu pe bune, adică... Ia, ok, wow, n-a mers nici treaba asta, nici cu asta, n-a mers. Acum ce să fac eu, unde să mă duc? Mă duc și eu în calculator, mă duc la calculator. Ok, vedem că tatăl doarme aici, mamă, că doarme el aici, foarte, foarte frumos. Mă duc și eu să mă joc din nou pe calculator, că mi-ar place așa să mă joc la calculator. Și după vreau să mă duc și pe afară să văd ceea ce face. Dar hai să vă nu face, hai să facem liniște, frate, să începem așa mai ușor. Bă, da, de ce nu merge, mă, ăsta, ce, doamne, voiam să fac și o liniște și nu merge calculatorul ăsta. Adică, pe bune, mă, ce, mă duc la altul ăsta din partea alta. Hai, mă, că ăsta e mai șmecher. Ăsta mi se pare cel mai genial dintre toate. Dacă mă duc, bă, da, pentru mine nu s-a potrivit practic. Băi, e noapte, fianță, mă duc până la baie. Mă, ok, s-a dus atât până la baie, s-a dus până la baie, ia, mă, să mă duc. De fapt, hai că stau, unde să mă duc, mă, vreau să-i fac o farsă, să mă ascund aici la el în dulap și după vreau să-l sperii, să vedem cum reacționează, dacă reacționează bine sau nu. Deci m-am pus aici și să așteptăm să vedem dacă vine, stați că mă pun fix în spatele dulapului ca să am vizibilitate, să pot să-l văd, dacă vine în partea asta înapoi în cap. Ok, vine, frate, mă, ce face, uitați-l la el, uitați-l la el, s-a luptat cu ușa, nu știu să intre, doamne, cât de tată fraier de gel. Cornești, ce? Și ceva, ia că mă de ușa, așa, ia cici, ia dulap, nu ce am aici. Ok, ok, bă, da, urât vorbește tatăl meu, adică, pe bune, se dâmba. Nu, am vrut să fac o glumă, am vrut să fac o glumă, ești bine? Nu, copile, te rog să mă duci la spital. Ia un burger să-l revii, ia, poate e bun ăsta, ia, merge, e bun? N-a fost de idee prea bună, vedem că tatăl meu... A, păi și asta înseamnă că pot să mă duc să mă joc pe calculator foarte liniștit, urlu pe aici la calculator, stau lejer, mă joc pe calculatorul ăsta. Ia mă să spar și eu ceva pe aici, ia mă că spar și eu geamurile astea, că nu zice nimeni nimic, mă, frate, am spart și eu geamurile, am aici și o vizibilitate, mă uit, mamă, cum e orașul ăsta, mă, frate, bă, dar stai puțin că mi se pare cunoscut, bă, ăsta e chiar, bă, ăsta e orașul nostru și e altă casă, bă, mamă, uitați-vă aici, chiar în partea asta, bă, dar deci, cum am spunat în partea asta, păi și aș putea să ajung la noi acasă, întrebarea mea, care e faza cu casa noastră, am putea să dăm de mine și de Darusel acolo, bă, ce se întâmplă mai aici, vedem că, ok, mamă, deci mă duc aici foarte frumos, stau pe aici, am spart geamul aici, nu mai vine nimeni, că tatăl meu practic nu mai e aici, stau eu frumos, nu poate să vină nimeni să-mi zică ceva, că am spart geamul, stau și eu aici, la rog, bă, copilă, dar tu ce cauți aici, ai spart geamul, stai puțin, că parcă s-a întâmplat ceva cu tine, tu, cum ai, de unde vii? Adică, bă, copilă, eram la mine în pat, dormeam și te-am auzit pe tine, bă, copilă, ai spart geamul, copilă! Nu l-am spart, așa l-am găsit, au dat niște copii cu pietre, de asta voiam să vin la tine să-ți spun că te-am văzut că dormeai și da, bă, copilă, bă, tata, vă dați cu mine la pietre, în casă i-am venit, bă, ia că vă bat acum cu mâna, ia! Ok, deci vedem că tatăl, practic, uitați, v-a spart mai rău geamul, adică, pă, bune, măcar am scăpat eu de treaba asta, hai să mă duc să mai văd ce se mai află pe jos prin casa asta, că n-am văzut chiar toată casa, dacă mă duc în partea asta, ia mă, ce se află, uite aici în spate, aici e toaleta, frumos, avem în partea asta, ia mă, să mă duc și eu până la toaletă, am și eu nevoie la baie aici, la toaletă, pă, bune, mamă, deci e bine, stau așa aici, liniștit la toaletă, îmi fac și eu nevoile, nu intră nimeni peste mine, bă, la toaleta asta e așa cu roz, mă, frate, ce se întâmplă, mă, aici, bă, da, asta e casă de fetise, sau de ce e casa asta, mă, că nu înțeleg cum a făcut tatăl meu, a zugrăvit aici cu roz, bă, frate, nu înțeleg care e faza, adică, pă, bune, mă, dar e măcar stau așa liniștit aici, dar e cam mică, mă, bă, nici toată, bă, da, cabină de duș n-avem și noi pe aici, caltă, bă, n-am găsit prin casa asta, adică, pă, bune, ce se întâmplă cu asta, bă, măcar avem ăsta, hai să ne spălăm acum pe mâine, ieșim acum frumos din cameră, de aici, din baie, ia, mă, ce se mai află, mă, prin casa asta, mă, pe bune, adică, dacă mă duc în partea asta, bă, bă, n-am venit și eu de la muncă, bă, copile, da, tu ce cauți așa, bă, copile, am fost, noaptea. Păi da, am fost și eu până la baia, bă, tata, dar vine puțin, stai și eu ceva la baia asta, adică ce e cu baia asta, așa cu roz făcută și așa de mică, e noi n-avem cabină de duș, n-avem nimic, altă baie nu mai e prin casă? Nu, bă, copile, dar fii atent, bă, stai aici, bă, lumea ta. Păi și unde e ea? Păi la muncă, în Spania muncește, păi tata, da, eu nu știam, de, eu nu știam. Ce nu știam, mă? Bă, parăte, hai, fii acum te duci să te culci, că uite, e noaptea, am venit la muncă și mă duc. Bine, gata, mă duc să mă acolo, mă repede să intru în camera la ei, să mă duc pe calculator să mă joc, ia. Copile, da, stai, dar dacă am lăsat
lăsat calculatorul deschis, am lăsat calculatorul deschis, trebuie să-l închid acum, gata, gata, gata. L-am închis, gata, 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 ok, ok. Ok, tată, gata, acum, tată, pa, pa, noapte bună, noapte bună, tată, eu mă duc acum să... Bă, da, pus și ăsta ușa, uita, bă, tată, ce, tată? Tată, a, ok, ia mă duc și eu așa, tip, ia mă să vedem, ia, s-a băgat la somn, uite, s-o bag acum la somn, uitați-mă la el, uitați-mă cum s-o bag, bă, ce facem acolo, bă, ia și eu, prost, ia, s-a frumos, ia să-l iau, neam, acum, să ne culcăm, ia mă, că s-a băgat la somn, lăsăm așa, bă, țin, se lasă capul, bă, bate, ok, vedem care s-a, nu, bă, ce face, bă, vreau și eu să mă duc din nou pe calculator, mă, s-a, de fapt, ia, uitați-mă la el, ce față are, bă, dar el doarme cu ochii deschiși, mă, ce se întâmplă, mă, acolo? Doamne, uitați să puțin... A, ok, a lăsat capul... de fapt, băi, eu vreau să mă duc până afară, mă, că parcă am auzit niște sunete așa, niște muzici, niște chestii și vreau să mă duc până afară. Ia, în partea asta, ce tot mai e? Ia, dacă mă duc aici în spate, ok, deci vedem că avem mașina de spate aici. Mă, cine? Tu cine? Poți și eu să mă... Ia, da, nu merg astea, mă, ce e cu astea, mă, ce se întâmplă, mă? A, uite și chitară aici, a, ce mișto e asta, mă, frate, chitară asta, cât de tare e aici de dimineață, stăm și noi aici la chitară, bă, ascultăm muzică, niciun stres, stăm foarte frumos, ia, uite și aici, Rajbox, e foarte frumos, mamă, ce muzică, mamă, cât de tare, cât de tare aici, party, ce bine că nu mă vede tatăl meu aici, că nu vine peste mine, că deja mă ia capul, mă și enervează, adică, bă, bune, eu mă duc aici, mă joc pe astea, el nu se întâmplă nimic, adică ce înseamnă asta? Eu nu mă lasă să fac absolut nimic. Tată, stai puțin, că au dat ăștia drumul la muzică. Opriți la muzica, eu v-am zis să opriți muzica de aici. Bă, cum fie interesant, am dat ultima șansă, dar tu, n-ai vrut, frate, n-ai vrut pentru asta. O să vezi tu, copil, o să vezi tu. N-am înțeles nimic, bă, tăi, de ce ești adicit? Adică e tatăl strict, dar e cam citat, adică e și strict, dar nu e strict în același timp, dar e citat, adică nu știu ce se întâmplă așa. Ia mă să vedem ce se mai află prin partea asta, ok? Mă, deci vedem că avem aici, bă, dar pe bune, mă, în toată casa asta, de te-am mai casă, super casa de șmecher, n-avem și noi baie ca lumea, adică doar casa, cam baia aia mică. Mă, ce, mă, de unde sau? Bă, copile! Copile, fii antenă, ți-am dat ultima ta revanșă și nici pe asta îmi pare rău, copile, dar... Unde, tata, unde, tata, unde, tata, unde, tata, unde, nu, mă, ce sunt, apă, nu ia! Mamă, frate, ce vis am avut, frate. Nu înțeleg ce a fost cu visul ăla, mă. Cum să fiu adoptat de tatăl strict? Dar era bine măcar că nu eram eu. Adică a văzut că era Vlăduț, era Cornel, tatăl strict, așa-l chema. Și eu eram Vlăduț, adică aveam alt skin, eram cu totul altceva, cu într-o altă casă. Dar mă bucur totuși că a fost în vis. Și acum nu mai am chestii, peripeții, experiențe din asta. Nici nu mai știu să mai vorbesc la ce am visat, frate. Nu, chiar mai mi-a fost, cred că cel mai urât coșmar pe care l-am avut până acum. Dar acum hai să vedem ce mai putem să mai facem. Mergem și noi acum să deschid ușa. Ce? Darusel, ce mi-ai făcut? Darusel? Darusel? Ce vrei, mă? Ce vrei? De ce te-ai îmbrăcat așa? Adică eu să văd! Cum? Stai! Mamă, stai! Așteaptă rapid! Stai! Bă, stai puțin, că asta nu e... Bă, pe bune, de ce am visat eu că am fost cu tatăl strict și acum îl vede pe Darusel costumat în tatăl strict? Mă, ce facem ăsta? Și de unde știe el de treaba asta, mă, frate? A, s-a jucat prea mult, da, s-a jucat pe calculator cu Ion, cred că toată noaptea, acum așa la filme și s-a costumat în tatăl strict. Am înțeles care e faza cu Darusel, adică, pe bune, nici nu trebuie să mai zic altceva. Bă, dar unde te-ai dus, mă, Darusele? Alo, unde ești, bă, Darusel? Unde ești, mă, ești aici? Mă, ce, mă, de ce erai costumat așa, Darusele? Nu știu! Cum adică nu știi, mă, Darusele? Mă, ce-ai făcut, mă, tu aseară, toată noaptea? Așa, curios fiind, Darusele, ce-ai făcut tu toată noaptea? Păi am mâncat burger, m-am jucat... Stai, nu, ce asta? Ia, dă-mi. Ce te jucat, mă, Darusele? Ce te jucat? Te jucat cu Ion? Cu cine te jucat? Ce ai făcut? Ce te jucat, Darusele? Adică de ce erai îmbrăcat așa? Tu de unde știi de treaba asta? Care treabă? Ce? Păi erai îmbrăcat în... Erai cu niște culori pe tine. Și eu știu că e dintr-un joc de pe Roblox. Tu ce te jucat aseară cu Ion? Nimica! Ah, ok, ok, bine, doamne, n-am ce să mai fac cu dar să ai că pe bune, ia mă că mă duc și eu, unde să mă duc, mă, frate, mamă, dar să faci noapte, să faci zi, mă, ce se întâmplă, nici eu nu înțeleg, adică pe bune, bă, da, mașina, dar, bă, dă-i, mașina, bă, eu știu că am adus acasă mașina, mă, dar, unde e, mă, mașina, dar, Sel, unde ai dus, unde e mașina, spune și mie, unde ai dus mașina? Nu știu! Da, cu cine să te înțelegi, frate, că n-ai cu cine să te înțelegi, cu toți nebunii aici, deja m-am trezit din visul ăsta și cred că eu deja am intrat în alt vis, că Darusel s-a costumat el în ăla, acum este foarte ciudat, nu știu care e faza, că el pe bune, deja ce să fac, mă duc și mă joc pe calculator, că altceva n-am ce să fac, adică pe bune, stau aici la calculator, mă joc foarte frumos și cam atât, mă, da, stau, mă, ce, mă, ce,
Dar Răsel, ce tot vrei? Ce tu vrei să-mi fac? Da, wow, din nou, a doua oară, wow, cât de tare ești. Bă, dar Răsel, adică pe bune, mă, ți se pare că ești amuzant, mă, deși am și enervez, mă, cu toate astea, mă, ce... Da. Oh, ok, deci dar Răsel, tu mi-ai făcut din nou asta, mi-ai lăsat, stai aici, stai ca multa și te-am văzut, așa, mersi, și ce cauți costumat așa, dar Răsel, cum te-ai costumat din nou înapoi? Ce înseamnă asta? Spune și mie, ce înseamnă asta? Ce ești tu așa? Bă, copilet, ai grufiantele, eu sunt tatăl tău, mă sun strict, ok, vreau ca tu să... Ce ești, mă, tu, mă, ce ești, mă, tu, tatăl, cu ești, mă, tu? Așa și stai puțin, cum poți să fii tu când tu ai bale la gură, ai față de copil, ești un copil mic și da, gen ești copil mic. Bă, stai puțin că, bă, de ce m-am trezit în casa asta, bă, stai că e casa din vis, mă, ce se întâmplă, bă, frate? Dar sper că nu mai dau de tot. Ok, de ce tu ca în vis, mă, ce se, bă, ce se întâmplă, mă, așa, bă, nu, că trebuie să scamă, stai puțin, bă, sper că stai din, mă, asta trebuie să fie un vis. Dar se le poți să-mi spui și mie ce înseamnă asta? Ok, fiantele, parafale, vreau ca tu, atunci mi-e un băr, ești fiantele, până atunci eu să te salut. Nu, stai puțin, de ce m-am trans, de ce eram în casa aia? Care casă? În fine, nu mai contează, ce vrei tu să faci că nu te înțeleg? Vreau ca tu să-mi aduci burger și eu o să iau calculatorul pentru că calculatorul îți face rău pentru tine, că-i fac nimic. Nu, băi, așa și mă duc și eu să-ți iau calculatorul, ce crezi? Crezi că nu pot să-ți iau și eu calculatorul? Aia mă, doamne, deja mă duc, aia mă, că îți iau direct burger, măcar am făcut și am scutit drumul, iau burger, dar aici i-am că-i dat doar un burger, zic că mai are doar un singur burger, mă, frate, să-i facă, adică, pe bune, el și poate joc de mine, îmi pas și eu joc de el. Mă, ce, mă, uite, gata, ăsta e burgerul, tu unde ai venit, ai căzut și tu pe acolo, ca fraierul? Nu, bă, afale, am eu metodele mele. Da, bine, acum ce mai vrei? Dăm calculatorul înapoi, de ce mi-ai luat calculatorul? Nu fii atent, ca să-i calculatorul înapoi, tu trebuie să mergi cu mine la mall și să-mi cumpăr ce vreau eu. Ce să fac? Să mănânc cu tine la mall sau ce? Îmi cumpăr ce vreau. Ce? Mă, dar să le te... Doamne, da, și cu ce putem să mergem noi, dar să le, dacă mașina nu mai e, că ai, nu știu unde ai dus-o. Stai, Rafale, fii antenă, noi o să mergem cu bărcuța. Ah, wow, foarte amuzant, dar Alexele, asta care mă enervează, aia mă, că luăm și noi o mașină, dar de fapt, hai să mergem la Alice acasă, că bă, poate e mașina ei aici, dar Alice, mă, dar chiar ce facem, Alice, bă, deja mă enervează, dar Alexele, ne enervam pe bune, dar mă, cel mai serios, nu știu care e faza cu el, de ce face și ea, mă, mașina, nu e nici Alice, bă, frate, Alice a plecat, mă, Alice a plecat, dar Alexele, Alice a plecat, știi ceva de ea? Nu, fii antenă, Rafa, vino, hai, Rafale! Gata, mă, ce e ăsta aici? Ce ai făcut aici, dar Răsele, ce e cu locul ăsta? E drive-thru, adică Rafael. Ce drive-thru, dar Răsele, că aici, a, intri pe aici, mamă, cât de tare l-ai făcut și eu abia acum l-am văzut, așa, mă, și ce, bă, unde, bă, unde, bă, alo, bă, unde ești, bă, dar Răsele, bă, alo, bă, unde-i tu, a, ok, poți să mă duc acasă, liniștit, dar Răsele a plecat, acum deja mă și enervează, bă, adică nu înțeleg, Rafael, vin după tine. Unde ești, mă, unde ești, că nu te înțeleg, mă, unde, mă, dar Răsel, unde ești? Că nu te... Bă, ce caz? Ai, la mașina, gata, hai să mergem. La mașina noastră unde e? Uite acolo, uite aici. E și la mașina noastră, ce gătăm cu altă mașină? Urcă odată, hai, Răsel, nu mai fura mașina aia, sau cu e, alu Alice, sau cu e? Da, e, alu Alice, bă, fii antre, bun Alice, habara. Da, dar Răsel, ești foarte ciudat, după ce că, deși nici nu vorbești toate cuvintele, dar Răsel, acum unde vrei să mergem, dar Răsel, adică pe bune? Fii antre, vreau să mergem la mall, ca să-mi cumpăr ce vreau eu. Da, wow, cine ești tu, mă? Sunt tatăl tău, strict, ai înțeles? Vlăduța asta de Rafael, ai înțeles? Da, tatăl meu, stit, mă, ce Vlăduț? Bă, dar să-i puțin, dar Răsel, cum adică Vlăduț? Tu de unde știi de Vlăduț? Nu, vreau zic Rafael, nu Vlăduț. Păi, dar tu de unde știi de Vlăduț, întrebarea mea? Da, ce e Vlăduț? E gagicul tău? Păi, dar stai puțin, tu ai zis Vlăduț, dar Răsel, ești nesimțit, cum adică, Răsel, tu mi-ai pregătit ceva, mi-ai pus ceva, m-ai dus în casă, că de-aia m-am transformat eu înapoi în casa aia când m-ai omorât, când ai dat în mine, dar Răsel, de-aia m-am teleportat în casa aia, tu ce ai făcut, dar Răsel, ieri, ia spune și mie, ce chestii ai pus tu în pahar, ce ai făcut? Ce casă, mă, ce casă, ce Vlăduț, bă, am zis așa Vlăduț, că aveam un prieten Vlăduț și m-aș juca cu el, unul, Vlăduț. Și cum arată Vlăduț? Păi are așa un păr negru, are tot albastru, frate, am un prieten Vlăduț care s-a jucat cu mine. Bă, dar are un tată așa de strict ca mine, tatălui, ca mine. Da, și da, tu acum stai să-l copiezi, nu? Păi nu. Păi da, stai puțin, dar Răsel, că eu aseară, adică m-am trezit așa dintr-o dată din pat și înainte să mă trezesc, am visat ceva ca și cum eu eram Vlăduț și aveam un tată strict pe nume Cornel. Ce? Păi da, asta ți-am zis și acum te văd puțin așa și mi se pare foarte ciudat. Adică tu de ce când te-ai costumat fix acum și s-a întâmplat visul ăla și mi-ai zis și același nume și același copil. Nu știu, normal că nu știu, dar Răsel, acum și ce vrei să facem? Unde vrei să mergi, dar Răsel, că deja mă enervez, adică pe bune, ce înseamnă asta? Ce vrei să facem? Ia, aici sunt ursuleți, dar lui Ali, n-am ce să-ți cumpăr, dar Răsel, tu vrei să-ți cumpăr ceva și uite, ce să-ți cumpăr, televizor? Da, ai 1000 de televizoare, nu mai știi că ai cumpărat vreo 5 televizoare să le-ai frat, nu mai știi ce ai făcut tu? Vreau să-mi cumpăr pe ăsta, că fiam, o să ți-l pun la
Alisa în cameră, vreau să-i fac cadou de Valentine's Day. De Valentine's Day să-i cumperi lui Alisa așa ceva? Să-i cumperi lui Alisa, să-i cumperi Marei, dar esele. Ambele am le fiantele, o să-i cumpăr asta lui Alice și lui Mara, eu să-l cumpăr pe ăsta și-l cumpăr lui Mara. Da, și tu știi măcar unde stă ea, că ea nici măcar nu ți-a spus unde stă, ți-a spus cumva sau nu știu eu? Nu mi-a zis. Păi dar n-ai fost niciodată la ea, pe asta exact, și tu cum îi dai ăsta, că crezi să se poate ia căra cu astea? Păi da, fiantele, o să vine la mine și o să mă duc la acasă și o să-i fac asta lui Mara și lui Alice, o să ia televizorul ăsta, că-i foarte fraieră. Da, tot e bine, dar să le, păi hai, ia-le de aici, dar să le ia-le și plătești totul, nu e așa mai bine? Eu mă duc să mă duc și la toaletă, cam și eu așa, dar să le duc pe plătește că mă duc la toaletă. Mă, frate, o să chiar plătește. Mamă, cât de prost e, mamă. Deci m-am scuzat, dar să le, frate. Uitați-vă cât de prost. El se dă ca și cum că e tatăl string, nu știu ce film e de el, frate. Da, uite, de i-am scăpat de el. Nu mai cumpăr practic le cumpăreri ca fraierul, i-am zis să le ia și vă că le cumpăreri. Acum mă duc și la toaletă. Unde mai eram? În partea asta sau în partea asta? Uite, în partea asta. Mă duc și aici, stau liniștit, frate. Aolo, cât de bine m-au deja, dar să le, e prea stresant, adică pe bune, nu înțeleg care e faza cu el, dar e foarte, foarte stresant. Hai să trag acum, gata. În sfârșit am terminat, ies aici frumos și dar să unde s-a dus ăsta? Bă, unde e ăsta? Dar să el, dar să el, mă auzi? Bă, mă, unde e ăsta? O fi tot acolo în partea aia, mă, frate, că deja vedem, dar e bine că am stat acolo, mi-am făcut toate treburile alea, ia că facem pe aici parcurs frumos, mergem prin partea asta, trecem prin partea asta, mă, ce facem, mă, dar să el ăsta? Dar să el ce fac? Mă, ce? Dar să el ești nesimțit? Tu, da, ești nesimțit, pe bune? Ce, dar să el, bă, vlătu, bă, da, bă, vlătu, s-a dat, ce conția, bă, vlătu, ești mult, bă, bă, dar tu mă spune, bă, nesimțitule, ia te tu acasă să-ți faci tu temele, băi, 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 cum adică, tată, vorbești prea urât, adică, bă, bune, ce zic, stai, stai, stai puțin cu tată, mă, ce, bă, stai puțin, nu, bă, eu chiar, bă, ce, bă, cum am trezut, mă, trezut, bă, ce se întâmplă, bă, nu pot să cred, ăsta iar e un vis, deci m-am trezit din nou un vis, mă, frate, nu știu care e faza, ce se întâmplă aici, dar din nou sunt vrăduț, uitați-vă la mine, eu sunt vrăduț, a, păi și bine acum, că dacă tatăl e cum ar veni Cornelie în partea aia, eu pot să mă duc acum frumos să mă joc pe calculator, stau foarte liniștit și nu mi se mai întâmplă absolut nimic. Mamă, ce bine, frate, dacă tot sunt într-un vis aici cu vrăduț, cu astea mă pus la calculator, mă, stau foarte frumos aici, Bă, Vlăduț, ce faci, bă, Vlăduț, mamă, bă, Vlăduț, îmi place casa ta. Mă, ce cauți aici, mă, Darusele? Și eu ce caut aici, ți-am zis, Darusele? Bă, dar tu cum faci toate treburile astea, că nu înțeleg, Darusele, e în vis sau ce e, că nu înțeleg. Bă, Vlăduț, dar tu, de ce ai făcea lui prietenul meu, bă, Vlăduț, ești bine? Cum adică, Vlăduț, cum prietenul tău? Mă, Darusele, cum adică, nu știi cine sunt? Bă, Vlăduț, ești bine, ia zi, ești bine, Vlăduț? Da, da, sunt bine, Vlăduț, sunt bine, sunt foarte bine. Bă, dar să le zic, pe bune, cum faci toate treburile astea? Ce mi-ai învățat de la vrăjitoare? Adică, pe bune, că ești prea nesimțit, cum poți să faci toate treburile astea, mă, Darusele, mă, dar să le, bă, tu, nu mai face, bă, prost, adică, pe bune, gata, m-am săturat, Darusele, cum faci toate treburile astea? Spune și mie. Mami! Acum tatăl meu de Rafael, nubu! Mă, ce, doamne, n-am înțeles absolut nimic. Bă, ăsta e un vis sau ce? Că nu mă înțeleg ce să mai întâmple. Chiar trebuie să mă mut din orașul ăsta să nu mai stau cu ei, că deja vedeți că cred că am înnebunii, mă, frate. Ce suntem? Dar cum e asta? Mă pun și în patul, că practic acum sunt vlătut, mă pun în patul tatălui meu aici, stau frumos cu mâinile pe spate, așa foarte frumos, dorm aici, niciun stres. Dacă el nu e acasă, eu stau cu cum ar veni când pisica nu e acasă și are ce joacă pe masă, foarte frumos. Ne ducem aici, stăm. Aolo, bă, frate, cred că chiar mi-e somn. Mamă, ce se întâmplă, aolo. Mă, ce? Tată? Bă, da, tu ce casă în patul meu, băi, nesimțitule? Păi, dar nu mai vine acasă și am zis să mă pun aici că îmi e confortabil. A, bine, hai, bine, bă, fiată, ia-ți tu în camera ta și hai să ne culcăm, băi, ești foarte ciudat. Bine, da, foarte ciudat, tot ce sunt foarte ciudat, adică, bă, bune, uitați-vă la el, dacă mă duc înapoi, adică, în toată situația este foarte ciudată, mă, nu înțeleg, eu am nebunit sau ce s-a întâmplat, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că nu înțeleg care e faza, adică, bă, bune, mă duc acum în cameră, mă pun și ia, mă, că pun și la, ce să mă culc, virajos, exact, aici la pian să mai cânt sau astea, că mă duc și la un concurs de pian, dacă tot am pianul ăsta, mă pun aici, uite, când dansez, aici cum cânt foarte frumos, pam, 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 cât de tare, mă, frate, e bine că nu vine tatăl meu, că nu se trezește, că e ăsta așa mai încet, e foarte, foarte bine, ne punem aici, mă, să vedem ce se mai întâmplă, toate chestiile astea, ia, mă, gata, că nu mai vreau să mai pun, acum mă duc direct la somn foarte frumos, tată, ce faci aici? Vlăduș, ce faci, Rafael? Ia ce faci, bă, Rafael, ești bine? Mă, spune-mi, cum faci trebuie asta, că eu nu mai înțeleg, e vin sau ce e ăsta, ce vrăjitorii mai faci, că nu te înțeleg. Când
bine, ia vino tu cu mine că vreau să arăt eu ceva. Da, du-te acolo, așa, așa, rămâi acolo. Păi, da, ce mai vrei, dar să zici, cam să zici, cam fraier. Bă, fii antenă, Vladuț, fii antenă, te uiți, fii antenă. Așa, wow, dar să le mamă, dar să le... Dar zi, păpune, cum faci tribune astea, că nu te înțeleg. Stai, bunci. Ah, wow, pe bune, adică și mă teleportez aici, mă, care-i faza, mă, că nu înțeleg ce tot întâmplă, mă, frate, mă, dar să revin prima, pe bune, care-i faza, adică, pe... Na, mă, hai că mă pun, mă, stai, mă, că mă zic ca și cum sunt Victor, eu nu mai înțeleg nimic, deja, uite, mă plin cu bicicleta pe aici, am furat bicicleta asta, mă duc cu ea pe aici, pe stradă, niciun stres, mă duc pe aici, tatăl meu nu se află pe aici, practic, Cornel, parcă-l chemă, nu știu care-i faza, mă, da, pe... Da, tu ce cauți, băi, noapte, frate, bă, Vlăzușule, mai ia, mai repede, hai, mă rădă-l! Bine, gata, uite, mai repede, așa, mult mai repede, foarte, foarte, îți place, Cornele, îți place, e mișto? Nu! Ok, eu chiar nu înțeleg, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că eu chiar nu pot să pricep ce se întâmplă astăzi, nu înțeleg care e asta, mă pun la pian, dar pianul tatălui meu nu merge, bă, frate, adică, bă, bun, e cam fraiere, așa de fel, mă duc aici. Da? Bă, copile, dar tu ce vrei să faci, bă? Ia zi! Ce vreau să fac? Voiam să te caut pe tine, că voiam să-mi zic că ai un pian foarte prost și nu mai merge la ce faci ai. Ok. Ah, wow, pe bune. Acum știi ce se poate întâmpla? Adică, pe bune, tată, trezește-te odată, ridică-te din... Aolo, bă, frate, nu înțeleg, mă, dar cred că ar trebui... Mă, gata, sunt cu minte, gata, mă duc, dorm jos, ok? Ei, dorm jos, să nu te deranjez, bine? Ok, hai, pa! Ok, gata, ok, mamă, bă, frate, acum mă duc, mă ce, ok, sper să nu mă vadă, gata, hai că nu mă văd, ok, no, da, ok, tată, da, noi n-avem o baie mai mare, unde mă spăl și eu, că am văzut că acolo nu e, e doar toaleta. Vino, fii antenă, vino aici și ce se întâmplă aici, ia? Uite, fii antenă, vino frumos, uite aici, bă, copile, bă, Cornel, ia-te de aici, așa, vino. Mă, stai puțin, mă, erai tu Cornel? Nu, eu sunt Cornel și cele Cornele, hai, mai repede, hai. Ah, Cornel și Cornele, am înțeles, păi și acum, mă, ce facem aici, bă, unde mă duci, bă, dar, zi-mi pe bune, bă, dar să le, cum faci toate treburile astea, când zic că știu că ești tu, cum faci toate treburile astea, adică, pe bune, zi-mi și mie. Mă, măcar așa, vino frumos, vino. Mă bași pe mine în seama să ai nesimțit, adică, pe bune. A, se întâlnă la fel, vino, Vlăduțu-te. Deci așa o să faci tu, baie. Da, da. Ca le plouat. Da, wow, dar să le, mamă, cât amuzant ești, pe bune. Bă, fiantă-nă, băi, copilor, fiantă-nă, vă rog să ați like, subscribe. Și zic că așa și ce mă, că așa, lași, fiantă-nă. Vă rog să dați like, subscribe, dacă știți că Rafael este cel mai bun. Și nu vă staviți un tată, să-i ca Rafael ăsta, ca Cornelul Vlăduț. În acest episod, Vlăduț împreună cu tatăl său strict Cornel au venit la Vați Ascunselea. Ei bine, dacă vă place această serie cu tatăl strict, care este foarte ciudat, după cum îl puteți vedea aici, uitați să puțin ce față are, dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să continuăm această serie. Ei bine, noi hai să trecem la... videoclip. Bă, Vlăduț, iată, te-am adus la Vați Ascunselea, fii antenă. Bine, îmi plăcea să mă joc cu asta cu mama ta când eram copii mici, cu prietenii mei, cu dragi, fii antenă. Stai puțin, tată Cornel, cum adică tu te cunoști cu mama mea de când erați copii mici? Da, pe fii antenă. Și stai puțin, m-ai adus la Vați Ascunselea, ne jucăm Vați Ascunselea, tată, cum ai făcut așa ceva? Cum ai adus pe mine aici? Am pro player. Aba, hai să mai să jucăm. Ce ești tu, tată? Doamne, tată, te comporți ca un copil, adică cine e copilul? Eu sunt sau tu ești copilul? Cine e copilul? Așa și ce aici? O, tată, și eu mă ascund, mamă, tată, cât de tare, cât de frumos, mamă, frate, uitați-vă aici, cât de frumos, cât de genial e. Ia unde să putem și noi să ne ascundem. Practic, dacă suntem în seria cu Vladu și cu tatăl strict, practic este prima oară când venim noi aici. Ia mă, să vedem dacă putem să facem și ne jump-ul ăsta foarte frumos aici și să vedem dacă tatăl nostru ne va găsi sau nu. Ei bine, bă, tată, ce faci? Tată, unde ești? Tată, mă găsești, mă cauți? Ce faci, tată? Bă, da. Eu mai am câteva secunde și vin să te caut. Da, până atunci. Bă, eu până atunci o să mănânc tortul ăsta. Mănânci tort, tată, stai puțin și mie nu-mi dai tort. Ah, tată, m-am ascuns în cel mai genial loc, am găsit cel mai genial loc, tata, nu o să mă găsești absolut deloc. Vlătul s-a ascuns, tata, n-ai cum să mă găsești atâta, zic. Ok, deci fii antenă, pe mine mă cheamă Corneluț, care este problema? Tata ta Cornela, tatăl tău Cornela, așa, doamne, ce? Doamne, tata, te comporți ca un copil, mai rău decât un copil, tată, că cum, tata, îmi vine, adică, trebuie să te cert eu pe tine sau tu mă ceri pe mine, tată, sunt, doamne, tată, tu singur ești tatăl meu sau tu ești copilul și eu sunt tatăl? Deci,
bă, Vlăduț, după asta vreau ca tu să-ți faci temele, ok? Ok? Da, ai înțeles? Da, da, teme, ce teme? Că n-am fost niciodată la școală, tata, cum adică? Unde mi-a fost, bă, Vlăduț? Că nu mi-a zis că te spar, bă! Bă, s-a dus și care, ai înțeles? Da, am înțeles, 100% te înțeleg, tata, că la cum vorbești ai numai prune din alea în gură, nu înțeleg, mănânci, prune, vișine, ce mănânci tu, dai, nu te auzi cum trebuie. Bă, nu contează, Vlăduț, dar eu să-i găsesc. Vlăduț, da, n-o să mă găsești, Vlăduț, Cornel, ce faci, tată, unde ești, tată, ce cauți pe acolo, pe unde s-ar tu, că nu te văd. Bă, dacă cum adică, bă, bă, hec, bă. Tată, sunt într-un loc ascuns, gen, am intrat printr-un perete ceva. E bune? Da, tată, nu sunt pe unde sărai tu, că eu te văd pe tine, sunt în apropiere, îți dau un hint, tu dacă sărai acolo eram undeva prin dreapta ta. Da, tu ești taci din gură. Da, pe așa e, nu? Da, taci din gură. Ok, tac din gură, aici stau 230 de secunde, mai am și o să nu o să mă găsești absolut rău. Bă, tată, ce vă spun, ești mai rău decât te-ai amici. Adică tu te dădeai mare jucător de față, spus, că te-ai jucat cu mama când erai copii mici, că te-ai jucat cu toți prietenii tăi, că te-ai jucat cu toată lumea și tu nu știi să mă găsești, nu? Da. Păi da, ești cel mai bun jucător, ce să mai? Da, bă, dar acum tac din gură, înțeles? Păi da, tac din gură, tată, dar tu nu vorbești și tu așa, ce facem aici? Lăsăm liniște de plină. Păi dacă las liniște de plină, n-ai cum să mă găsești niciodată. Asta la Malecu, tac din gură. Da, ce înseamnă? Ce vorbești acolo? Ce limbi mai cunoști tu? De unde știi tata atâtea limbi? Am învățat eu, frate, că bă, eu sunt mai mare ca tine, înțeles, copile? Da, ești mai mare, câți ani ai tu, tată? 7000 de ani? Da. Ok, tată, foarte clasic, dar tată, tu unde te-ai dus acum, că nu te mai văd, eu stau acolo, stau liniștit, tu nu mai vii, ce tu mai faci? Eu încerc să te caut, tu ce faci? Eu ce să fac, eu stau aici să mă găsești, că ești cam fraier, tată, tu nu știi prea nimic, practic. Gata, scuze, tată, ia mă, și tată, ce faci? Ia, pe unde te duci, mă, tată, tu acolo, că nu te văd, ce tu faci acolo, unde vrei să sar tu? Nu este o treabă tău. Tată, ce vorbești acolo? Nu, am primit un arc, tată, tu știi ce e la un arc? Uite, dacă ies așa și ne uităm în partea asta, tată, nu o să... Ce faci, tată, acolo? Unde vrei încerci tu tot să sar? Că nu te înțeleg, adică vrei să sar pe... Tată? Ce? Unde ești? Unde te-ai dus, tată? Tată, unde ești? Tată, te caut, tată. Tată, unde ești? Tată, unde te-ai dus, tată? Nu știu. Eu, tată, nu știu, sunt pe undeva ascuns, m-am ascuns undeva într-un loc super tare. Tu unde ești? Eu te caut. Păi da, mă caut, ți-am zis un indiciu acolo mai devreme, tată, dar tu nu mai știi indiciu? Nu. Păi da, ți-am zis că sunt undeva pe deasupra. Ok, nu-mi pasă. Nu-ți pasă, tată, te cumpăr mai rău decât te-ai amici. Păi tu ești, tată, sau ce mai ești, tată, aici? Deci, tatăl stric sau ce mai ești tu? Că nu te înțeleg, parcă până acum erai rău cu mine, acum ce mai? Ai dat în copilărie de când ai venit aici la vață ascuns, le ești copil, nu? Bă, fii antenă, Vlăduț, dă-mi 3 secunde, 3, 2, 1! Mamă, bă, ce-mi place jocul ăsta foarte mult, mi-am amintește de nu mai știu. Da, ți-amintește de nu mai știi, tată, ești foarte slab, ce să zic? Mă, că acum trebuie să mă pun eu să te ascund, să te caut, că tu nu știi, tată, să te joci, măcar așa, dacă te ascunzi, poate să știi și tu ceva să faci, adică pe bune, tată, adică măcar asta, dar pune-te și tu acolo ca seeker sau ca hider, ca Dora, să te ascunzi așa foarte frumos și acum eu stau aici și te aștept, tată, ce să mai dacă, dacă nici... Tată? Tată, tu ești cântăresc cumva? Dar să-i pisim, tată, că eu nu știu ce lucrezi tu. Tu ce lucrezi? Da, fiule, vreau să zic că eu repar mașini, ok? Repar mașini și cu tatu ăsta nu faci nimic? Că v-am văzut că ai o voce foarte tare, tată. Nu te apuci tu de cântat de ceva? Da, am înțeles, ok, tată. Bă, ce să mai zic, tată, că atâta nu mai am nimic de zis. Te aștept, dar dacă nici acum nu te ascund, nu o să știi, tată, nu știu, mie cam așa că nu prea te descurci, tu am văzut, nu știi să sare acolo, eu dacă rămâneam acolo, tu nu mă găseai, tată. Bă, tași, bă, din gură, fii antenă, dacă tu acum mă găsești, o să-ți iau calculatorul, bă, și fără Fortnite, fără Brawl Stars, fără Roblox, fără nimic, ai înțeles? Cum adică, tată, cum adică, adică ce, tu mi-ai calculatorul, dacă te găsești, pe ce înseamnă asta, tată, adică, păi ai zis să ne jucăm aici, nu ne jucăm, asta nu e joacă, sau ce e aici, că nu te înțeleg, tată, cum adică să mi-ai calculatorul dacă te găsesc? Nu-mi pasă, ai înțeles? Hai! Tata, că tu ești de ăsta, tată, mamă, gata, acum mi-e frică de tine, adică tu ești, zic, cum se mai numește, mă, tată, tu ești de ăsta, mă, cum se mai numește, mă, ești ofticat tu așa de fel, nu? Bă, tași, gură! Ok, păi da, eu știu unde te-ai ascuns tu, adică, pa bune, dacă vine partea asta, fii atent, cam așa presimțire, că te-ai ascuns tu pe undeva pe aici, am o presimțire așa, că știi tu, că tu ești așa, tată, tu, ți-e place să copiezi lumea, știi unde te-ai ascuns tu, deci fii atent, tata, acum vin după tine, gata, am venit după tine, unde ești, unde? Nu ești aici, interesant cum nu ești aici. Ce zici, mă, ce zici? Bă, tata, tu faci cam urât, adică așa face un tata,
tu mi se pare, da, tu când vii aici la fața cu frata ta, uiți de toate problemele și acum ești de asta, sau ce ești tu acum? E, nu contează, ce fraier ești, iau-te, ce soară te că ai căzut, bă, unde ești acum? Păi eu, unde să fiu? Eu sunt pe undeva pe aici, dar nu știu unde sunt, unde ești? Eu te-am pierdut! Băi, da, cum adică m-ai pierdut tu, că eu te calc pe tine, cum adică? Da, până mă cauți tu, eu să dorm. Da. Da, ok, deci tată, practic, tată, strict, s-a luat. Hai bă, că tată ăsta strict, ăsta nu mai e niciun tact strict. Adică uitați-vă cum să joacă, okay, adică dacă ăsta e tată strict, scrieți-mi acolo, că pe bune, ăsta nu e niciun... Bă, copile, dai-mi vor și gata, mai înțeles? Că da, bă, fii antre, dacă pierzi runda asta, tu nu mai ai voie să joci cu prietenul tău ăla, Gheorghe, 10 ani, ok? Nu mai ai voie să mai joc cu Gheorghe 10 ani? Cum adică dacă pierzi runda asta? A, te găsesc, mă, tată, stai tu liniște, pe stai puțin. Păi, da, deci tu, și dacă te găsești, dacă nu te găsesc, tot mi se întâmplă ceva rău, pe de ce? Păi fii atent, că așa mi-a spus acum, gata, hai! Hai, schimbirino, top, 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 yes, 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 stai, unde te-ai ascuns? Adică, pe bună, dă-mi și mie așa un indice, că mai sunt 160 de secunde, adică, oricum, eu dacă practic după tine, că tu ești așa, eu, și dacă găștig și dacă nu te găsesc, tot rău mie. Eu văd ceva negru. Băi, da, negru e cam peste tot pe aici, dacă stau să mă uit așa din jur împrejur, adică toți pereții prin părțile alea sunt negre, adică ce... Ce-ar putea să fie altceva, că nu te gândi, adică m-am dus prin toate locurile și nu știu unde ești, nu te-ai ascuns. Am fi întâlnit, eu sunt unde ceva negru, da, aaa, ia fi atent, că știi eu unde te-ai ascuns, mă, tată, că cam slab așa de film, nu știi, mă, bă, ce trebuie să recurăți, că tu chiar nu știi să te gești față ascunsă, adică ești cam slab așa. Bă, taci, față, știi, mă, bă, Maricica, copilul nu trăiesc când m-a făcut fraier, deci fii antenă, eu zic să-l pedepsim Maricico. Am înțeles, tata, așa, stai, așa cheam pe mama Maricica? Da! Păi da, dar tu unde te-ai scus, mă, că nu te găsesc, adică te-ai încotat peste tot, nicăieri nu ești, adică pe bune, unde ești, ce folosești tu, tu unde te-ai ascuns, că gen pe bune, nu înțeleg, te-am căutat prin absolut orice loc și nu ești nicăieri. Bă, ești prost? Păi, dar unde ești? Bă, deci te-ai trecut pe lângă mine de 6 ori, ha, ce-mi place jocul ăsta, pe mine mă cheamă Cornel, care este Nela, Cornel, cel mai dordel. Da, ok. Bă, tata, mai sunt 30 de secunde, am pe bune, spune-mi unde ești, că nu te găsesc, adică nu e frumos așa, adică ce tot faci? Ehe, bă, dar tu unde ești, frate? Ai trebuit plângă mine 7 ori, ha, bă, tata, caută-mă, e nene! Sunt pe undeva pe jos, tata, adică nu mai... Aolo, mamă, nu cred că mai pot să mai ajung, tata, sunt undeva, văd negru, tu ce zici că vezi? Ce vezi, negru, ce vezi tu pe acolo? Eu sunt lângă mei, am căzut! Pentru asta tu nu mai voi să joci pe calculator 10 ani! Hai, da! Cum adică 10 ani? Păi o să fiu... Hai, mă, tată, da, pe bune, trebuia să plecăm de acolo de la fața ascunsele, să vinim acum din nou acasă, că vreau și eu, era rândul meu să mă ascund și eu, adică, pe bune, mă, nu mai puteam să ne mai mișcăm măcar o rândă, ce te-ai supărat așa? Bă, copile, da, tu îți permis să comentezi la mine? Bă, după ce că ți-am zis, frate, mă, sunt foarte nervos, frate, după ce că ți-am zis să nu mă cauți, să nu mă prins, de ce mi-ai prins azi? Cum adică, de ce te-am prins, tată? Vorbește tu ca lumea, în primul rând te blubi așa de mult pentru că n-ai dreptate, tu nu vezi, ești ofticat, tată, ăsta e adevărul, tu ești ofticat. Pentru asta că m-ai supărat, eu nu te mai las 10 ani pe calculator, ok? Așa, nu-i mergi niciodată asta, așa, și de ce să nu mai joc? Ce are treaba? Adică dacă ne-am jucat acolo, nu ai zis să venim să mergem să ne jucăm. Gata, da, și hai că m-ai nervat, hai, pa! Da, ce? Deci, între, tu nu mai avei pe calculator și tu nu mai avei, ok? Tu nu mai avei să zic, ok? Da, că bine, gata, nu te bine, gata, lasă-mă, deja nu te mai înțeleg, gata, hai că mai supărat, gata, lasă-mă, bă, frate, ce să mă înțeleg, mă, cu tatăl ăsta, adică, bă, mă, ce tot țipe așa, mamă, și ce dă mine că fac LG, că fac toate chestiile astea, mă, frate, deja nu se mai poate, adică, bă, bune, mi se pare foarte enervant. Haolo, bă, acum ce să mai și fac, bă, uitați-vă puțin, că mi-a spart și geamul aici, am caramat geamul așa și cred că și sus acolo la calculator, dar mi-a zis că nu mai am voie, 10 ani la calculator, ce mă fac acum că nu mai am voie, dar lasă că vede, lasă că mă duc eu tip acolo, dar în fine, hai să mă pun și eu acum, mă duc eu noaptea acolo, acum vreau să mă pun și eu, să mai exersez la pianul ăsta, să mai cânt, că altceva n-am ce să mai fac, deja m-a enervat super, adică pe bune, am vrut și eu să fac ceva, măcar exersez și eu aici la pian, măcar asta să fac și eu, pentru că mie chiar îmi place pianul, chiar vreau să devin mare, să fiu pianist, să fac asta cu toate. Da,
băi, bă, vreau să iartă, bă, dar o secundă nu poți să te potolești, frate. O secundă, bă, dar termin-o. Acum și cu pianul ăsta, frate. Bă, lasă-mă să mă lisesc, ok? N-avem pe pian, n-avem pe televizor. Ce, nu te înțeleg, cum ar, de ce ai venit atât la mine? Pentru că te joci la pian. Eu nu am ce la pian, eu exersez la pian. Asta nu e o joacă, asta cu asta pot să devin pianist. Să fac bani din asta. Nu pasă, nu, este doar o prostie, ok, fiantină? Ei, nu-mi pasă, tu nu mai vei la pian și tu nu-i vei sus la pictura asta, ok? Tu nu-i vei sus la pictura asta. Tu doar stai în pat și o să dormi că ești pe ei sus, ai înțeles? Da, tata, da, uite ce mi-ai făcut, mi-ai spart geamul, mă las așa să stau aici în frig, adică pe bune. Da, și poate și pentru asta, uite, pentru asta să fac așa. Da, bine, bravo, ai mai mulți bani de dat, tata, uite, ai gândit-o foarte mult, în fine, bine, hai, gata, lasă-mă, nu mai am voie să mai fac nimic, frate, în casa asta, deja nu se mai poate, adică pe bune, ce să mai fac și eu, mă pun și eu aici să dorm, mă liniștesc, vedem la noapte, poate la noapte, mă pun aici să dorm pe zi, pentru că la noapte vreau să mă joc la calculator, când tatăl meu o să doarmă și eu o să pot să mă joc la calculator, că altfel nu pot să mă joc, mă, dar cine poate, mă, poate, mă, e cineva la ușă, a, nu e nimeni, dar nu înțeleg ce sau de soneria aia, în fine, să-i dorat tatăl meu de acolo, mamă, deja s-a făcut și noapte, mamă, mă pun puțin în pat, mă pun puțin în pat, așa ca și cu, să mă liniștesc și eu puțin aici, că deja nu se mai poate, frate, deja a fost o zi grea, sincer, și deja mă enervează, sincer, dar gata, hai să mergem acum, vreau să mă duc eu frumos la calculator, să uităm dacă putem să intrăm, deci mergem așa, ușor, mamă, și fiți atenți că tatăl meu a făcut și a pus ușa la loc, nu te crezi, s-ar putea să audă ușa, pentru că era ușile, știți cum era, ușa mai în față, ușa mai în spate și puteam să intru printre alea, mă, frate, ce mă fac acum, sper să n-audă ușa asta, că dacă aude, e cam n-aș pierse. Da, tată? Tu ce faci așa, băi, nesimțutele? Stai puțin, tată, nu, s-a auzit soneria și nu era nimeni, mă gândeam că mi-era frică. Ok. Da, ok. Haolo, frate, nu știu ce să o mai fac. Poate o fi adormit acum, cel puțin. Ia să mă duc acum repede pe calculator să mă joc și eu, frate. Da, am și eu chef să mă joc pe calculator, că nu mă mai ești de mult. Hai să mergem încet aici, tip, să nu ne audă, să vedem în partea asta, să vedem. Mamă, deci chiar doamne, cum a căzut porcul ăsta de acolo tine mântru? Ce se întâmplă? Bă, frate, ok, deci e bine că porcul ăsta aici ca și cum porcul a deschis ușa, mi-a început acolo la calculator, gata, mă, frate, pot să mă joc și pe calculator să mă joc la asta. Da, uite, să puțin, mă, frate, geamul ăsta și-a rămas aici. Bă, porchi, dar tu ce faci așa, porchi? Mi-ai deschis ușa? Hai, porchi, pleacă, bine, bă, porchi, mamă, sunt foarte obosit. Mamă, tatăl meu, să faci și de-astea, faci, doamne, faci și pârțuri și de-astea, nu mai vine să mai fac nimic. Bă, cred că vine, stai să mă ascund. Bă, de ce cred că l-am auzit? Mamă, stai că stau aici ascund, sper să nu mă vadă. Mi s-a părut mie? Cred că mi s-a părut. Hai că mă pun și eu de la calculator să mă liniștit aici, să intră. Hai că și eu te iubesc, porchi, dar cred că de Crăciun te tai. Ce faci, mă, la vorbește cu porcul, ce faci aici? Uitați, cine e aici, bă? A, nu-i nimeni, credeam eu, bă. Ia să vă cât e ora, ia să-mi spune cea. Bă, iora două, bă, ia fi antena, dacă tu dormi în prostul ăla de film, ia să mă joc eu Fortnite, de full box, 200, easy, bă, ce-mi place jocul ăsta, porchi, bă, porchi, dar ce faci, bă, porchi, e bine? Mamă, ce-mi place setup-ul ăsta, e foarte bun, ia, să nu ceap, eu sunt tatăl lui Vladus, sunt Cornel, ce faci, fi antena, eu n-am pedesit, bă, pe, ce porchi, acolo, ce aici? Dar nu-i nimic, asta e, i-a închid live-ul și mă pune aici, ce-i aici, nu-i nimic aici, ce-i aici, nu, bă, porchi, ce faci, ce porchi, e cineva aici, ia, arată-l aici, unde-i aici, unde că nu-i, porchi, unde-i, bă, porchi, îmi pare rău, jap, îmi iau, slăbește, tai, haia, mamă, ce frică mi-e aici, mă, să plece mai repede, odată că nu pot să mai stau nimic, nu mai pot să mai fac, ia, gata, domnule. Bă, da, gata, a plecat, mamă, ce bine că a plecat, bine că nu m-a văzut, m-a ascuns aici sub masă, mă, frate, bine că nu m-a văzut, mă, frate, că mă dădea de gol porchi, mă, frate, bine că și la, nu mai e porchi aici, e bine, frate, bine, s-a pus la somn, gata, pot să mă pun și eu liniștit, acum, s-a mă, pe mă, deci s-a făcut și zi, frate, what the, doamne, s-a făcut și zi, hai că mă joc acum pe calculator foarte frumos, ia, mă, să mă ieșe pe la niște videoclipuri din astea. Uite cum e, bă, cum e videoclipul ăsta cu cățelul ăsta și cu porcul, mamă, cât de tare e videoclipul ăsta. Doamne, nu vreau să cred așa ceva. Bă,
Bă, copile! Dar tu ce faci aici? Ai unde? Ești și frate! Tată, voiam să mă uită aici dacă ai făcut geamul, dacă s-a reparat geamul. Bă, copile, fii antenă! Pe mine să nu mă mișc că eu știu ce ai făcut. Mi-a zis mie porchi. Ce e porchi? E, uite, porcul ăsta e porchi. Păi a apărut acum, uite, așa e și nu-i te place. Nu-i te place că te-a făcut. Mă duc repede la mine în cameră. Acum am apulat somn, doamne, aolo, ce zi am avut, ce zi obositoare. Și ce nașpa, că n-am putut să mă joc și eu față ascunsele așa cum ar fi trebuit, frate. Ce somn am e. Ce voiam și să mă odihnesc. Bă, taci, nu fii atât, acum azi 10 flotări, hai, flotări. Hai, acum eu. În sfârșit este zi afară, frate. Deja asta a făcut și zi, mama, nu mai pot. Aul, mama. Trebuie să încep și o zi foarte frumos. Să mă pregătesc aici, să mai fac niște lecții de pian, ca să mă perfecționez și eu în pianul acesta. Ia mă, frate, să cânt aici foarte frumos. Pentru că vreau și eu să mă perfecționez, să fac ceva cu pianul ăsta, să ajung un pianist de renume, să fiu cel mai bun pianist din lume. Ca chiar asta îmi doresc, mă, frate. Mă, ce pe bune, bă! Bă, taci, nu fii antenă! Pentru asta că am enervat, eu vreau să alerg! Hai, îți dau 3 secunde să văd ea! Uite, nici nu te înțeleg, tată, nu știi să vorbești, tată, în primul rând. Tu mi-ai luat ăsta pianul și ce facem acum? Bă, eu îți dau 3 secunde să văd, joaca tu să... 3 secunde să fug, dar de ce să fug? Pentru că m-ai enervat, hai! 1... 2... Cum adică pe geam? Tată, adică cum pe geam? Ce e aici pe geam? Am pe unde să sar, că nu pot să sar pe acolo. Uite-te și tu că n-am pe unde să sar. Uite-mă că nu mă enervează. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu cred că a fost o idee prea bună. Trebuie să fug din casă. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu. Trebuie să fug. Gata, că s-ar face să duc. Mamă, frate, nu înțeleg ce se întâmplă aici, mă, frate. Dar vreau să scap de tatăl ăsta. Nu vreau un așa tată, strig, mă, tată. Gata, tată, lasă-mă, tată, pleacă. Tată, lasă-mă, nu mă alerga. Tată, lasă-mă în pace. Tată, ce ți-am făcut, tată? Stai puțin, stop. Tată, dar ce ți-am... Dar de ce? Nu te oprești, ce nu mai... Tată, dar ce ți-am făcut? Spune-mi, ce ți-am făcut, tată? Spune-mi, ce ți-am făcut, tată? Stop. Ce ți-am făcut? Păi fii antenă, dacă tot alerg, eu vreau să te alerg într-un mic de lahi bloc. Hai, fugă, 3, 2, 1 și... Doamne, tată, că nu te mai înțeleg, nu mai înțeleg nimic din viața asta, nu mai, că vreau să scap de tine, tată, nu te mai... Știi ceva? O să-mi spun mamei mele că ești foarte rău și să te pedepsească, ok? Vreau să te dea afară din casă, bine? Ok. Bă, tată, ce se întâmplă aici? Unde am ajuns? Unde am ajuns, tată? Ce se întâmplă aici? Copile, îmi pare rău, a fost un tată prea bun pentru tine, dar acum o să mor. A, foarte bine, mie chiar îmi place, adică nu mie îmi convine, ce să mă, aia mă că te ajut eu, vine că te ajut eu, aia mă, du-te, te ajut, acolo, să te închid aici, să rămâi aici, gata. Tată, dar ce trebuie să facem aici, că nu te înțeleg, spune și mie că ce e asta, ce e aici, dacă doctor asta, ce se întâmplă aici, ce... A,
Bubuie, 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 ce e asta? Ok, eu mă duc în partea mea, știi ceva? Că partea mea e partea mea bună. Uite cât de parte, parte frumoasă. Mamă, ce, ce perla asta albastră? Interesantă, dar nu mă duc. Hei, hei, bă, ce... Ok, cam ciudat, trebuie să dau ăsta jos. Gata, gata, am scăpat de el. Mă, tatu, dar ce e ăsta? Poți să-mi spui și mie? Nu știu, bă, Corneli, Vlăduț. Aaaa, Skeleton, Skeleton, așa. Tata, ce-mi place aici? Avem... Ok, ok, tocmai ce voiam să zic aici îmi place foarte mult pentru că eu am niște bomboane, niște acadele, dar deja nu le mai am pentru că am sunt super, că m-am omorât tăiai tăi. Ia uite, mi-am luat câine să-l bumbă tine, dacă mă super, tata, dacă mă mai super, ia uite ce se întâmplă, câinele ăsta e de partea mea, tu, tata, nu o să mai... Ia acadele! Ce faier ești! Bă, tată, ce faci acolo? Bă, tată, deschide de acolo, tată, da, fii atent, tată, nu mai, dar lasă, bă, tată, da, văd că e un final acolo, nu trebuie să așteptăm finalul ăla ca să ne batem la final, să scot tot ce ai tu din cap, că ești un enervant, faci prea rău, ești prea rău. Bine, pa! Da, ce să mai zic, adică, bă, uite, Skeleton ești, mamă, trebuie să fug. Ia uși, tată, ce faci acolo? Râs de mine, dar lasă. Cine râde la urmă râde mai bine, știi, zic ala aia, tată, dar ce să știi tu, că tu n-ai făcut școală, adică eu nici n-am făcut școală, dar știu mai multe decât, bă, dar am zis că nu mai facem așa ceva, de ce dai, tată, gata, tată, nu mai, că nu-mi place, că pe bune, ești prea rău, și da, măcar eu am o mamă, că eu pe mama n-am văzut-o niciodată, adică pe bune, și chiar vreau să vorbesc cu ea, că mă super prea rău. Bă, copiii, îmi pare rău să zic, dar tu ești adoptat. Da, și tu ești singur, adică tu cum ar veni, dar ce sunt astea, perlă green, ia, opa, mamă, m-a teleportat și mi-a dat și viață, dar ce mi s-a întâmplat, mă, cât de tare e asta, ok, avem candy ăsta, dar vedem că nu putem să, ok, cred că acum putem sau nu, ok, să nu ne dea nici asta, bă, ce se întâmplă, bă, bravo, bă, fiule, bravo. Da, bravo, da, ești cam enervant, ești, nu, după ce ești enervant, tati, ești și așa plictisitor, ești prea plictisitor, adică, bă, bune, nu înțeleg, adică, bă, bune, să vede că tu ești singur și... Bă, ce-am primit, bă, nu-mi place. Da, tati, ești prea plictisitor, să vede că ești singur și tu că ai vrut să adopți așa un copil și ai făcut-o, de ce mai... Nu mai zic nimic, deja mă... Nu mai nimic de zis, adică, bă, frate, adică, da, nu, e cel mai bun. Elitra! Am Elitra! Mamă, ce-mi place jocul ăsta! Da, ok, deci tatăl meu, uitați-l la tatăl meu cum face, el trage pârțuri, îl face în astea, adică tatăl lumea e mai copil decât mine, să vede, practic, că nu-l vrea nimeni, că e singur și practic adoptat el copil, așa ceva de genul, și asta este rău pentru mine, pentru că eu... De ce putu... Armură de diamant, da, tată, dar de ce faci așa, tată? Tu te comporți mai rău decât un copil, dar tu câți ani ai, tată? Eu cred că am 12 ani, nu știu. 12 ani? Ah, ok, păi da, adică, poate, da, ok, da, dacă ăsta e tată, nu știu, hai, acum, gata, în sfârșit, tată, dar tu ce faci? Ești cam în urmă acolo, nu știu ce faci tu, dar nu prea te văd bine, nu prea știi nimic, eu, diamante acolo, dar n-am ce să fac cu ele, în fine, ia, ce avem și astea aici, dar nici cu asta n-am ce să fac, mă, dar câte chestii îmi dau, mamă, câte, bă, ok, bă, frate, nu înțeleg, adică, pe bune, vreau și o să ajung la final odată și nu mi se întâmplă absolut nimic, nu știu care este faza, dar este o chestie mult mai interesantă, pentru că o să fie ceva super, super enervant, adică, cu tatăl meu, adică, uitați-vă puțin, ai, ele, cel mai fai, adică, eu chiar n-aș vrea să... deci eu chiar n-aș dori la nimeni, ar fi cel mai rău lucru ca să aibă un așa tată cineva, adică, bă, uitați-vă puțin la el, ci ce? Easy, tata, ce face? Că-ți fac ăla cât de fraier ești, tata, nu, acum ai pierdut tot, vezi, bă, ți-am zis cine râde la rău. Bă, frate, dar Elitra e stricată, frate, eu ești de 2 lei. Da, ce să nu știu, cine râde la urmă râde mai bine, vezi tu, dacă nu prea da? Dacă tu nu știi cum să te comporți, uite, eu am o sabie, acum tu nu știi să fii, tata, tu nu știi să te comporți. Că e mai bine tot ce am sincer, dar nu mai contează asta pentru că mă duc din nou aici și sar aici și acum o să-mi dea cele mai șmechere lucruri. Avem aici, bă, porchi foarte frumos, avem aici niște porchi, nu știu ce să fac cu ele. Porchi, la mine, porchi, hai la mine, da, cine crezi că vine la tine, că tu ești, mă, mamă, că-s porchi am aici, bă, dar chiar, ia, mă, dă și mie o sabie din ăsta ceva, ok, deci mi-a dat un pix, e ok și ăsta, mă rog, dar în fine, ia, că arunc pe ăsta, arunc și pe ăsta, nu, bă, dă-te la parte, bă, nu, că nu e ok, gata, și ăsta ce caut aici?
Bă, frate, ok, gata, am scăpat și acum hai să le luăm pe astea, să le luăm și noi aici, să avem ceva, frate, că n-avem absolut nimic și nu știu ce să mă fac. Bă, dar dacă iar îmi dau niște scheleton din ăștia, mă, du-te, mă, dați-l la parte, mă, dă-mă. Armură de diamant, easy, am armură de diamant și tu n-ai. A, nu am, da, am și eu acum, nu? Că nu am, nu? Nu, că ești fraier. Păi de unde știi tu că nu am? Că am și armură de diamant, am de tot, tu n-ai nimic, adică, pe bune, eu o să câștig sutra asta. A, ce, ai tu armură de diamant, ok, dar știi ce am eu? Eu am un, nu zic ce am, am ceva super, super tare, ce tu n-o să ai niciodată și n-ai cum să mă bați, dacă tu n-ai cum, e atâta, zic, ești, nu o să faci nimic, absolut nimic, nu o să te descurci absolut deloc, nu o să reușești nimic în viața asta, tu nu o să reușești absolut nimic, tată. Bă, taci, frate, că dacă nu, ești adoptat, dacă nu taci. Păi ai mai zis o dată asta și ce, ce, what? Mamă, ce dasă de viteză am, cât de tare e. Bă, mamă, câte chestii am aici. No, ok, nu, cred că trebuie să-mi singura, că deja se întâmplă niște chestii, cam n-aș face ceva, ce n-ar trebui să... Se întâmple, am pierdut totul, frate, chiar am pierdut totul, pe bune, la modul cel mai serios. Să vede, uitați-vă, tatăl strict, adică n-am ce să mai fac, am pierdut totul, nu mai am nimic, mai am acum un iron de pic. Și de aici că nu-mi pică nimic, o salamandră, ceva, că să nici nu mai pot să mai ajung aici sus. Păi cam asta a rămas, tată, dar tu nu poți să vii odată de sus și aici, așa, să facem și noi, să ajungem la final, nu? Nu! Nu poți, dar lasă că mă duc eu și o să pot să vii și tu, mă, gata. În primul rând, gata, în sfârșit am ajuns, tată, mai alergat destul, ok, deci, tată, fii atent, mai alergat destul, ai zis că mă alergi, ok, bă, ce fac? Nu, o să mor! Ok, bine, gata, lasă, cine o să moară? Eu o să mor, da? Eu o să mor, lasă, că să vezi tu acum, cine o să moară? Fii atent că vin după tine, dar tu, așa, ai chef de alergat, aha, cine a câștigat, cine a... Bă, dar nu înțelegi, frate, bă, dar tu ai, fii atent, mie minu, știva, fiule, dintr-o să ești pericit, ok, fără gagici, fără calculator și gata, înțeles, hai, lasă-mă în pagie. Cum adică fără calculator? Din nou fără calculator? Cum adică fără calculator? Cum? La ce nu pasă? Ia antenă! Nu mai vreau o rundă? Ok, mai vreau una! Mai vrei o rundă? Ok, bine, mă pun aici și atent, dacă runda asta, deci fii atent, tată, trebuie să începem cât mai repede, speedrun, primul care începe, gata, s-a terminat, ok? Ok, și eu nu pasă, pentru că oricum ești adoptat și cred că te-ai dus. Da, mai, sincer, mai bine nu mi se mai întâmpla așa ceva, sincer, adică dacă să ajung pe mâinile tale care tu ești un tată groaznic, toată lumea știe asta, adică pe bune, n-am nimic în... N-am ce să mai zic, adică pe bune, ce să mai zic altceva decât asta? Să tași din gură. Da, ok, am înțeles, da, wow, ce poți să mai zici și tu, că tu ești mai rău decât un copil, tu crezi că ești mai rău decât un copil de la de 2 ani, tu ești mai rău, uite, și acum, dar ce faci, am zis că frate, nu trebuie să mai dai cu așa ceva, am zis să nu mai dăm cu așa ceva, vrei să vină acolo peste... Așa, bravo, du-te acolo, vezi dacă ești fraier, tată, nu știi nimic, n-ai treabă să... Să vede că e singur, tată, adică, bă, bune, cine ar sta cu un om ca tine, la cum ești tu, adică, bă, bune, sincer, n-am văzut ceva serios, ar sta cineva ca tine, ce... tu ai sta cu tine, tu dacă ai fi o femeie, ai sta cu tine în halul ăsta? Da, ai și râși și tu, pentru că n-ai sta normal, adică cine ar sta, că și tu ți-ai dat seama cât de rău ești tu, așa... Am zis că nu mai... Ați mai pomenit un tată să fugă de copilul lui propriu, adică pe bune. Bă, gata, am zis... Tata, da, am zis că nu mai facem așa ceva, nu putem să ne... Fortnite! Stai, antenă, Fortnite! Stai! Ok, da? Da, bine, dacă tu vrei să ne batem, acum o să te duci, gata, așa, dacă tu n-ai vrut cum am zis eu la început, să ducem practic să ne batem fix la final, dacă tu ai vrut să fie așa, ok, să fie ca tine, eu o să mă duc, o să câștig finalul, o să ajung chiar acum, o să ajung direct acolo la final, nu o să te aștept și o să câștig tot. Easy, frate, copile. Easy. Bă, dar tu pe bune, tu chiar ești tată să ești un copil, gen, nu te înțeleg, adică pe bune, ce-i de faci așa? Ești mai rău decât un copil de 7 ani, adică pe bune. Da, ok, da, bă, ăsta este tatăl strict, practic. N-am mai pomenit așa ceva, sincer, n-am mai pomenit nimeni așa ceva, adică pe bune, dacă stii tată. Mamă, cât de tare chestia asta. Lasă, bă, putem să mergem la jumătate, să ajungem la final, că o să se plictisească oricine de tine, adică pe bune, părnele, se plictisește oricine de tine. Hai să ajungem la final, să fie partea cea mai interesantă, să facem și noi ceva, nu să stăm degeaba aici. Ok. Păi da, ok, exact, asta am zis și eu, atât, ok, gata. Mamă. Easy. Mamă, ce chestii am. Păi nu, ce easy. Cam eu niște chestii ca lui, de care tu n-ai să scap niciodată, pentru că o să fie ceva super.
Ok, zice. Tata, eu am ajuns la final. N-am nimic acum pentru că am murit, dar o, mamă, fii atent ce am aici la final. O să câștig super mult. O să câștig, o să te bat 100% pentru că tu dacă stai acolo, ai, pe mine nu mă interesează. Eu practic o să câștig. Mamă, ce mi-a picat și eu stau foarte, foarte frumos. Ei bine, o să mă duc și pe partea asta dacă tatăl meu nu vine. Nu știu ce tu faci acum. Mă, dar tu pe unde ești? Băi, eu sunt aproape de finish line. Da, ești aproape de finish line, ok? Ok, ok, baby. Da, ok, ok, da. Și eu mă duc direct la finish. Gata, atât a fost. O să zic că ai pierdut. Gata, atâta. Ultima ta. Ultimele tăi momente în viață când o să mai fii și nu o să mai exiști niciodată, pentru că nu o să mai exiști niciodată. Ok. Ok, ok, gata. Ți-am dat foc. Și acum începem bătălia. Ce pe bătălea, easy, tu ești un fraier și eu sunt Rafa, ăsta eu sunt Cornel, easy. Aolea, tată, în sfârșit, bine că am ieșit la casă, că nu mai suportam să stau acolo, adică, pe bune, m-am enervat destul, adică nu puteai să nu mă mai duci din nou la fața ascunsă, nu puteai să mă duci acolo din nou, nu să continuăm, că tu te-ai ofticat data trecută, nu puteam să ne ducem să continuăm, nu? Easy, a fost prea easy. Da, ok, mama, cu cine să te mai înțelegi, frate, na, nici nu mai am pian. Dar lasă că mă duc eu la calculator să mă joc. Mă duc eu acum să mă joc pe calculator. Mă duc foarte frumos să mă joc acolo pe calculator, frate. Adică, ce, dar ce, da, da, ce dorești, ce dorești, tată? Să te culci. Ok, mamă, n-ai cu cine să te mai înțelegi, frate, în casa asta. Deja n-ai cu cine, bă, frate. Nu înțeleg cum am ajuns în familia asta. De fapt, nici o familie, e doar omul acesta care este singur. Nici măcar nu este tatăl meu, este, cred că pe ăsta, ce, e tată care, eu abia, eu nu știu, cred că are, abia, e, nu știu, e copil, mă, frate. Adică, nu e tată mare, mă, nu e, adică, cred că abia a ajuns, nu știu, la 18 ani, 19 ani, 20, da, nu știu care e faza cu el, dar să cred el, prea și mic, nu știu, așa strict, să vede că n-are cine să stea cu el, adică, pe bune, să vede că a adoptat un copil și el singur, că n-are cu cine să-l crească, adică n-am văzut-o pe mama mea niciodată pe aici și uitați-o la el cu mine, adică, pe bune, v-ați crede că acesta este chiar un tată adevărat, că ar fi un tată sau chiar v-ați dori așa ceva, eu zic că nu cred și eu nu mi-aș dori și aș pleca acum din casă, ceea ce o să fac, o să plec acum pe ușă foarte frumos și o să-mi iau la revedere de la tatăl meu, tată, o să-mi iau la revedere, eu o să plec de acum, ok? Ce faci, mă, tu? O să plec, ce să mai fac aici, tu, crezi tu că ești tatăl meu, o să mă duc acolo unde m-ai luat și o să te spun cum te comporți tu. Ok, dar fii antin, ia ăsta, uite, ce? Și acum pleacă de aici, acum pleacă de aici. Ok, mulțumesc pentru mâncare, cam aia a fost, pe bune, frate. Deja pot să plec așa liniștit, să revin la viața mea normală. Mă duc acolo, mă duc la altcineva, îmi refac eu viața, o să mă duc și eu să cânt cu astea cu pianul, o să-mi refac eu viața altundeva, mă duc cânt cu pianul, o să devin un foarte bun pianist și nu o să mai am treabă cu tatăl meu, pe care nici măcar n-aș fi vrut să mai am vreo treabă cu el. Dar da, a fost cât frumos cât a durat, bine, n-a fost frumos absolut deloc, a fost cel mai strict lucru, cel mai groaznic viață. Cred că, da, pe bun, nu mai, acum o să-mi refac eu viața așa cum o să fie, de la bun început și o să fie super, super frumos. Ce să spun, bă, a fost un film bun, chiar nu știu cum te-ai gândit la un asemenea film, dar Darusele, chiar nu știu, bă, un film genial, bă, Darusele, nu știu, nota 10 îi dau, pe bune. Da, bă, Rafle, uite, bă, chiar mi-a plăcut filmul de aici. Mă, ce film de acolo, Darusele, tu mai pus să mă uit la film aici și tu te-ai uitat la film în partea asta? Uite, mă, da, aici, Darusele. Bă, știi ceva, Darusele, hai, lasă-mă în pace, eu te-ai uitat unde te-ai uitat. Ce vrei, mă, Darusele? Mă, că s-a făcut noapte, tu nu vezi afară, e noapte, Darusele, trebuie să mergem să dormim, Darusele, că nu putem să stăm așa de târziu, Darusele, după mâine la când ne trezim? La 12 după amiaza? La prânz, la când ne trezim? Nu, Barafle, stai! Deci fii antenă, Barafle, în spate și am în mână o puțiune secretă! Am în mână o puțiune secretă! Nu, ce puțiune e asta, mă, Darusele? Iar ai prostii în mână, ce e asta? Ia, mă, uimește-mă, Darusele, ce ar putea să fie? Ia, da, vrăjitoare, au puțiune de asta și fii antenă, că dacă o dau, să avem 1000 de ani de noroc, așa că atât, mă, Darusele, nu da pe mine cu da-astea, mă, cum să dai cu mine cu da? Bă, ce fa... A, mă, ești nesimțit, Darusele, a, ok, hai, lasă-mă în pace, Darusele, cu porcările tale, că știu că nu e nimic, mă, ce tot... A, ok, Darusele, hai, pa, noapte bună, bă, Darusele, nu știu cu ce aruncat după mine, să sperăm că nu mi-a făcut vreo prostie. Bă, a, mă, Darusele, iar îmi dai ăsta jos! Aolo, bă, frate, m-am și lovit la picior, acum m-am și speriat, acum trebuie să mă pun să dorm, frate. Ah, ce m-a enervat, Darusele, oricum, a fost un film bun, nu știu cum a descoperit el filmul ăsta, dar da. Aolo, mamă, frate, ce am trăit, mă, ce se întâmplă aici, mă, ce, bă, alo, bă, ce, da, tu ești Darusele, bă, Darusele,
cum ai păr? Bă. Salut, brafele, fii andră, brafele, uite, uite. E sigur că avem noroc sau ceva? Ce căutăm aici? Mă, ce? Mă, cine sunteți, mă, voi? Ce căutați la mine în casă? Bă, copiilor, bă, unde-i mă ăla? Bă, ia vină-mă încă, ia vină, bă. Păi stai așa, bă, voi permite să intrați peste mine așa că dormeam? Bă, dar voi nu știți cât de nesimțiți sunteți? Ia, gata, acum ați proapă voi. Nu mai ieșiți astăzi, mă gândesc, poate nu toată săptămâna. Mă, ce bună, mă, ia taci-mă din gură, că eu vorbeam. Cum ai voi, nu mai ieșiți toată luna de la voi din cameră. Hai, duceți-vă la voi în cameră și mai aveți voi toată ziua să ieșiți. Stați puțin. Duceți-vă, nu ați auzit. Nu, du-te. Duceți-vă la voi în cameră. Vreau să vorbesc. Dar Andrei, fulbaș. Copile, vezi că tu nu mai ești tot anul din cameră, ca idee. Dar să ea e mama ta, dar să le pe bune, chiar e mama ta, mi-ai făcut cunoștință cu mama ta? Păi nu, ea e mama mea strictă și n-ai iurâtă, arată ca un bărbat. A, bine, nu mai ești, fii atent, următorii 10 ani numai la tine în cameră o să-i petreci. Și tu du-te la tine în cameră că nu se sfârșească bine nici pentru tine. Hai, Valea, afară de la mine din cameră. Afară! Ok, bă, frate, bă, dar să le unde ești, mă, dar să le cam ceva, mă, dar să le nu, că nu mai poate așa ceva, dar să le, bă, dar... Copii, stai, ia veniți un pic jos, de fapt, haideți să mâncați. Mă, da, s-a făcut 18:36, bă, dar să le, când a trecut timpul așa repede, bă, frate, bă, ce se întâmplă aici, bă, dar să le sare pe acolo, bă, frate, stai puțin, deci asta e casa lui tal... Dar să-l tu... Haide, veniți după mine. Haideți, hai să mergem în bucătărie. Veniți pe aici, veniți. Dar să-l, dar tu nu mi-ai spus niciodată că asta e casa ta. Dar să-l, de ce nu mi-ai dezvăluit până acum? Și de ce n-ai rămas aici? Dar să-l... Hai, duceți-vă acolo la masă și vin și eu imediat cu mâncarea. Și să nu vă atingeți de pizza aia de acolo, că aia mea n-aveți voi acolo. Ok. Da, mami, așa, hai. Bă, dar să-l spun... Copii, mâncarea e... Mă, copii, unde mi s-a dus toată pizza? Uitați aici că a căzut pe jos, că nu știu, a bătut vântul, uite că era ușa deschisă, am și închis-o eu, a bătut. De ce suntem acolo și faceți-ne mâncarea? Noi o să stăm aici, vă așteptăm cu minți și o să vorbim, bine? Bine, luați și mâncați. Pe gata, e gata mâncarea. Dar să-l ce, bă, stai, poison, e poison, să nu mănânci, dar să nu mănânci, e poison. Aruncă-l repede, vină, pacă-l într-o lap, aici. Bă, repede, să nu ne vadă, dar să-l pacă rău, dar să-l bagă, dar să-l iei poins, nu-i poins. Mă, ce faceți aici la dulap, ce umblați, ce v-am zis eu să stați să mâncați? Bine, eu am mâncat, dar eu nu știu ce e cu casa asta, dar să-l abia mai adus aici, el nu mi-a spus niciodată, eu nu știu cum am ajuns aici, cum a adus, dar să-l mănâncă și tu, dar să-l, că eu am mâncat, gata, sau hai dă-mi e porția ta, dar să-l, mă, ce? Mă, Rafaela, de ce e un cartof în dulap? De unde să știu de ce e un cartof în dulap, adică? Ia, deschide un pic gura. Am mâncat, nu mai e, gata, am mâncat. Nu prea știu ce să zic. Păi, stai. Hai, Darusele, mănâncă. Da, n-am cum, stai, n-am, gata, am mâncat. Ai mâncat, Darusele, gata, așa, dar s-a făcut și noapte, Darusele, pe cât de repede a trecut ziua aceasta, dar stai puțin, spuneți și mie mai multe detalii despre dumneavoastră, sunteți mama lui Darusele, adevărată? Dacă mai întrebi o dată despre mine, nici nu lăs mai voie să ieși următorul an din cameră, hai, aduceți-vă la culcare, hai amândoi, Valea de aici, aduceți-vă la culcare. Darusele, cine este ea, Darusele, mamă ta și eu, de ce am ajuns, de ce trebuie să asist eu la așa ceva, Darusele, unde tu, omule, vină,
Da. Alo, bă, Darusele, du-te, mă, de aici. Auziți, vedeți că Darusel a împuțit toată baia, a făcut acolo. E lac acolo. Lasă-mă să văd ce a făcut. Bă, Darusele, treci încă. Mă, eu așa te-mi educa copilul. Ia, vină-mă încă. Ce-l certă, bă, fraier. Uite, fraier. Ia să uite cum certă, bă, Darusele, că mă-l bat. Darusele, de ce mi-ai spart geamul? Deci bunica lui practic stă în același oraș. Bă, dar unde e ăsta, mă, frate? Chiar a plecat așa, nu-l văd pe nicăieri. Dar, bă, frate, nu înțeleg care e faza. Bă, dar am înțeles care, ce se întâmplă așa. Ai venit, mă, bă, cum ai apărut, mă, Darusele? Iar ai făcut magie pe Darusele, dar spune mai multe, bă, Darusele. De ce nu mi-ai spus niciodată despre mama ta cum ești? Cum am ajuns aici, Darusele? De ce ai vrut să... Mamă, ce se aude? Copii, ce se aude de aici? De ce nu... Iar a fugit, doamna, l-a speriat. Lăsați-l că e speriat, săracul face infart, o să moară. Nu, lăsați-l în pace, că... Asta e ultima dată când te avertizez. Treci la culcare. Bine, gata, am plecat. Mă, ce sunt un bă, frate, dar de ce eu trebuie să fiz la așa ceva? Cum adică fac eu parte la așa ceva? Bă, nu înțeleg ce se întâmplă aici, deja eu chiar nu mai supăr, bă. Unde e, mă, Darusel, mă, ăsta, că nu mai supăr, frate. Ok, trebuie să fac liniște, că a intrat aici în camera ei, să merge pe undeva pe aici. Ok, mamă, deci, mamă, cât acasă avea Darusel, bă, dar nu vine să cred, bă, Darusel, cum a avut atâta casa. Bă, dar chiar mama lui, nu știu, vezi, am înțeles de ce a plecat și nu mi-a vrut niciodată, dar să... Uite, Rafa, vino. Bă, Darusel, de ce nu mi-ai spus și... Poți spune și mie mai multe detalii, că n-am înțeles nimic. Poți să-mi spui și mie, te rog? Ok, și am dat, bă, Rafale, mama mea este o nebună și n-a... Păi, tu stai puțin, dacă mama... Poftim? Păi mie nu-mi place de mama mea, că e nebună. E urată, uite cum face, aia spune-mi la gură. Păi, Darusel, dar cum am ajuns aici și de ce am ajuns? Păi, nu știu, bă, Rafale, dar eu... Bă, Darusel, tu ai barbă? Cum adică ai barbă? Ia ridică puțin bărbianță. Darusel, ai barbă? Bă, Darusel, cum ai crescut? Darusel, cum ai crescut? Bă, în ce an suntem? Nu știu, bă, Rafale, dar eu sunt mic, bă, Rafale, nu știu. Stai puțin, Darusel, mă, stai puțin, bă, să sperăm că nu mai vine. Mamă, dar ce casă aveai? Dar de ce nu mi-ai spus niciodată, Darusel, despre mama ta și despre familia ta în general? Dar tatăl tău unde este? Bă, cât de tare, mamă, cât de mișto aici. Bă, Darusel, vină repede, că vreau să vorbim ceva. Unde? Darusel, vină repede. Hai să ne scundem. Darusel, vină repede. S-auzi ceva. Bă, Darusel, stai mai aici. Bă, Darusel, ce se întâmplă? Spune și mie mai multe detalii. Care e faza? Dar de ce nu mi-ai spus niciodată despre familia ta și cum am ajuns aici? Păi fii antenă, bă, Rafale. Mama mea, eu mamă rea, uite, nebună, e mama mea strictă. Păi da, și de ce cum am ajuns aici? Ca să-mi arăți? Sau de ce să-mi arăți despre ea? Să-mi spui? Sau care e faza? Păi fii antenă, chiar că dacă beau puțin ea, mama mea o să fie una mai bună. Dacă bei puțin ea, că o să ai... bă, dar eu să-le da, mi-e mil așa puțin de tine, te înțeleg, că ești și tu mai mici așa, bă, dar măcar s-a crescut părul, asta e o chestie bună, pot să zic, dar râsule, până, mama ta chiar așa, dar tatăl tău unde este? Păi tatăl meu e plecat în Spania și el face bani pentru mine, bă, mamă, dacă te miști casa asta, ta bă, nu-mi vine să cred, Darusel, mamă, uite ce ai, nu pot să cred că ești trambulină, ok, hai să mai vedem cum ai casa, bă, Darusel, prezintă și mie casa, Darusel, vine și prezintă-mi casa ta, că te aude, Darusel, se aude apa, ai sărit în apă ca fraierul și acum se aude, bă, Darusel, vină repede, Darusel, unde? Ok, bă, frate, nu înțeleg care e faza, ce se întâmplă aici cu Darusel și cu toate astea, dar am înțeles de ce n-a vrut Darusel să-mi spună niciodată și a încercat el cu poțiunea asta, Darusel, vină repede să nu ne vadă, bă, Darusel, bă, Darusel, dar de ce mai adă și pe mine aici, că nu înțeleg, Darusel, cum poți să faci la așa ceva, dar cum puteți să asiți la așa ceva, Darusel, că nu vine să cred așa ceva, hai, intră, omule, gata, Darusel, hai să ne jucăm,
A, ok. Hai să ne jucăm. Bă, da, geamul, ai spart ca fraierul, dar răsule, acum trebuie să ne fie fric și pe aici. Bă, da, ai, de unde-i ta, mă, minge, ai dat-o aici sus, bă, nu te înțeleg, dar răsule. Ia, puteți, nu am treabă cu voi, am venit să repar geamul, voi doar băgați-vă la culcare, ok? Bagă-te la culcare, am venit să repar geamul. Ok, gata. Mamă, frate, ok. Mamă, s-a făcut și... Darzel, fii atent, că vreau să încerc ceva să fac. Ce? Lasă-mă! Gata, bună dimineața, s-a trezit. V-ați trezit, bine, haideți la bucătărie să vedem ce reușiți să mâncați. Geamul nu l-ați reparat, a stat toată noaptea aici și nu ați reparat geamul. Da, am făcut aici, am vorbit, trebuie să ajungă să repare geamul, să vină. Mami, uite acolo un vecin, te saltă vecinul. A, ce, unde? Ce vecin? A, unde? Copile, ce te faci? Mamă, a fost un vis, mamă, ce bine că a fost un vis. Bă, culoarea, bă, ce faci, mă, ce te uiți la mine, dar să le ce te uiți așa la mine? Nu, bă, fii antenă, bă, afară, fii antenă, hai, șucăm. Full box, dar stai, bă, la flex și aici, bine? Adică, cum, ce să mă, tare, să am vis așa, urât, da, hai, mă, să ne jucăm, hai să ne jucăm aici, frumos, mă, dar... Hai, dar de ce, mamă, te ești, bă, ce ai făcut, ajungem noi, cred că trebuie să o chemăm pe mama ta, dar să le cum ai pus la minge acolo? Bă, dacă ne ceartă, bă, dar să le trebuie să dăm, dar să ajută-mă. Ați reparat și geamul, mamă, frumos, dar uitați-vă ce a făcut Darcel. Uite, la noi. Mariu, o trebuie să fiu prietenul meu, Rafael. Cum ai făcut asta? Ne simțim cum adică. Hai, stai, stai, liniștiți copii. O să vedem, o să dăm noi jos. Vedem cum vine tot, dar să că el ajunge. Nu, stai, bă, stai cu minte că poate spargi becul. Știi ce? Haideți să mâncați. Darcel. Omule, ai spart. E ok, o să cumpăr eu un alt bec. Haideți la masă. V-am făcut preferatul tot, dar să-l scuze, Rafael, nu știu ce îți place pentru că nu prea mi-a zis Darcel asta, dar sper că îți place și ție felul lui preferatul. Care haideți la bucătărie. Stați puțin, cred că ăsta e visul, mă, ce se întâmplă aici, mă, frate, stați puțin că intru în univers paralel și Darcel și Mike, bă, ce se întâmplă, spune-mi, haide, Rafael, că nu înțeleg nimic, alo, aici, în partea cealaltă, alo, aici, gata, haideți la bucătărie, mă, ce se întâmplă, bă, Darcel, haideți la masă, gata, mâncăm, acum, scuzați că nu v-am păstrat și voi niște pizza, adică nu v-am plăcut din voi, dar, v-am făcut, ok, ați împărțit feria, wow, ce copii buni, te poftim aici câte un burger la fiecare. O să mă duc până la mine în cameră și da. Bă, dar să puțin, de ce se comportă așa bine acum? Care e faza? Păi nu știu, bă, Rafael, dar fiante mea mi-mi place și fiante mea, bă, Rafael, mi-a adus burger! Mă, dar sunt puțin, dar gen, păpure, cum se comportă așa de bine acum? Adică, lasă-mă costumele și astea, dar Rafael, adică, pe bune. Bă, dar Rafael, dar păpure, bă, cum a funcționat, bă, că nu înțeleg gen, cum, adică, gen, ce s-a întâmplat, că n-a funcționat nimic, bă, dar Rafael, bă, dar poțiunea aia ta, care e faza cu ea, dar Rafael, oare chiar acum funcționează sau ceva, că vedem că s-au schimbat, nu mai e așa strictă, nu mai face, bă, nu știu. Ce faceți copii? Ați terminat de mâncat? A fost bun? Da. Eu am mâncat, da, sunt gata. Mă bucur că v-a plăcut. Auzi, Darcele, poți să vii repede pe la mine și pe Rafa dacă vrei să nu stai singur. Poți să vii pe la mine că am ceva la muncă pe laptop, dar nu știu ce mi-a lăsat ea, că eu nu înțeleg, poate te descurci tu. Hai, auziți, vreau să vă spun ceva, cred că mai bine mă puneți pe mine, că ăsta e un copil mic, adică credeți că știe Darcel? Nu știu, poți să încerci și tu dacă știi, nu, eu habar n-am, adică poate vă descurcați voi, veniți amândoi, bă, Darcel, bă, aici e camera mea. Bă, unde te duci, bă, Darcel, vină mă repede că trebuie să facem, să ajutăm, bă, ce faci, bă, omule, bă, ce, bă, alo? Darcel, dacă vii, o să-ți dau 10 burgeri.
Ok, hai. Ah, ok, deci așa să negociază cu Darius, l-am înțeles prin case și prin astea. Bine, oricum știam și așa. Uite, ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burger și vezi că eu mă duc până la baie, revin imediat. Ok. Fiantina Barafele are Mike mea contul Fortnite. Cum adică? Are contul de Mike ta contul Fortnite? Ia că Mike ta Fortnite, mă, cum adică? Nu. L-am pus și l-am ascuns, gen, ce am un coș mic cu toate skill-urile și am shake pe el. Cum bă, omule, cum să te joci? De ce te-ai jucat? De dat n-ai calculator, n-ai nimic, nu, dar să le cum să te joci? Cum ai contul pe laptop, pe mamă ta? L-ai găsit pe Darisel cumva? Nu l-am găsit, de ce? Ia, copilul ăsta aici. Darisel, vino în față la mine la dormitor, nu zice burger. Poftim, stai puțin că nu prea v-am auzit ce a spus. Așteaptă, o să vezi, o să ajung în câteva secunde aici. Dar ce s-a întâmplat? Doamne, mi-am venit, mami, ce vrei? Așa, uite, ia-ți burgerul și acum am ceva de discutat cu voi. Care dintre voi mi-a spart vaza? Ceva să mă. Mă ce are mă ăla? Bă, ce fugi? Mă copile, ia vino încă. L-a prins pe fraie. Hai să vedem, Unde s-a dus copilul ăla? Mă, tu nu stai aici, așa ajută-mă să-l caut. Păi asta fac, n-am venit să-l caut. Unde s-a dus copilul ăla, mă? Puteam să-i jur că s-a dus pe aici. Da, cred că s-a dus pe undeva pe aici. Nu știu, cred că a intrat în locul ăsta pe undeva pe aici. Ia uitați-l unde e, nu e aici. Nu e aici. Bă, ce toamne iartă, mă faci, doar să tu dai vina pe mine și ai văzut că știi că ai făcut tu. Cum să fac eu așa ceva, tu ai nebunit? Bă, Rafa, nu poate să fie antină, stai. Bă, Rafa, eu acum o să mă duc să mă bag cu mama. Ce bă, stai bă, omule, unde te duci, bă, descreieratule, bă, te poate, dar să le ții bare, bă, tăie, bă, tăie, bă, ce bă, tu ce tu la mine azi? Dă like și comentariu ca setu. E ca Sergiu ăsta. Ce-mi place burgerul. Doamne, ce a zis mă ăsta? N-am înțeles, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că a spus Darusel. Bă, Darusele, o să te iert că mi-ai spart vaza. Că până la urmă, bă, e întâmplător. Toți mai facem accidente. Aia e, o să-l cumpăr alta. Dar până atunci, mi-ai luat tu, mersi. Ai cumpărat vaza, Darusele? Da, vezi ce copil bun am eu. Uite, da, da. Ideea e că eu vreau să vă întreb, bă, voi cum stați cu școala? Că chiar sunt curioasă, nu știu. Rafaele, da, vă spun eu că Darusel, uite, place să mănânce burgere, stă să mănânce acolo burgeri, că-l cunoașteți până la urmă dacă sunteți mama lui. Păi da, cu școala cum să stăm? Am fost în fiecare zi, hai că da. Și da, ne-am descurcat, avem numai note de 10, da, nici n-am mai fost de 7 luni, dar în fine. Și da, a fost super interesant pentru că Darusel stă în spatele meu, mă cam enervează că toată mă mai face așa puțin să râd, dar nu-i problemă, că doamna-l iartă, că e de not.
foarte bune el. Păi și știți că astăzi e gen zi de școală, adică trebuie să mergem la școală, nu? Astăzi trebuie să mergem la școală, băi, dar să tu știi. Mamă, bă, bă, Rafael, am uitat, bă, să mergem, hai. Da, dar este ia, tu ai lăsat ușa deschisă la frigider, mă, copilul, ia vino încoa. Bă, stai puțin, bă, stai puțin, dar nu... Bă, nu-mi vine să crezi, stați puțin, că bă, ne-a întrebat să mergem la școală, ne-a zis să mergem la școală și noi ne-am mai fost la școală de când a început școala. Am fost de 3 ori pe anul ăsta, bă, frate, nu înțeleg care e faza, mamă, și dacă ne vede femeie, sperăm totuși că să mergem doar noi. De fapt, să nu vină după noi, că dacă vine după noi, oricum noi nu o să mergem acolo, pentru că, adică, de fapt, o să mergem, frate, că trebuie să mergem până la urmă, că n-am mai fost de mult și nu știu. Bă, gata, bă, ce, mă, dar să ne pregătim de școală. Dar stai puțin, de ce dați mine? Mă, e mai rău decât doare să-l școalii, pe bune, nu înțeleg care e faza cu ei. Pirates on the boat. Bun, copii, sunteți gata să mergem la școală? V-ați pregătit, v-ați luat tot ce aveți nevoie? Da, să mergem. Bă, Darusele, mă, ce faci, mă, așa? Bă, dar, spuneți-i, pe, vă rog, că mă face de râs, pe bune, vă face și pe dumneavoastră. Darusele, uite, ia un burger și nu mai pune alea, pentru că trebuie să ne ducem la școală, ok? Și cred că ar fi o idee mai bună să-și schimbi pijamale, știi ce? Uite, mai adă-i burger și du-te până sus, te schimbi din pijamale, schimbă-te și tu în ceva mai ok. Pijamale? Păi iei deja în pijamale. Auziți, da, și cum adică să... Dar putem să mergem și noi singuri la școală, adică nu e o problemă, nu vă faceți griji, noi putem, că e... Adică, că, de fapt, e aproape școala, că nu știu unde e locația asta, că eu nu știu cum am ajuns sincer aici, dar eu să-l m-a adus. Da, e destul de aproape, dar știu că știi să mergi singur, până la mă sunteți copii mari, dar na, nu știu cât timp o să mai am, adică vreau să petrec fiecare secundă cu voi, așa că pot să vă duc eu la școală astăzi. Ok, am înțeles. Păi da, ne duceți acolo, ne lăsați în fața porții, ne lăsați în fața porții, că ne descurcăm. Hai, nu, o să merg, că vreau să salut și eu pe doamna directoare și... Ok. Bă, dar să le ți-am zis să stai jos pijamalele, că nu să te faci de râs, te văd și toți copiii pe acolo, nu o să fie de bine. Bine, nu-mi pas, hai să mergem, hai! Bine, hai să mergem. Bă, dar de ce mi se pare că nu mai e așa strictă, mă, frate? Bine, ori într-un fel e bine, dar voiam să mai rându și așa. Mă, ce, stai puțin, dar, bă, cum conduce, bă, un copil? Auziți, stai puțin, cum conduce, dar să le... Păi, dar să vă luat permisul acum 2 ani. Da, și eu cum, eu unde mai urc? Păi, tot ce ți vă duceți, da, pa, dar să le du-te la școală, eu stau aici, am adus să mă joc, ok, gata. Nu, frate, bă, nu, că trebuie să mă duc, vreau și eu să mă duc, că nu înțeleg, bă, nu vreau să las pe Darusel la greu, sincer, că o să fie cam nașpa, pentru că Darusel nu am mai fost la școală și chiar sunt curios care e faza. Așteptați-mă și pe mine, bă, Darusel, așteaptă. Fraiere, m-am dus în față. Mă, tu așa vorbiți cu copilul meu? E, las că vezi tu când aduce acasă. Nu, stai puțin, cum adică? Da, hai să mergem la școală, dar să ai mai repede, omule, Darusel, bă, dar nu știi să mergi cu mașina asta două, bă, Darusel, ești fraier de tot, ce să mai adică? Mă, parcă ți-am zis ceva, ia ta și vezi pe unde mergi acolo, că poate faci accident, Doamne ferește. Gata, Doamne ferește, ta să la Darusel, că poate el face mai repede, nici știi să meargă cu golful ăsta de mașină, adică pe bune, aia nici... Mă, la ție nu-ți așa un pic rușine, mă, tu chiar așa ne simțit, poți să fii? Nu, gata, nu mai spun nimic, dar mă, frate, nu, că familia asta e nebună, deci am înțeles de ce Darusel așa de nebun, chiar am de să știți misterul, chiar, bă, da, faza e că noi trebuie să mergem acum la școală și n-am mai fost de foarte mult timp, frate, nu înțeleg cum o să reacționeze profesoara, să spun că nu o să vină. Gata, puteți să o duceți acum, ne-am ajuns, puteți să o duceți acasă cu mașina, noi venim cu motocicleta. Da, stai, stai, că vreau să salut și eu pe doamna directoare și, na, poți să mă duci tu, Darusel, la biroul ei, te rog, că nu prea știu unde e și... Păi da, doamna directoare, pe Darusel, nu parcă doamna directoare a spus că o să fie în vacanță o săptămână? Da, nu prea cred, pentru că mi-a dat mesaj că mă așteaptă la școală, așa că... Da, să-mi... Păi cum adică, păi Darusel, e grav, înseamnă că noi n-am mai fost de foarte mult timp, Darusel, păi tata, Darusel, ce facem acum? Nu știu, hai să mergem, hai! Hai să mergem, să vedem ce o fi, frate, mă, dar hai să ne oprim și noi aici! Mă, stai puțin, mă, ce faci? Mă, vorbești? Mă, ce faci? Bă, dar să nu prea să... Nu s-aude, ia să vine aici la ușă să vedem dacă s-aude ceva. Ia, vine. Bă, dar nu aud. Nu vorbește nimeni. Bă, dar să-l tău ceva? Darusel, hai că încerc să deschid. Încerc să deschid ușa, să nu se vadă nimic. Hai să vedem, gata. Bă, dar nu vorbește nimeni, dar să ce se întâmplă aici? Mă, vorbesc prin semn. Ce faci, omule? Păi, ne simt. Mă, taci, mă, dar să le bă, ai mai răbdare, nu te mai juca așa, hai să ascultăm sau... Unde... Poți să nu te-am văzut că s-au zis... Mă, cum adică? S-au zis ceva, nu mai... A, pe bune? Păi și mie mi-am zis că au numai note de 10, că nu știu ce...
Mă, nu fi să fie așa ceva. Mă, dită! Șapte luni? Chiar așa? Termină, omule, termină, omule! Chiar încerci pe că s-au întâmplat acestea? Te-ai pe tine, păcate, omule! Gata, omule, gata! Pune! Gata, am zis, omule! Bă, gata, dar să gata, e gata! Îmi cer scuze că n-am făcut așa și o să mă asigur eu că... Nu m-au auzit? Nu m-au auzit? Bă, termină! Chiar încerci scuze că nu m-a întâmplat de... Mă, ce faceți, mă, cu pieci? Asta-ți puțin, ieșiți afară, ieși afară din birou, afară, te rog, și avem ceva de discutat, așteptați-mă aici. Bă, frate, nu înțeleg, bă, mai am puțin și mor, bă, nu înțeleg care e faza, mă, ce se întâmplă, unde e, mă, ăsta, că deja mă enervează, frate, adică, bă, dar să ne vină, mă, jos înapoi, unde te-ai dus, dar să-l, unde-i, mă, te-ascult. Să aveți o zi bună, să aveți o zi bună, să o salutez pe Gigi din partea mea, ok, copii? Da, a plecat Darusel, nu mai e aici. Darusel, vino, să-ți dau burger. A plecat, nu. Unde burger? Uite burger, dar înainte să ți-l dau, puteți să-mi spune și mie de ce doamna directoare mi-a zis că n-ați mai venit de 7 luni la școală? 7 luni pe la școală, nici n-a început de 7 luni școală, cum adică? Mi-a zis că nu v-am mai văzut de vreo 7 luni pe aici. Stați puțin că dacă facem un calcul din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Dar ea nu mai face tu pe deșteptul că dacă erai deștept, poate veni și tu la școală. A zis că nu v-am mai văzut aici de 7 luni și că e foarte spălată pe voi. Amândoi sunteți în stare de repetență și a zis că nu se termine bine pentru niciunul dintre voi. Ce, cum adică? Adică nu mai am fost mereu la școală. Uitați că e profesoara ca... Adică nu e nimeni. Darusel, burger. Uite acolo. Bună ziua, ne bucurăm că am revenit la școală. Nu e nimeni. Ok, puteți să vă întoarceți un pic la tablă, că gen, uitați-vă un pic, aici un cal. În primul rând, Darusele, știi că tu ce faci tu acum? Pune tot numele familiei, efectiv, ne faci de rușine pe toți. De la fel chiar nu-mi pasă, sincer, adică chiar nu contează, dar tu pe mine de tine mă interesează. Tu știi că am pus tot efortul ăsta să te cresc, să te fac deștept și tu așa faci? Da, nu, că gine, Rafael mă putea să mă plătește. Auziți, dar stați puțin, dar ești și profesor aici, adică am intrat într-o clasă, noi trebuie să stăm aici să lecturăm, să citim, să învățăm, adică nu trebuie să facem gălăgie. Voi observați că sunteți singurii pentru că toată școala s-a terminat. Eu acum am venit special pentru că toate profesoarele și doamna directoare se plâng de voi pentru că nu... Bună dimineața, stați așa, dumneavoastră, sunteți mama lor. Da, eu sunt mama lor și știu, mi-a zis acum doamna directoare, îmi cer foarte scuze pentru amândoi și promit că nu se vă mai repeta, o să înveți o lecție foarte importantă amândoi când ajung acasă. Scuzați-mă, băiatul ăsta așa mai ciudat, el e adoptat, dar gen... Tot eu sunt ciudat. Ok, o să mă asigur eu că învață amândoi lecția și o să mă asigur eu, vă promit că nu se va mai întâmpla. Ok, da, acum eu am venit la școală, bă, Darusele, uite că nu mai... uitați-vă puțin ce face Darusele, să vă spun și vă, că dumneavoastră nu știți, veniți puțin, uitați-vă la mine. Deci Darusele, uitați-vă ce și-a pus el și-a aliniat asta cu colegul de bancă aici, ca să stea să vorbească cu el, să râdă toată ora, să deranjeze pe doamna. Oricum a zis doamna că voi o să stați în banca din față și o să stați unul aici și unul acolo, așa că nu prea... Întrebați-o puțin pe doamna, să zic că am mare dreptate, adică întrebați-o, pe bune, întrebați-o, să zic că am dreptate, mă, dar să ne simțim pe bune, adică nu se întâmplă așa ceva. Iar am dreptate. Da, mi-a zis că pe ce se întâmplă și a zis că o să stai chiar aici în fața catedrei, Darusel. Darusele, fraiere. Păi stai puțin, tu mă iei așa de proastă, tu așa de proastă, mă, crezi, cum să vorbești așa despre copilul meu? Cum adică, ce vorbit de Darusel? N-am vorbit nimic, dacă așa e adevărat. În cazul în care te interesează, poate vrei să aduc aminte că anul trecut ai avut media 4 și el a avut media 4.50. Da, stai, mă, noi ne cunoșteam anul trecut măcar? Da, cum adică ne cunoșteam? Cum adică ne... gen anul, da, că a trecut 2023. Ia, stați un pic, o să vorbesc eu cu doamna profesoară. Mă, Darusele, bă, tu răutății în situație, de ce ai zis să vină aici sus, Darusele, putea să nu mai vină, ce... Darusele, vezi că tu o să stai aici în banca din față cu doamna profesoară și tu, Rafael, o să stai aici în partea asta ca să nu stai lângă el și o să vină câte supraveghetor în primele zile ca să vă asigure că niciunul dintre voi nu faceți ceva. Ok, pe și acum ce facem la școală? Facem ceva sau plecăm acasă? Trebuie să stați aici până mâine, adică să nu ieșiți din clasă, pentru că doamna profesoară trebuie să recupereze cu voi tot ce ați pierdut în astea 7 luni. Eu o să mă duc acasă. Pa, pa! Mă dătesc! Pa, pa! Să-l nevadă! Și pe mine, unde te duci?
Darcel, Darcel. Dar să... auziți? Mă, Rafaele, ce faci aici? Cum ai ajuns așa repede? Cum ai reușit să... Ok, știi ce? Nu, asta e important. Unde e copilul meu? Nu mă interesează ce ai tu de spus, pentru că nu prea aveam ce învățăm de la tine. Unde e copilul meu? Nu mă interesează. Unde e copilul meu? Zi acum. Lăsați-mă să vă spun unde e. Zi unde e copilul meu. Ok, zi unde e. Ok, a zis faptul că gen... nu se mai afla aici motoreta, nu? A zis, da? Păi, da, pentru că motoreta... A, da, chiar motoreta, urcă mașina păi acum. Da, asta încerc să vă explic. Urcă mașina în momentul ăsta. Că sunt eu aici afară. Adică, pe bune, dar să-l aplic așa, am fugit după el. Repede a sărit cap terminat. E prost, mă, nu înțeleg care e faza cu el, gen așa. Mă, tu iară vorbiști prostii de copilul meu. De câte ori ți-am zis că poate vrei să te și dau afară din casă? Cred că a uitat că dăruse la că am vândut casa și nu mai aveți unde să stați. Dar știi cum adică am vândut casa? Cum adică am vândut casa? De ce am vândut casa? Păi credeam că știi, mi-a zis el contul lui de for, ceva, nu știu, joc și a vândut și a luat ceva. Da, vrei să vă spun ceva? Dar el are un cont, deci a băgat pe laptopul dumneavoastră, a băgat un cont de Fortnite în care și-a instalat niște jocuri. Mama, tu iar adică vorbiți prostii de copilul meu, ia lasă-mă în pace. În primul rând, stai puțin. Și voi, cum ați ajuns așa repede, dar el cum a reușit să plece așa repede de acasă? Dar de ce nu vreți să mă ascultați? De ce credeți că v-a spart Darusel vaza ieri? Dacă l-ați lăsat la laptop, el mi-a arătat contul. Nu mă interesează, nu mai vorbi prostii de copilul meu, că te dau afară. Zi-mi unde s-a dus și cum a ieșit așa repede din școală? Păi a sărit geamul. Ce? A sărit pe geam? Nu, copilul meu, Darusele! Doamne, Tomule, bă, ăla e prost, mă, dar e prost pe bune, eu v-am spus, dar dacă n-aveți, dacă e, nu știu, trebuie să-l duceți undeva, nu știu, să, nu înțeleg ce se întâmplă, dar e prost în ac, adică de fel așa, m-auziți cumva? Alo, m-auziți, băgați-mă, alo, m-auziți? M-auziți? Alo! Doamne, nici nu mai bag în seamă. Bă, trăiesc cu nebuni aici. De ce am ajuns într-o casă de nebuni? Nu știu cum am ajuns, dar să-l avea cu poțiunea aia pe mine. Nici măcar nu am știut exact ce face. Și uitați-vă unde m-a adus. La o mamă strictă. De m-a dus la mama lui. Eu gen... Ce mai rău cu din lume? Nu înțeleg cum am ajuns aici, frate. Nu înțeleg ce se întâmplă. Și dar să-l nu știu unde a plecat, bă, frate. Nu mai înțeleg absolut nimic, frate. Deja m-am supărat. Nu mai am ce să mai fac. Mă pun acum să dorm foarte frumos. Ce faceți aici? Alo? Ce sunt? Bă, Doamne, bă. Îmi spune și mie... În ce lume trăiesc? Bă, frate, dar pe bune, unde-i mă ăsta, mă, trebuie să-l sun la telefon, că deja nu se mai poate. Unde s-a ascuns? Unde a plecat-o? Fii în casă sau ceva? Hai, că l-aștept să răspund acum, să vedem. Mă, ce sau burger, sau burger. Bă, dar se... Alo, mi-a răspuns, bă! Rafa, ce faci, bă, Rafa, fii antenă! Unde ești? Dar să le iar mănânci burger. Bă, unde ești, mă, dar să-i la restaurant, la diner sau unde ești? Nu, bă, Rafa, stai că vin la tine, hai, super, ce? Să-l vând dacă Darusel a fugit, adică nu cred că o să-l las aici. Stai, nu te capcană. Taci, nu mai deschide asta, Darusel, că te aude. Nu, lasă să plece, Darusel, ca să-mi era și mie. Nici n-am văzut, ai calculator aici, că am auzit setup de gaming. Un cont de Fortnite, hai să-l șterg. Pentru că am instalat un software pe calculator și știu că e aici. Ce, mă credeți așa proastă, credeți că nu știam să folosesc ăla? Nu, spune-mi acum unde e Darusel, că dacă nu, o să iei tu pedeapsa pentru amândoi. Darusel e aici, uitați-l, ieși și vezi repede, uite, fuge, Darusel, o să fie rău pentru tine, L-ați văzut, da? Ok, bă, frate, nu, îmi pare rău că am făcut asta, n-am vrut să fac asta, dar deja m-am speriat prea rău. Bă, nu înțeleg ce se întâmplă, bă, dar unde e fata? Darusel, vine repede sus, vine repede în cameră, vine repede
în cameră, trebuie să pune-te cătul, pune-te cătul, ca să crede, dar să vină repede în cameră. Să crede cătul. Nu că trebuie să mă ascund, trebuie să mă ascund, trebuie să mă ascund că vine. Ok, ok, a intrat în cameră, bă, dar nu știu ce să fac. Dar să le vină repede, bă, dar să le, da, a intrat deja în cameră, omule, unde ai plecat, dar să le, mă, nu înțeleg ce faci ăsta așa. Bună ziua. Mă, ce? Bă, de ce e tot așa de ciudat, frate? Nu înțeleg. Hai că eu mă pun la mine în cameră. Mă pun foarte frumos aici, mă duc în cameră să stau să mă joc. Dar să nu știu sincer unde a plecat. Bă, dar e prost pe bune, dar să nu știu, bă, chiar e prost. Nu înțeleg care e faza cu dar să dai prost pe bune. Adică... Bă, Rafaele, ai pus încărcătorul la 3? Poftim? Ai pus încărcătorul la 3? Adică încărcătorul la 3. Ai că ești prost, lasă-mă în pace, mă o să caut singură. Mă, ce se întâmplă, mă, aici, doamne, stai că am lăbine că n-am văzut că am lăsat asta aici, ok, mă, dar frate, unde e, bă, dar să că nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, nu mai, chiar nu mai suport, bă, nu înțeleg care e faza, nu înțeleg unde mă aflu, nu înțeleg absolut nimic. Vreau să-mi spuneți voi acolo, drept în comentarii, ce crede, bă, frate, nu știu că vreau să scap de aici, dar eu nu înțeleg de ce tot stau aici, că eu pot să plec acasă, hai că mă duc acum repede la mine acasă, bună, ok, ok, cred că pot să fac, nu mi-a zis nimic, cred că mă duc acasă, mă duc repede acasă, de ce mai stai aici, că nu înțeleg. Bună ziua. Hai că vii și eu cu tine, că și eu mă îndrept în direcția aia de... Hai să mergem mai departe, domnule Darusel. Poftim, eu vreau să mă duc la baie, la baie, vreau să mă duc la baie. Aici era baia, nu? Aici, în partea asta. Ok, bine, da, hai că te aștept aici, hai că te aștept. Ok, bine, am înțeles, la revedere, da. Dar nu, parcă avem o baie și jos, nu? Parcă avem o baie și jos. Da. Știu că era baia... Hai că vii și eu. Da, știu că era baia preferată a lui Darusel, uite, mamă, ce mișto, dulapul ăsta pe aici, interesant pare dulapul ăsta. Da, cam interesant. Da, aici. Mă, dar ce e ăsta? Am auzit cumva de Darusel? Unde baia de jos? Mă, tu cumva ai încercat să fugi? Ia vină, mă, că știi ceva, avem baie și sus. Păi da, dar nu mai, că deja am făcut pe mine. Hai, du-te la culcare. Aici sunt paturile. Du-te la culcare. Da, gata, noapte bună. Am zis, du-te la culcare. Du-te la culcare. La revedere. Gata, cum am pus tot. Dar lăsați-mi, dar ce aveți cu mine? Așa. Ok. Bă, unde ești? Vino repede, Darusel, vino să crezi. Dorm aici. Darusel, vino. Bă, omule, tu dormi. Bă, de ce nu vorbești, Darusel? Bă, lasă-mă așa. Acum pun și aici, lasă-mă, doamne. Mă, ce faci, omule? Bă, Darusel, așa, în somă, pe bune, gata, omule, gata, alo, s-a făcut... Poți să-mi explici de ce nu ești în pat? Știam eu că vorbești prostii despre copilul meu. Uite, vezi? El doarme. Tu stai aici, știi ce? Ia, marși pe geam, că nu meriți să fii în casă, ia. Gata, s-a făcut din... Acum, afară, de ce dați în Darusele? Uite, vă fotografie și vă trimit la... Ok, da. Ce faci, Darusele? Ești bine? Unde ai fost, Darusele? Ai dormit toată ziua, știți că ai dormit Darusele toată ziua? Ia, urcă-te tu un pic acolo. Am zis, urcă-te un pic acolo pe geam. Lasă, urcă-te acolo. Ok, v-am fotografiat da? Bună ziua, vreau să reclam și eu aici protecția copii. Mă, ce faci, Darusel, nu ești în partea mea, Darusel, mă, ce faci, omule, Darusel, mă, ce ai? De ce? Bă, dar stai sigur, Darusel, că parcă nu vorbește, mă, ce faci? Ce faci, Darusel, de ce nu vorbești? Păi nu știu, bă, Rafael, aveam burger în gură. Auzi, Darusel, dar m-am atat de căutat de mult timp și tu chiar erai aici, dormeai, dar nu te-am văzut niciunul dintre noi. Ce ai zis despre mama ta, Darusel? Ia vino mâncă. Hai, bă, Darusele, dă mingea asta, fii atent, primul la trei, bă, dar știi să te joci, Darusele, știi să te joci, m-am zis că știi, păi da, ai dat-o pe lângă, Darusele, bă, joacă-mă calul meu, omule, hai să dăm mingea asta unde trebuie aici, fii atent, să-l sare, 3, 2, 1, așa, hai, 1-0 pentru mine, 1-0, hai, 2, hai, 1, a doua, arandua, rundă, ai, 1-1, bă, Darusele, fii atent, e rundă decisivă acum, fii atent, Darusele, 3, și fii atent că după asta vreau să zic ceva, bă, Darusele, hai că e ultima rundă, că vreau să am ceva important în zic. Ai dat-o pe de sub, Darusel, am câștigat. Gata, mă, Darusel, ies la... Am putut la caca, mă, Rafaele, așa ce faci? Ce, mă, Darusel, mă, ești nebun? Am putut la caca! Ok, Darusel, gata, Darusel, dar poți să nu mai mănânci burgeri ăștia, că vreau și să vorbesc cu un om normal, nu cu un burger, Darusel, că dacă aș vrea să vorbesc cu un burger, în primul rând, burgerul nu vorbește acum, bă, Darusel, de unde ești biscuit să ai, doamne, Darusel, câte chestii mai, mă, frate, de unde le-ai furat pastețea, da, maică ta? Da, și fi anterut, m-am și ăsta. Păi da, mă, Darusel, dar nu mai mânca, vorbește, mă, calul meu, omule, că vreau să te pe tine, pe Darusel, nu vreau să lau pe Darusel mâncăciu, adică pe bune, vreau să vorbesc cum trebuie, omule. Așa, Darusel, fii atent, bă, astăzi, Darusel, mai știi că ieri
parcă, dacă mi-aduc eu aminte bine, ieri, parcă, nu mai știu exact, parcă ieri, dar să le mai câteate că am alergat, că i-ai spart vaza, nu-i așa? Și ce? Ia zi, și ce vrei? Păi știi care-i faza, dar să le mie mi-a că-mi plăcut așa cum te ascundeai tu și nu știu, mi-a venit așa un chip de fața ascunselea. Vrei să mergem la fața ascunselea să ne jucăm? Da, bă, la fălești fiat! Da, stai puțin. A, bă, cum adică, stai puțin, vrei să ieși pe maică ta, bă, stai puțin, ca să aveam să zic eu, dar să le, că poate vrei să iei pe maică ta, dar mă, tu chiar vrei gen pe bune să vii cu maică ta, chiar îți dorești asta? Ia creierul gol, bărafale. Ok, dar să le-am înțeles. Deci nu vrei tu, hai mă că mergem doar să le. Hai mă că o să fie mișto. Bă, dar chiar sunt cu el. Bă, fii atent, o să punem să ne caute mereu. Da, hai dar răsire, hai să mergem acolo. Hai Nu ți-e rușine, mă, că o să-i de peste. Bă, mă, știu ce cauți aici, ieșiți, mă, că sunt la baie, mă, nu vă e rușine. Ieșiți, ai, afară și tu, Rafael, afară cu tine. Afară, nu mă interesează. O să rămână, auziți, stați puțin, scuzați-ne de deranj. Cioc, pute, alo, o să rămână. Mă, ce fac, mă, dar răsire, mă, ce. Mă, dar nu ți-e mă rușine să intri peste mătă la baie, mă, ia, vino, mă, încoa, ia, vino, mă. Stai, cum adică, bă, aha. A, ok, stai așa, că fac acum pe tine, stai așa. Mă, alo, sunteți gata că vrei să vorbim ceva cu dumneavoastră? Alo. Încă puțin că mă deschide, mă, dar să le gata, termin, omule, că deja mă, bă, dar să nu mai chef de nimic. Dă și mie, că mă omor, omule. Dă și mie mâncare, dăm burger așa, dar să le dăm și mie. Așa, dăm să mănânc, că am nevoie, dar să le sunt flămând. Da, puta, mai vine o dată sau ce facem? Dar să le că așa mergem singur. Așa, copii, ziceți ce vrei, dar să le vezi că nu mai ești vreun an din casă pentru că a intrat peste mine la baie și ești pedepsit. A, încă ceva, nu mai voi să mănânci burger pentru 2 săptămâni. Hai, pa. Așa, zic, care-i faza? Zic mai repede. Noi voiam să ne jucăm față ascunselea și să vă luăm cu să vă jucați cu noi, dacă doriți, pentru că avem un loc super scump. Mă, glumești cu mine? Lasă-mă, mă, cu fața ascunselea tău, că n-am niciun chef. Lasă-mă în pace. Auziți, nu, că se câștigă bani. Alo, centru de adopție, dar vreau și eu să las doi copii. Nimic, stai. Am spus că se câștigă bani. Auziți? Alo, am spus că se câștigă bani. Stai, bani. Revin, stai puțin, bani? Păi da, mă, ce așa amuzant? E real, nu glumim. Nu glumește nimeni, dar să-l, bă, omule. Ce glumă bună, bani la fața ascunselea, doamne. Am nevoie de o gură de aer. Dar să-l, arată-i tu câți bani ai făcut. Uitați-vă câți bani ai făcut, dar să-l, la fața ascunselea. Alo, dumneavoastră, mă, bă, dar bă, mai câte bani. Da. Gata, mă, Darusele, în sfârșit, ia uite cu cine suntem noi aici, ați venit în sfârșit, nu-i așa? Da, am venit, vreau să văd, deși ating că dacă nu câștig bani, nu mai vă dau afară din casă și nu mai aveți, deci nu mă interesează nici bani, mă dau și lui Darusele, vezi că nu-ți mai gătesc burger de a preferat să te niciodată, așa că... Ok, fiți atenți, intrați aici, veniți după noi, bă, de ce ai dat starting stand, că trebuia să vadă și ea câte hărți sunt și toate astea, mă, da, așa... Bă, dar nu-mi pasă, eu vreau să câștig. Bă, dar unde sunt aici, mă, trebuie să stau să mor pe astea. Am picat jos, piciorul. Nu aveți treabă acolo, nu se întâmplă nimic, este lobby-ul, acolo nu se întâmplă absolut nimic. Dumneavoastră trebuie să stați să ne că... Ce e ăla? Da, trebuie să stați să... Bă, dar să nu mai facem așa, trebuie să stați să ne căutați pe noi. Noi o să ne ascundem sub mai multe hărți aici. Asta este prima hartă unde noi o să ne ascundem. Și câștigătorul, practic, dacă dumneavoastră practic o să câștigați mai multe de-astea cum ar veni, o să ne găsiți de mai multe ori. Practic o să câștigați banii aceia, o să câștigați tot. Aolo, în ce m-am băgat. Da și voi un like pentru mama strictă. Un like egal o mamă strictă mai fericită. O mamă strictă mai fericită? Păi de-asta nu sunt. De ce nu sunt de fericită? Adică, e bine că ați zis totuși că sunteți mama strictă. Ați recunoscut treaba asta, adică, ok, am auzit, mă, Darusele? Da,
mamă, Rafale! Mamă, stai, zic, acum vine 3, 2, 1, dau să le... Eu m-am ascuns, ia să vedem unde se află până... Mamă, unde sunt aici? Unde ce? Uitați, ce se duce foarte frumos în partea asta. Ok, vedem că s-a dus în partea aia. Da, și credeți că vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră v-ați jucat în copilărie Fații Ascunsele? M-am jucat, dar m-am jucat zi cu prieteni imaginari, pentru că nu prea am avut prieteni când am crescut. Da, gen... Să vedeți, trebuie. Da, și da, și... Mă, ce? Ce s-a întâmplat? L-ați găsit pe Darusel? Ok, Rafaele, o să am de vorbit cu tine după ce plecăm de aici. De ce? Ce s-a întâmplat? Că nu v-am mai auzit. Ce s-a întâmplat? Ce vrei aici? Fii atent, frumos! Bă, dă-te la parte, că nu văd, omule, dă-te la parte, pleacă, mă, de aici, de... Aua, că trebuie să plec eu repede de aici, că ești tu fraier, bă, dar o să le amă, pe bune, mă, nervezi la culme, dar o să le gata, omule, băi, ești înțelegi? Ești cel mai enervant om din lume, mă, dar o să le, n-am ce să zic. Na, acum înțelegi cu ce trebuie să mă confrunt eu pentru... câțiva ani? Da. Cine ești, mă, tu, mă, Rafaele? Ia vino, mă, încă! Ia vino, ia că te-am văzut, te-am... Păi cum adică? Stai că te-am văzut, ai pierdut, cum adică? Da. M-am teleportat, nu v-am mai găsit. Păi da, te-am găsit deja, ai pierdut, cum adică? Unde m-ați găsit? Că eu nu m-ați găsit. Ce sunt, mă, jocurile astea? Păi da, stai puțin, că eu când eram de vârsta ta, nu, eram altfel, nu era așa. Păi trebuie să mă prinde, să dați mine, trebuie să faci ceva, nu trebuie să stați așa, adică ce voi... Să dau în tine, vrei să vină poliția că am dat în copii? Păi da, oricum, asta nu e de parcă nu o faceți cu Darusel, adică, pe bune, și cu mine ați dat, de fapt, și nu sunteți mama mea. Păi da, dar stai puțin, că Darusel e copilul meu și când am dat eu rată în tine, că nu crești, Darusel, cum adică de ce zbori? Mă, Darusel, nu putem să jucăm pe bune, Darusel, că deja mi-e tot cheful, pe bune, am venit aici să ne jucăm ca lume, știi ce faci? Da, nu, eu, frate, e mine bună, mama, stau eu și pe Rafael. Păi vorbe, lasă, Darusel, că data viitoare, de fapt, mă, Darusel, o faci pe mama ta nebună, bine, o să am și cu tine de discutat când ieșim de aici. Ok, nu-mi pasă, ia-mi duce la caca. Ok, bine, Darusel, nu o să-ți mai cățesc burger pentru un an, nu mai voi să mănânci burger pentru un an. Dacă ești fraier, Darusel, ce să mai ești fraier, Darusel, adică, pe bune, ești fraier, păi, dacă ești fraier, de tot, adică, pe bune, nu știu, dumneavoastră, ce părere aveți așa de Darusel în general? Nu știu, cred că n-am sunat la centru de adopție mai devreme. Puteți să spuneți o chestie reală, totuși, adică eu regret totuși că m-am implicat așa cu el, sincer, pentru că mă cam enervează totuși, e cam prost în achil așa de fel, dar totuși e prietenul meu într-un vina și cam asta e treaba, știi ce zic? Adică e amuzant într-un fel, dar e foarte enervant, nu știu, e foarte obositor băiatul ăsta. Gata, acum suntem la a doua hartă. Din păcate am murit. Bă, Darusel, stai puțin, Darusel, Rafaele, bă, unde sunt banii? Că v-am găsit pe amândoi. Păi da, nu e gata, trebuie să sunt atâtea runde, mai sunt 6 hărți pe lângă prima hartă, mai sunt vreo 5, ceva de genul. Mamă, deci dacă nu primești cel puțin triplu cât salariul pe care îl câștig la muncă, nu mai aveți ce discuta cu mine. Da, să iar ai venit după mine, nu e locul tău, e locul meu, ai venit după mine a doua oară. Ia stai tu acolo, Darusel, vrei să te scot de aici, vrei să vorbesc cu oamenii ăștia să te dea afară de aici, dacă mai faci așa, Darusel, să scoată toate chestiile astea de la ei tu, Darusel, să nu să interzic de chestiile astea, Darusel, pe dar ce faci? Bă, dar vezi că vine, mă, da, fete, vine aici, bă, tu nu mai, da, vino, fete, vine aici, repede, aici, intră repede, omule, multe, ai dus, bă, Darusel, bă, ajung chiar așa, fino, așa, bravo, măcar asta a fost bine că l-ai folosit acum. Stai puțin, nu te mai mișca. Hai să stai așa, în partea asta și stăm așa aici, da? Așa stăm, Darusele, da? Da, mă, Rafa, abundă la caca. Dar nu te mai duce sus, omule, stai. Doamne, dar de fapt și ceva, ai pleacă de aici. Bă, Darusele, da, în tot acest timp, în toate astea, mai cine ai venit aici ca să mă enervezi tu pe mine, să nu facem totul bine, să iasă cum trebuie. Bă, dar unde s-a dus, mă, maică-ta? Mă, nu știu. Mai sunteți, ne mai auziți? Unde sunteți? Da, stai puțin, că nu, chiar n-am nicio idee pe unde sunteți, Darusele, ce faci acolo? L-ați găsit pe Darusel cumva? L-ați găsit? Da, uiteți. Rafaele, cum adică zbori? Bă, stai puțin aici, eu nu m-am înschis pentru asta. Mă, cum adică Rafael? Că eu era supă Darusel, cum adică Rafael? Păi da, te-am văzut pe tine zburând. Da, mă, Rafaele, hai! Cu
cum, adică ați uitat ce fiu aveți? Ați uitat fiul dumneavoastră? Nu-l mai cunoașteți pe Darusel? Mă, copii, pe unde sunteți, mă? Bune, eu nu m-am mai știți pentru asta. Băi, zburați pe aici, mi s-a închid ochii la random, nu știu ce se întâmplă. Dar nu zboară nimeni, tocmai ce v-am spus că eu, adică eu n-am zburat, am rămas în locul unde eram, erați după Darusel și cum adică zici, ați vorbit de Darusel, după ați zis de mine, ce înseamnă asta? Adică tu mă faci pe mine schizofrenică? Nu, n-am zis asta, când am zis asta? Păi și atunci ce te referi că nu? Eu l-am văzut pe Darusel zburând, dacă l-am văzut pe Darusel zburând, Darusel a zburat. Păi da, așa înseamnă mine mai devreme și acum altceva. Dar pe unde puteți să... Ce faceți acolo? O, nu! Haide, trage! Și ce, de ce nu mai văd nimic, bă? Ce se întâmplă? Nu mai văd nimic! Aha! Ce faci, Darusel? Gata, nu mai da pe bune, gata, nu mai folosi, dar stai, omule, bă, gata, Darusele, o singură să zâmbă, Darusele, nu trișăm aici, nu mai trișăm, omule, odată, gata, termină, că apare peste tot, Darusele, mă, nu mai trișa. Bă, Darusele, fiecare săgeată pe care o folosești, egal încă 10 burgeri pe care nu mai voi să mănânci. De data aceasta, pentru că nu ne-ați găsit acum la doar unde este unul la unul și am decis eu cu Darusel ca la această rândă să vă ascundeți dumneavoastră, iar noi să vă căutăm. Ce părere aveți? A, în sfârșit, nu știți cât de bună să-l ascunzi, nu știți de câte ori l-am spionat pe Darusel când... nimic. Ok. L-a spionat că ce? Când ce? Când era la școală? Când nu se duce la școală sau când? A, păi de unde crezi că știu că se joacă Fortnite în fiecare zi și mănâncă burger? De unde crezi că știu că îmi lipsesc toată cea bani de pe card și de a folosit el pentru V-Bucks? Mami, nu! Rafael, Da, Darusele, eu existam înainte, când stai tu cu maică ta, eu existam înainte, da, Darusele, dai vina pe mine, tu nu știi chiar ce dă trecut, Darusele, nu dă acum? A, pe fii antele, bă, Rafael, ai mama sau nu? Omule, bă, Darusele, bă, dar nu te înțeleg, omule, bă, Darusele, ești de așa de... Da, normal! A, bine, și mama ta unde-i? Da, omule, bă, Darusele, mă enervez, omule, tu m-ai adus într-un oraș oarecare, eu habar n-am cum am ajuns aici, Darusele, în Grand City, Darusele, cum am ajuns. Eu nu știu cum am ajuns, că intrat-o, m-am trezit acolo, uita că m-am trezit la bunica ta, nu înțeleg ce mi-ai făcut tu, Darusele, cred că ai făcut ca la străinul ăla, cred că tot aia de străinul, cred că e Ion ăla sau cine e. Mamă, deci nu mai aveți nicio șansă să mă găsiți unde sunt aici, deci dacă mă găsiți aici, nu știu ce să fac. Da, eu deja cred că am așa o vagă impresie undeva se ascunde dumneavoastră, ia că mă duc în partea asta, eu deja nu știu dacă ați putea să știți dumneavoastră de locația asta, dar am eu așa o presimțire, ceva pe undeva pe aici, ok, nu e pe aici, dacă mergem prin partea asta, eu cred că e pe undeva, totuși pe dedesubt. Nu cred că știți dumneavoastră să mă ascundeți așa că dacă vine, nu? M-au zis? O, Rafaele, te-am văzut, Rafaele. Păi și unde sunteți, că gen, eu nu vă văd. Te-am văzut, poți să văd de oriunde, practic. A, deci sunteți aici, undeva deasupra, am înțeles. Mulțumim pentru informația, acum a venit după, adică eu acum vin, nu sunt undeva pe aici. Ok, măi, da, mă duc prin partea asta, pe undeva pe aici, dacă dau asta. Păi, unde, dar se unde? Nu știu, ia, fiante, și-am găsit. Ce-ați făcut? Ați pierdut cumva? Hai că runda ce să ne pune. Nu trebuia, bine, iată, stai. În primul rând, dacă își mai bați tu joc de mine, Darusel nu mai are voie să mănânce burgeri. Cum adică mă nu se pare corect, așa că hai să trecem la următoarea rundă, nici nu mă mai interesează. Păi tata, nu vă mai ofticați, de ce vă ofticați așa? Să vede că sunteți mama lui Darusel, adică așa făcea și el, dar uite, pe runda aceasta tot dumneavoastră vă să vă ascundeți. Ok, mai bine. Păi da, oricum, gen, vă găsim imediat, câștigăm mai multe puncte, e mai ușor pentru noi că sunteți o singură persoană, noi doi și noi câștigăm bani acasă. Credeți că nu ne-am gândit la tactica asta? Mami, la fataș. Mami, așa am învățat eu. Mami, așa am învățat eu. Ce mă, dar să l-ai nebunit la cap? Nu, bă, Rafael, bă, dar mama mea e slabă la hide and seek. Eu n-am învățat așa. Așa vorbești tu despre mama ta, dar să le bine. Da. Las că te ține o minte. Da, dar să le fix tu, mă, dar să le. Da, dar să le care mă, tu care te joci cu hacker, dar să le cu altceva nu, cu fără să trișezi, nu poți, dar să le la hide and seek. Tu vorbești? Eu, dar nu e. Tu nu mai vina ta, bă, Rafael. Da, am înțeles, dar să deja mă enervez. Bun, hai să vedem ce puteam de la runde. Da. A, fii atent, dar să cred că e pe undeva pe aici. Fii atent, am eu impresia. Da, tu, aveți milă, vă rog eu frumos. Nu, ați scăpat. Ce slab sunteți. Oh my god, nu m-aș fi gândit vreodată la așa ceva.
Bă, dar răzune, ce se întâmplă cu mama ta? Dar răzune, ce se întâmplă cu mama ta? Au intrat demonii în ea, ce se întâmplă, dar răzune? Bă, la fac Kiriko și pot să facă ăla bun efectul. Ce, toamnă, bă, dar răzune, ai luat-o pe vorba străinului, mă! Ai luat-o pe vorba străinului să vede că ai stat cu băiatul ăla în continuu, mă, dar răzune, doamne, să sperăm că totuși am scăpat de băiatul ăla să nu mai stea cu noi în casă, că deja, mă, deja nu ești ok, după ce că nu era ok, dar răzune, e și mai ne-ok acum tu. Ce faci, mami? Hai la mine, mami! Bă, dar asta așa, că v-am văzut tot că vorbiți voi de un străin, sau și cine-i străinul ăsta? E prietenul, dar un prietenul. Bă, unde s-a dus, mă, omul? Bă, nu era aici? Nu știu. Aolea, bă, dar se repăta, mă enervez, bă, în ultimul halochim. Bă, mami, unde ești? Dar vedem că nu prea vă descurcați voi așa la Heidel și Katiki acum. Nu, e, e doar vorba că n-am avut ochelarii la mine și nu prea gen de da, asta, da, ok? Da, da, bine, nu ne punem din nou la Heidel, ca să știți acum, adică nu ne mai punem la sticker, ne punem la Heidel ca pe vremuri rundele astea două și noi o să câștigăm, practic, nu prea vă descurcați. Rafa, 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 vină, mamă, Rafa, Rafa, Rafa. Nu, vine tu după mine, vine aici, fii atent, urcă pe aici pe sus, urcă pe sus pe aici. Așa, așa, dar să le, ok. Auzi, da, dumneavoastră, gen, chiar nu v-a jucat niciodată, nu? Da, da, de data asta, mă, tehnică să câștig. Nu o să fiți pregătiți. Bă, dar să le vină, fii atent, du-te prin spate, du-te prin spate, du-te pe aici, pe aici, pe aici. Omule, ieși afară, ieși afară. E așa, și fii atent, vină pe aici, uite ce loc am descoperit, că acolo am găsit cu mama, și fii atent, că ești în partea... Bă, da, de ce se apă, dai, oare putem să intrăm pe undeva, pe deasupra, pe aici? Nu, bă, Rafa, dar fii atent, bă, Rafa, elev, stai, fii atent, o să fac eu schimbul. Mă, ce faci acolo? Mă, dar să le, ce faci? Mă, nec! Ah, ok, am înțeles, da, ok. Da, ai făcut o schimbă, ce schimbă ai făcut? Ce-i, omule? Ce-i în capul al tău? Ok, niște antenă, bă, Rafaele, eu am făcut o schimbă, uite, am zis acolo, le-am zis acolo, da? Da, nu mai zice, gata, am înțeles ideea, dar zene, nu mai zice, că te dai de acolo, adică nu gen pe bune. Păi, da, oare dacă am putea să mergem în partea alta? Nu, cred, nu cred că e o idee prea bună, dacă mă uit așa, nu cred că e nimic, ia să ne uităm, fii atent, fii atent, uite, cum se zice acolo, uite, cum se zice. Haa, mamă, oare unde ar fi băieții? Opa, am 100 de burger la mine, era, Dariusele, dacă vine, da, 100 de burger. Nu pica în plasă, nu pica în plasă, uite ce așa, rămâne ce, bravo. Dar se le dau, oh, încă 100 de burger, dar se le dau 200 de burger dacă vii. Îți zici tu copile, nu mai vreau burger, nu mai. Îți dau 1000 de burger. Chiar nu fi oferta asta, gândește că nu o să mai mănânci burger încă 2000 de ani. Nu, mamă, Rafale, Rafale, ajută, fii atent, bă, Rafale, zi-mi că dai V-Bax. Zi-mi că dai V-Bax și nu o să mă cam plasă. Nu ce, pe ce. Dar este le dacă vii, îți dau 1000 de burger și îți bag 100.000 de V-Bax în contul de Fortnite. V-Bax, mamă, stai, nu, stai. Mamă, vreau V-Bax, da. Bă, dacă am ajuns aici, ok, s-au zis în partea, bă, dar să le, da, am înțeles, bă, uitați-vă puțin, adică n-am ce să mai zic, adică e totul foarte ciudat, adică uitați-vă, și mama strictă și dar să le se vede că sunt din aceeași familie, practic, se vede că seamănă unul cu celălalt, bă, frate, ce se aude așa ca și cum că vine cineva, că nu-mi place, dar să-l, așa, fugi, dar să le, că mi-e frică, dar... Darcel, unde e? Darcel? Nu știu, Rafael. Darcel, mi-e cam frică, Darcel, unde ești, Darcel? Ajutor, dumneavoastră unde sunteți în momentul de față? Treaba mea este unde ești tu cu Darcel, ce faci să faci, Rafael? Cât de slab sunte și ziceați de mine că nu mă descurc. Dar Rusele, nu vei primi nici 100.000 de V-Bucks și nu mai voi să mănânci burger pentru încă 2000 de ani. Cât despre tine, Rafaele, vreau să-l convinc și pe el și să vă puneți la sticker, pentru că de data asta sunt convinsă că reușesc să câștig. Mamă, okay. Pe bune, ok, ultima hartă, mie îmi convine oricum, gen, dacă noi vă găsim că o să vă găsim supra asta, practic o să câștigăm banii aceia și o să plecăm acasă foarte lejer. Nu știu, dar dumneavoastră cum ați gândit-o pe asta să ne punem noi ca sticker, dar pentru noi e bine că o să vă găsim 100%. Ce-am aici? Ce-i asta, Darcele? Ia, uite, vino! Păi da, asta ai de 7000 de ani, ce-i asta? E speed, mamă, dar să nu mai folosim, mă, asta, Darcele, să jucăm pe bune, normal. Adică ești și ca seeker acum, pentru ce folosești? Nu știu! Ok, Darcele, hai că așteptăm să vedem aici, că deja mă enervez, Darcele, gen, am vrut să facem și noi aici ceva, și mechel, Darcele, bă, fii atent, Darcele, bă. Stai puțin, încet, fii atent, Darusele, bă, vreau să facem mâine, Darusele, vreau să mergem cu maică ta, vreau să mergem acolo la lupta Schibiti, bă, și să trolezi. Cine e, nu-i gata, o lăm cu lopata, bă, Darusele, ia să vin.
Poate în curând o să-l îngrop eu pe Dorisel cu ropata. Ce? Nimic. Mamă, cât de mă ucidat. De ce? Mamă, de ce e așa ciudat mobilizată casa asta? Nimic. Da, și de ce sunt așa multe uși deschise pe aici, întrebarea mea? Nu mai vorbiți acum, că știm cum, că știu cumva unde vă aflați? Ok, mult noroc atunci, pentru că am deschis fiecare ușă din casă, adică e mult noroc să găsiți care sunt. Ok, și dacă o să vin în momentul de față și o să vă găsesc, ce se va întâmpla? Absolut nimic. Absolut nimic? Adică nu câștigăm noi banii aia cumva? Nu. Banii aia câștig eu pentru că am ieșit, dar Rusele, pentru că ai zis încă o dată bada și te ții glunț cu mine, nu vei mai mânca burgeri pentru încă 1000 de ani. 3000 de ani fără burgeri și nu mai voie, de acum vei fi default pe Fortnite. Mamă, dar Rusele, vezi că ți-am zis? Așa, ia fi antena! Da, ne vorba, nici măcar nu o să mai fii default, nu mai e voie să joci Fortnite, de acum trebuie să joci Roblox. Adică îmi place și Roblox, dar nu, Roblox, nu, eu nu tu încace. Aha, te-am găsit. Mă, dar Rusele, nu știu de tine, de-aia 100% am găsit-o, fii atent, e pe undeva pe aici, bă, 100%, nu știu că am auzit ceva, dar unde s-o fi dus mai exact? Ok, nu e în partea asta, dar am auzit gen, dar nu știu pe unde am auzit parcă o scară sau ceva de genul pe aici, pe lângă mine. Nu știu, bă, dar cred că știu unde e. Bă, asta, stai, ce-am făcut? Ce-ai făcut, omule? Am tras o mișină. Mă, dar Rusele, pe bune. Bă, dar Rusele, bă, ce faci mai aici? De ce ești cu capul într-o toaletă? Cum te-ai băgat și de ce e capul? Zici că e o hârtie, de fapt are sens că te-am dat eu cu capul de masă și pe aia cu capacul de la oală, dar gen. De ce ești într-o toaletă și de ce ai verde aici? De ce ești rău, ai vom? Ce-ai făcut, mă, de ce așa are? Mă, uite-te și tu un pic și unde ți-e tot părul, unde iară te-ai dus, mă, dar Rusele, stai un pic, mă, tași, mă, un pic, mă, dar Rusele, cum te-ai băgat, mă, cu toaletă? Stai așa că de sănă la părți, iau ce mare picioare, mă, mă, stai puțin, bă, tu cum ești, cum te scoatem de aici, mă, nu mai sta acolo, ajută-mă să-mi scot de aici, mă, ajută-mă să-mi scot de aici, mă, dar Rusele, ce faci, mă, 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 eu zic să ne calmăm puțin, cred că ne-am calmat. Ce faci, mă, cu capul talent acum? Știi ce? Nu mai suport de la chestia asta. Am plecat. Nu. Dar să gata, mai ești bine, mă, dar să dacă el să dau cu capul de oare sau ce? Capul! Stai! Mamă, nu fac! Bă, că ai febră, ia-ți spațiu aici, mă, tu ai febră sau ce se... Nu mai pot să fac, am plecat. Lăsați-mă să vorbesc normal, că e copilul dumneavoastră, dacă e la fel de terminat ca dumneavoastră, așa de nebun. Cum adică? Stai, ce, la fel de terminat ca mine? Da, nu sunteți nebună, nu sunt la fel, nu e la fel de nebun ca dumneavoastră. De la cine credeți? Olă, bă, frate, am vrut și eu să venim aici, dar la lupta Schibidea se pare că am ajuns la balamuc cu ăștia doi. Să vede că sunt o familie, sincer. Bun, acum sper că v-ați calmat, nu este așa? Da, dar tu pe Darius îl vezi că tot o să mai am să te dau cu capul, cred că nu o să-ți mai vadă deloc, gen, și vezi că trebuie să vedem cu ce scoatem de data asta și tu așteptă-mă să scoatem. E în protecție animalelor, da, animalelor, da, așa, ok, nu, gata, ok, deci îl vedeți cu Darius îl că arată ca o toaletă, vă întrebați, e bine? Da, nu numai că arată ca o toaletă și mă întreb cum a intrat acolo în toaletă, pentru că cum e posibil, cum a reușit să... Ok. Vă zic eu ceva, Darius vizionează pe YouTube niște videoclipuri cu Skibidi Toilet și noi asta o să facem astăzi. O să punem aici niște Skibidi WC-uri, cum ar veni, să se dueleze Skibidi WC, ce mă alea, cum a bă, ce aveți mă cu prostiile astea, mă, copiilor, mă, voi vă dați la prea multe chestii. Gata, nu mai speriam, gata, mamă, nu e amuzant, să știți, adică gen, bă, frate, mă, dumneavoastră sigur sunteți mama la Darusel, adică, de fapt, da, sunteți mama la Darusel, că sunteți la fel de nebună ca și el, adică avea după cine să înveți. Ok, să sperăm că de data aceasta vă calmați, pentru că vreau să vă spun că dacă o să câștigați, o să primiți niște bani, suma de 100 de lei. O să primiți bani, mă, ia lasă-mă, mă, cu prostiile astea, că am venit și la v-ați ascunselea, v-am și bătut, m-am bătut joc de voi și tot n-am câștigat bani. Păi, da, ia stai puțin, că nici mai am chef și Darusel, ce ai, mă, acolo, păcă, ok, nu contează, ce uite-l, ok. Știi ce, nici nu mă interesează, dar eu sincer pot să dispar de aici, adică chiar nu mă mai interesează. A zis că terminați, a spus că nu mai distruge, gata, ce cum, și dacă să, mă, stai puțin, dar Rusele, lasă-mă să urezi cu maică, dacă deja, bă, dar Rusele, eu nu mai suport ce se întâmplă aici, bă, dar eu cum nimeresc, că frate, toată lumea să fie nebună în jurul meu, adică, oare sunt eu nebunul de, zic de toată lumea că e nebună, adică nu înțeleg ce se întâmplă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, hai mă, tași, dar Rusele. Da, eu zice că tu ești nebun. Sincer, adică nu prea... Ia,
plan. Distruge, omule, nu mai distruge arena asta. Bă, dar vă amuzați sunteți voi, de că sunteți familie. Foarte amuzați sunteți voi. Ha-ha, nu mai pot dărâți. Mă, fiți atenți. Acum sunt la lupta Skibidi. Aveți acolo niște chestii. O să apăsați pe butonul acela și o să vă pice ceva random. O să-l puneți jos. După aceea eu o să dau target și dar o să pună și el pe al lui și o să se bată între ei. Care o să câștige? Dacă o să câștige altul, practic o să ai un punct. Și așa facem acolo în partea asta. Sunt și mai jmechere și în partea asta. Ok, stai. În primul rând, mi-ai zis cumva, mi-ai vorbit cu tu, dar acum trebuie să vorbești cu dumneavoastră, ok? Doar Darusel are voie să vorbească cu tu. Da, așa, dumneavoastră. Așa, doar în orice caz, dacă e să mai vorbești cu tu. Acum duceți-vă pe partea. Omule, bă, frate, pe bune ați venit să vă să ne distrugă. Bă, uitați-vă pe bune, bă, nu înțeleg. Să vede că sunt familie ăștia, dar n-am ce să mai zic. Acum trebuie să pun asta la loc. Că ce să facem? Familia 2012, pe bune. Bun, hai să începem cu prima rundă. Fiți atenți, trebuie să apăsați aici și hai să vedem ce vă pică. Dați acolo. După aceea o să vă dare să eu să fiu arbitru la jumătate. Păi stai, butonul ăsta de aici? Da, e singur buton, ăla e butonul. Ok, și va pica ceva, okay. Uitați-vă în spate. L-am luat deja. Așa, și acum puneți-l jos să vedem ce v-a picat. Stai, nu, stai, fii atent, mai zi o dată să apăs butonul ăsta. Nu mai apăsați o dată, doar o singură dată. Uita, apăsați o singură dată, luați ăla și apăsați o singură dată. Ce e așa de greu? Nu, ziceam acum pe bune, gen. Da, apăsați, ați apăsat. Apăsați o dată pe buton sau nu? Aici, pe butonul ăsta? Nu, pe butonul din deasupra, pe nas. Ok, apăs acum. Da, apăsați pe buton, ia. Bă, frate, ok, luați-l pe ăsta, știți ceva, ok, ăsta v-a picat dumneavoastră, ăsta este al vostru. Mă, cine-i mă ăsta, ce-i taranul lop? Cine-i mă ăsta, de ce se uită așa la mine? Bă, scoate-l mă repede de aici, domnule, dar să ies ca ziua care mă către... Bă, dar să vină repede, omule. Ce vrei? Fii atent, dar să le, eu îți ajut cu chilenti tu, pentru că ea nu știi și o să stau la jumătate și eu te ajut, bine? Ok, dar fii atent, stai, o să fac o magie. Ce vrei, mă, omule? Bă, vorbește bă, calul meu, bă, dar să le, mă enervez odată, hai odată, scoate capul ăla din vece și vorbește, omule, odată. Bă, și-l fi antenă, bă, Rafaele, sunt gata, bă, nu-s gata, stai, instant, așa, bun, hai, bă, Rafaele, ce faci, dar să le, că tu n-ai niciun dâla, dar să le, ia, ce, mă, ăsta moare instant, dar să le, ăsta nici nu poți să dai cu el. Bă, mă, Daniel! Bă, dar nu ți-ai văzut selecția, că cu ăsta nu merge, nu mai știi din trecut că nu merge, omule, bă, dar să le, bă, ești prost, rău, tot, mă, dar să le, după ce că te ajut eu cu insta ăla, dar să nu înțelegi ce mai folosești tu altele, hai, mă, pune-l pe ăsta, uite, pune cameramanul ăsta și gata, acum o să dai o target la astea, auziți, gata, auziți, pune, uite, hai că vă pun ăsta din nou, o să-l pun din nou aici. Ăsta este al dumneavoastră, bun. Mă, dar să nu trebuia să mai fur. Ok, am pus ăsta. Dau și la asta target și acum să se bată între ei. Da, dacă ăsta nu fuge la mama naibii, ar trebui să se bată. Da, nu știu care e faza. Ia, mă, deci dau așa. Ia să vedem că s-a luat la bătaie. Bă, câți am pus? Am pus prea mulți. Mă, da, dumneavoastră știți măcar ce se întâmplă aici? Nu, da, stai puțin că nici nu înțeleg nimic. Adică ce ar trebui să se întâmple aici și ce e faza cu tot Tyrone-ul ăsta, mă? Aruncați-l, ok, deci uite atentă. Acesta este al dumneavoastră și ăsta este al lui Darusel. Ei o să se bată între ei acum. 3, 2, 1 se bat și care o să câștige? O să vedeți cine ăsta să lua bătaia acum și... Mă, cum a bătut, mă, cameramanul ăsta mic? Că n-ave nicio șansă. Cum a reușit, mă, ăsta să bată pe ăla meu? Ia, stai un pic. Și asta a fost prima rundă. Și înseamnă că dumneavoastră acum ați pierdut și Darusel are 1-0. Ești și tu te pui cu mine? Bun, acum deci... suntem la a doua rundă. Ce? Nu, continuă. Ah, ok, am înțeles. Deci suntem la a doua rundă. Suntem la două. Mă, dar ce aveți, mă, oameni? Bă, dar voi, mă, ce, mă, bă, a, puteți, vă place și ăsta sau ceva? Că mi se pare că nu vă cam place. Adică, nu știu, nu, n-aș prins ideea. Spuneți-mi ce ați înțeles din jocul acesta. Da, sincer, nu prea-mi place. Vreau doar să mă joc cu mama și dau easy și Tony. Bă, dar chiar să vede că e mama ta. Deci nu trebuie să fie un test ADN făcut. Chiar să vede că e mama ta. Gen, pe bune, bă, dar să e puta. Ah, ok. Stai, ce faci mai aici, Darusel? Mă, ce faci? Mă, da, bă, Darusel, e mai... Ok, încerc. E mult mai nebună decât tine, e mult mai ciudată, mult mai... Ok, îmi retrag cuvinte, sunt amândoi la fel. Bun, acum hai să începem a doua rândă. Terminați-o, fiți atentă. Dați acolo din nou să vedem ceea ce o să vă pice. Îl puneți dumneavoastră de desubt acolo jos. Pe partea dumneavoastră, sunt ceva picat. 3, 2, 1, a, ok, este asta. Și Darusel, tu dai acum, hai că dai un loc cu tot Darusel. Să vedem ce ți-a picat, ia să vedem. Ok, ăsta, că parcă îl dă să mai pune psuitul. L-ai pus tu mai devreme, deja mă enerva, știi ceva? Hai să vedem. 3, 2, 1, care să câștige? Scrieți voi acolo în comentarii să vedem care să câștige. Bă, ce faci? Darusel, pune-l înapoi, că nu merge, dar se, omule, vin, omule. Hai, mă.
Bă, dar să... Bă, pe bune, hai să facem că oamenii vor să vadă lucrul schibili, nu cum te prostești tu, Darsile, hai să vedem, 3, 2, mă, Darsile, dar pune, mă, omule, pune unul lângă altul, pune-l, că ăsta tu nu vezi că fuge, Darsile, pune-l aproape, pune-l aproape, am zis aproape, Darsile, uite că maica ta e răcită, Darsile, din vina ta că ești un nebun, bine, că nu e de parcă aș fi amândoi nebun sau ceva, dar în fine, ia mă, care era care, că, bă, nici nu pot să dau target, Darsile, la ea, ia vezi, Darsile, ceva că ce armata brrschibili. Stați puțin, că am așa o nelămurire. Cum adică armata, stați, nu mai puneți om, om, bă, gata. Mă, ce fac, spuneți și mie, mă, gata, pe bune, gata, omule, vină încoace, mama lui Darsile, veniți încoace. De unde știți dumneavoastră de brrschibidi-dop, dacă ați zis că nu știți de schibidi toilet? Păi, da, bă, laud, bă, Darsile, mereu cum face brrschibidi-dop, vorbește ceva toaletă, că zic eu, credeam că vreau să devin o toaletă, dar nici chiar așa, mă, adică, pe bune, nici nu mai pot să fac față la atâtea chestii, adică, pe bune, spune și mie cum ar trebui să fac față la toate chestiile astea și să mă duc așa. No, bă, da, cum ar putea, dar trebuie eu să fac față la toate chestiile astea, întrebarea. Bă, frate, nu mai suport lumea asta cu ăștia, bă, nu înțeleg nimic, mă, nu înțeleg care e faza cu ei, sincer, gen, chiar să vede că e o familie adevărată, nici nu le trebuie test ADN. Bă, putem să începem pe bune, hai să începem de la capăt și să jucăm pe bune, putem și ca pe bune? Ok, hai să jucăm pe bune, dar să sperăm că de data asta, atenție, să nu mă mai trolați, pentru că dacă mă veți mai trolat, dar Darius el o să pățească tot. Dar cu ce, vă, cu ce am trolat la lupta Skibidi? Băi, nu știu, nu prea, nu știu, mi se pare, bă, adică voi mereu mă trolați, adică n-aveți cum să, n-aveți cum să, să nu ascundeți chestia asta, că voi mereu m-ați trolat, de fiecare dată m-ați trolat, adică niciodată n-aveți cum să, efectiv, n-ai cum să, efectiv, niciodată n-ai cum să mă trolezi, bă, Darusele, tași, mă, că iară n-o să mai mănânci, bă, ok, Darusele, familia nebunilor, gata, Darusele, Darusele, nu mai ai voie să te joci, mă, tu dați-mă de aici, Darusele, n-o să mai ai voie să te joci Fortnite pentru încă 1237 de ani, o să fii default după aia, tot timpul, n-o să mai voi să-ți cumperi skin-uri și n-o să mai voi să mănânci burgeri toată viața ta. Ok, hai! Ok, acum putem să dăm drumul la lupta Skibidi, gen, pe bune. Ok, haide! Hai să dăm drumul, da, să apăsați acolo și vedeți ce va pica, puneți-l jos, ok, deci va pica tura de picasele, dar să le mai devreme. Eu dau target la asta, dau target și la asta și acum, mă, dar cât ai pus, bă, omule, dar... Dar nu mai pune, dar bă, ce tot fa... Mă, ce se întâmplă? Bă, dar să le poți să nu mai folosești de asta și să jucăm pe... Păi da, hai să folosim unul și să dăm target. Da, eu cred că doar să le trează pe amândoi, dar să le cred că nu o să mai voie să ieși din casă toată viața ta. Dar de fapt, o să te leg în subsol și vedem noi ce facem după. De te leg de calorifer sau nu știu, dar hai să termin o dată cu lupta asta, că vreau să plec mai repede de ce să-mi iau banii. Da, ok, deci a câștigat ăla, dar să l-ai văzut? Eu nu l-am să repede. Mă, tu iar ați permis să-mi zici, mă... nu, eu nu mai... Păi, da, dacă ai văzut, ce faci să zic? N-ai văzut sau... Bă, doamne, bă... Mă, te-am zis atâta timp să nu mai vorbești cu tu, ia vino, mă, că ia vino, mă. Puteți să fiți, vă rog, amândoi, să fiți puțin așa, mai liniștiți, mai liniștiți, puteți să fiți? Nu! Bă, hai să facem o rundă corectă, pe bune. Păi, fii antenă, bă, afară, zice lei. Bă, dar să le... Nu, ok, 100 de lei la cine va câștiga astăzi, le dau chiar eu. Gata. Ok, da, mergem în partea aia, mai bine, cred că e mai bine, cred că da, hai acum să mergem în partea asta. Aici sunt niște chestii mult mai interesante decât în partea aia, ca să vă spunem așa. Aici o să dați acolo și dă și tu, dar să nu mai dați de la, dați aici, ok, va pica. Ok, l-am luat eu, dar puneți-l acolo, să vedem acum, ok, deci a picat lui, dar să-l ăsta. Dumneavoastră puneți, ok, va picat ăsta, bă, ăsta nu e chiar așa de interesant, dar e interesant pentru că amândoi sunt așa de mari și să vedem care să câștige între ăștia doi de aici, să vedem, acum nu o să fac nimic, nu o să folosesc eu asta. Ok, dar să-l a câștigat, da, gen... Easy! Nu, Darusele, tu mă trolezi pe mine, ia vino fix aici, vino în fața mea, Darusele. Da, Darusele, acum în momentul ăsta vii și tu, dă-te că tu... Bă, mă, ți-a cerut cineva părerea, așa credeam și eu, stai deoparte. Darusele, uite-te la mine, ok, ai trolat cumva? Nu, mami, nu! Nu, uite-te la mine, că văd că te uiți într-o parte, asta înseamnă că minți, știi ce înseamnă asta, nu? Știi ce înseamnă asta, nu? O să le spun tuturor colegilor tăi de la școală că ești default pe Fortnite. Nu! Nu!
Ok, ultima șansă. Putem să facem, vă rog eu frumos, să jucăm o luptă corectă, Skibidi? Ok, Rafaele. Bă, Darusele, du-te până în colțul ăla, că am auzit că sunt niște burgeri în chestul ăla din spate. Burgeri, acum, stai. Nu, Darusele, nu există burgeri aici, așa, hai, dați acolo. Mă, Rafaele, Darusele, vezi că ți-am pus niște burgeri acolo, chestul ăla, sunt ultimul burger pe care ai pus mâine și tu, eu am ceva de discutat cu Rafael, repede. Așa, spune și tu acum, că dacă nu facem ca lumea și iară mă trolează, nu o să mai vă voie să mănânce burgeri toată viața lui și o să-i spun la toți colegii lui și la toată lumea de școală că este default pe Fortnite. Înțeles, a spus 2000 de ore asta, mamă, zici că default pe Fortnite, wow, ce mamă crin sunteți, adică pe bune. Bă, eu vreau să facem, vreau să ne înșcă, uitați că așa auzi, dar ca și râs, îmi pare bine. Ce faci, defaultule? Mai zi tu ceva, Rafael, așa ziceam. Defaultule, vezi că dacă nu facem lupta Skibidi și arăte prostești, mă, defaultule, vezi că o să afle toată școala că ești default și că n-ai V-Bucks. Și trebuie să găsim persoana care se prostește aici la lupta Skibidi și Darusele cel mai normal, da, aici dintre toată lumea, adică dintre dumneavoastră și el, Darusele cel mai normal și nu face nimic și îi spuneți lui Darusele să joace cum trebuie la lupta Skibidi și dumneavoastră nu dați să luptă. Poate îți permiți să-mi spui mie ce să fac? Așa credeam și eu. Hai să facem mai repede lupta Skibidi. Ia uite mă, eu am polițist aici. Haide mă mai repede. Da, aveți polițist, ia să vedem care să câștige. E clar că alu, Darusele, uitați-vă puțin la el cum arată și pe bune, adică gen... Nu, nici păi dar eu nu stai, bă, cum adică este puțin că și eu am avut ăștia mai mari și ei mi-au pierdut. Păi cum adică mă, voi trolați cu ăsta așa, ce e asta mă, eu pentru ce, eu nu pentru asta m-am înscris, mă. Mă, sper că eu tot o să-mi iau banii. Taulă, dacă vă comportați și voi normal și facem o luptă Skibidi, că până acum n-a fost deloc o luptă Skibidi, n-a fost absolut nimic, doar v-ați prostit voi între voi și mi-ați dereglat tot capul, numai eu nu cred că mai am creier, nu cred că mai există, cred că e undeva pe acolo, pe dedesubtul hărții acestea, dacă am putea să faci și cum trebuie, ar fi bine și așa ar putea să câștige și cineva banii. Mami, deși am pe mă, Rafaele, vreau să mă revoasă pe mama, așa că-ți facem unul la unul cu schimbitoile. Nu, dar să le, hai să dăm aici pe bune, dați odată, nu, o să dau eu pentru voi, o să dau eu pentru voi, ăsta este al tău, ăsta este al lui Darusel. Punem așa și hai să vedem care să câștige Darusel, i-a mai picat încă o dată, vedem ăsta și vedem că a câștigat Darusel, foarte frumos, uitați, asta a fost prima rundă de până acum, Darusel. Păi stai un pic, cum adică câștigăm mă mereu Darusel, mie nu mi se pare corect, adică stai puțin, păi cum, ia stai așa puțin, că am jucat atâtea runde, nu e posibil ca de fiecare dată să câștige Darusel. Mai dăm o rundă, hai să vedem ce pică, pică ăsta și la Darusel pică ăsta, ăsta este la Darusel, ăsta este la dumneavoastră, punem așa și acum hai să vedem care să câștige, vedem că al dumneavoastră s-a băgat prima oară, ok, al dumneavoastră, mă, ce fai mă Darusel acolo? Ce fai, nu, gine, l-ajut, hai nene, hai! Ok, am zis că de data aceasta ați câștigat? Ok, să zicem, dar mai trebuie să câștig una să mă asigur. Păi da, trebuie să jucăm ca lumea, că până acum practic au fost doar astea două runde care să zic că s-au pus, în rest n-au mai fost altele. Adică practic doar am câștigat, adică acum e unul, bine, hai, acum care câștigă de tot, ok, hai, acum e runda decisivă. Dă-te, Rafaele! Ăsta e al tău și al lui Darusel, care are, Darusel, ai pune-l, 3, 2, hai, Darusel, ai, omule, dată, gata, Darusel. Bă, Rafa, dar nu, unică nu la. Abia tu, nu înseamnă că el avea mai picat încă o dată, Darusel, uite, ăsta e. Ce e ăsta, Darusel? Bă, ce, Darusel, ai pierdut. Aha, am câștigat. Ha, unde sunt banii? Haideți. Nu, de la 3, asta este runda decisivă. Și fii atent la casa. Cum adică stai puțin, că tot runda decisivă a fost 2-1 pentru mine. Cum adică la ce te referi, mă, Darusele? Că poate șterg contul de Fortnite acum. Păi ia ta ce ușim de tu măcar ești la un meral, fii atent. Mă, tu zici mie să tal din gură, mă, ia vino mă încă, ia sunt, scoate-l mă pe Skibidi ăsta, că nici n-am treabă cu el, chiar nu mă interesează. Mă, Darusele, păi cum ești permis, mă, să-mi zici mie ce să fac? Să vorbesc și eu ceva, bă, dar nu-i mai tace gura deloc, mă, maică-sliu, dar... Mă, Darusele, stai puțin, tu ai zis cumva că să vede că nu e maică-ta sau ce ai zis tu acolo, că nu te-am înțeles bine. Da, genii! Cum nu e, mă, Darusele, că să vede clar, Darusele, de la 7 miliarde de kilometri după cealaltă parte a planetei, să vede clar că voi sunteți o familie. Nu știu, bă, Rafale, dar e nebune, nu știu, arată... S-a zis cumva că eu nu sunt mama lui Darusele, 2012? Eu am zis că sunt... O să plătești pentru asta, Darusele? Darusele, nu ești gata pentru ce urmează, zic să fugi? Darusele, puneți toate rugăciunile! A, Darusele!
Nu, ok, nu mai. Nu, că acum, da, uitați-vă acolo în spate. Bă, nu mai am cuvinte, nu mai am ce să spun. Efectiv, nu mai am absolut niciun cuvânt. M-au dereglat total. Nu știu dacă o să mai am eu. Nu știu dacă o să mai trăiesc după ziua asta. Că la câți nervi și câte... Sunt box, ce antenă, bă, Rafael. Eu am fost la 2012 alături de Rafael Gâghe, ghe, și alături de mama mea. Așa că, brâșchirimii tale, tot. Da, nu mai am nimic de zis. Cine tot, măcar dați acolo un like și dacă mai vreți să mai facem tot dragul vostru, o să mai fac. Băi, ia stai mă așa, Darusele, păi cum adică stai așa? Tu ai zis că tu ești mai bun decât mine la fullboxuri, ia vină mă încă, ia fii atent. N-ai, nu, fii atent, uite-te la asta. Bă, Darusele, o nouă zi, bă, frate, ai, mă, iar mănânci burger, Darusele, nici n-a început ziua, bine și tu mănânci burger, pe bune, chiar așa, Darusele? Bă, Rafale, fii antena, bă, Rafale, vreau să zic că astăzi este o zi de burger și fii antena, bă, Rafale, eu zi de burger, Darusele, dar poți să vorbești ca lumea, lasă burger, ești odată omule, că mă nervez, bă, Darusele, nu putem să avem și noi o conversație normală, tu de fiecare dată când trebuie să vorbim noi între noi, tu mănânci burger, ce înseamnă asta, Darusele? Ok, de fii antena, bă, Rafale, acum o să mănânc biscuit, dar fii antena, bă, Rafale, eu vreau să mănânc pe mama mea, vreau să-mi pentru toți, pentru că ea mă nervează. Doamne, Eminem, rap god, cine ești mă tu, Darusele, mă vorbește mă ca lumea, omule, că deja mă dispert, Darusele, mă, îmi faci nervi toată ziua sau ce te-ai dispus să-mi faci tu asta, că nu te înțeleg, Darusele, vorbește mă cal, nu mai mânca atâția burger, atâția biscuiți, atâtea, orice mănânci tu, dar, oh, no. Bă, ok, bă, Rafale, nu-mi pasă da fie antenă, bă, eu vreau să o punem crezi pe mama mea și vreau amândoi să-l durăm 24 de ore, că fie antenă, ce bă. Ce să facem, bă, vorbește mă ca lumea, bă, Darusele, ce să facem, omule, bă, doamne, bă, Darusele, bă, ești nervant pe bune, poți să fii să te comporti normal, Darusele, de ce trebuie să fii ca maică ta, Darusele, pe bune, adică ea că e nebune și ca toate astea, Darusele, tu trebuie să fii exact la fel ca ea. Bă, Rafaele, bă, las-mă, frate, în pace, dar fii antenă, eu, Darusele, 2014 ăsta, 2012, vreau să o bărăcăiesc pe mama mea. Ce vrei, mă, să o bărbierezi, sau ce vrei, mă, Darusele, ce vorbești, mă, omule, acolo, Darusele, poți să vorbești ca lumea, Darusele, poți să vorbești normal, așa cum faci tu, am vrea să vorbești, Darusele, eu sunt Darusele, poți să vorbești normal, Darusele, că nu te înțeleg și vorbești. Bă, Rafaele, bă, stai, bă, ia mai fă o dată, să mă imit, să ia mai imit o dată. Nu te mai imit, Darusele, ce sunt, te mai mulți atât, Darusele, sunt papagalul tău, hai o dată, vorbești o dată, Darusele, zi-mi ceea ce ai de spus, că de 7 ore, Darusele, stau, uite cât de ceas e, 12 minute, Darusele, deja s-a făcut prânzul, băi, ești nesimțit, pe bune, a trecut tot prânzul, Darusele, toată dimineața a trecut ca să-mi zici tu un singur lucru pe care încă nu mi l-ai zis. Ok, deci fii antenă, bă, Rafale, eu vreau să prânzesc pe mama mea, ok? Ok, vrei să-i faci un prank mamei tale, eu am înțeles, bărbierești mai devreme că nu știi tu să vorbești, Darusele, că mănânci toată ziua, dar cu ce prank vrei să-i faci, Darusele, că nu te înțeleg. Deci fii antenă, bă, eu vreau să dar 24 de ore. Ce să-i faci, mă, Darusele, să o omori sau ce ai zis mă acolo? Să o ignori. Pe că te-ai zis eu, Darusele, dar crezi că e o idee bună, mă, dacă ne ia la bătaie și ne da afară din casă, Darusele, te-ai gândit la asta? Pe fii antenă, bă, Rafale, eu sunt gata de război! Oricum, eu chiar vreau să mă dea afară din casă, Darusele, adică pe bune, că nu vreau să ducem la noi acasă, ce să stăm noi așa? Cioc! Alo, copii, ce faceți? Haideți să mâncați, Alo, aveți, ați pregătit? A, vreți mâncare, a? Păi eu până acum ce tot v-am zis. Haideți jos, dar fiți atenți că nu vă dau burger, vă dau nici nu știu ce vă dau, ce vă dau. Hai veniți jos mai repede. Bă, prostule, vii mă înapoi, bă, rămâi aici, dar să-l dai zis să ignorăm așa, ai 3 de ani. Hai, mă, mai repede jos, mă, lăsa mingea asta, dar ce ai asta, lăsa. Bă, dar să ne ce faci, mă? Hai, bă, dar să le, hai să mergem să mâncăm, hai, prima dată. Alo, copii, ce faceți? Bă, unde vă duceți, mă, dar să le cum se arunce așa? Darusele, alo, mă aude cineva? Copii, alo, alo. Ce faceți, mă, pe aici? Să rămână, puteți să ne puneți și nouă masa, că vrem să mâncăm? A, dar stai, uite, vaza, a adus vaza înapoi? Să vă puneți masa, ok, uite vaza, chiar nu mă interesează vaza, luați-mă de aici supă și mâncați, mă spera, nu mai mâncați vaza. Ce te teleportezi așa, omule, pe Darusele, cum te teleportat, ai văzut aici, ai văzut acolo, te-ai văzut aici, ce s-a întâmplat? Păi nu știu, bă, Rafaele, bă, dar eu vreau supă, mă,
mi-ai pus, să nu lasă. Da. Ok, deci mi-am terminat bă, Rafael, eu zic să ne jucăm Minecraft. Hai, bă, dar să le, bă, nu, dar să le lasă, mă, stai puțin, vin înapoi, ia-mă câte ceasul, câte ceasul. Știi să citești ceasul, bă? Dar fii atent, dar să le, cu ce seamănă ceasul ăsta? Seamănă cu o firmă ceva sau cu ce seamănă? Seamănă cu nasul tău. Foarte mă, ce s-a dat cinerul de măsele pe unde te duci, mă, n-ai terminat de mâncat, mă, vină mă încoace la bucătărie, mă, ce faci mă aici, bă, Darusele, ia vină încoa, ce te bași tu în baie aici la toaletă, știi că asta e baia lui Taic, tu n-ai voie aici, bă, Darusele, dă-te mă jos de pe toaletă, că n-ai voie, mă, dă-te mă jos, stai, băi, bă, ce faci mă aici, alo, mă aude cineva, alo, alo, mă aude cineva, ce e, bă, ce are mă asta de nu mă aude atâta, mă, Darusele, ce faci, bă, ce, de ce nu mă aude asta, mă, ce are mă asta, alo, terminați, gata cu atâta gura, gara, trenul, ce sunteți dumneavoastră? Ce vreau și eu să vorbesc cu dumneavoastră. Mă, ziceți că nu vorbește nimeni și dumneavoastră vorbește peste noi și nu ne lăsați să vorbim absolut deloc. De ce credeți că nu vă bagă nimeni în seamă? Păi dacă nu mă aude nimeni, eu am încercat să-i zic să vă zic cu frumos să vă dau de mâncare și a ieșit din baia asta, că dacă intră taică-s lui Darusel și o vede aici să supără, ne bate pe toți trei. Și cine e tatăl lui Darusel? Asta voiam să întreb. Nu știu, când o să vină, că a plecat după lapte și nu s-a mai întors. Dar bă, nu știu, bai de bă, Darusel, mă, unde ești, mă? Vino mă încoace, faci mă la biroul lui Taic, tu mă, vino mă încoace. Ce faci mă în dormitor aici? Mă, vino mă încoace, n-ai voie aici. Biroul lui taică-s-o, așa arată, ce face taică-s-o aici? De ce are o cameră de fetițe taică-s-o? Taică-s-o e fetiță? Posibil, nici nu știu cine-i taică-s-o, mă, ieși mă din dulap. Okay. Veniți mă jos la mâncare, mă, nu mă aude mă nimeni. Deci familia asta e cea mai ciudată familie, pe bune. Nu înțeleg care e fa... Bă, dar să le chiar ai o mamă ciudată rău, tot nu mai am cuvinte, adică pe bune. Hai, mă. Bă, dar să-l da, ce să mai mâncăm? Auziți, aveți să ne mai dați și nouă ceva de mâncare, că noi am mâncat și ne mai încă mai e foame. De exemplu, mie chiar încă mai e foame. Posibil ați mâncat, dar dacă ați fost așa obraznici, supă, tată, supă. Asta e tot ce mâncați azi. A, ok, ok. Hai, bă, dar să mâncăm puțin. Ce faci aici? Bă, Rafaele, unde ce? Unde te duci, mă, ce cauți aici? Trei jos! Terminați, gata că mor! Doamne, iartă-mă, ce familie de nebuni avem aici! Nu na, mor, ia-mă supă și mănâncă supă, că burgerii numai eu am voi acum! Da, ok, nu mă interesează pe mine. Bă, dar să unde te duci, mă? Alo, dar să unde-i, mă? Unde-i, mă, ăsta? Unde ești? Ce faceți, mă, jos? Alo? Hai să ne scundem aici, ascunde-te! Păi ce tata, unde vă duceți, mă, ce faceți, mă, aici? Vine să vină. Mă, unde sunteți, vere, unde? Bă, ce căutați, mă, vere, aici? Cine-i, mă, prind la pe aici? Cine-i, mă, păi cine-i, mă, pe aici, mă? Mă, cine-i, mă, bă, unde sunteți, mă, toți? Unde v-ați dus, mă? Ok, da, uite, o să mă duc acolo. Bă, frate, nu înțeleg care e faza cu familia asta. E o familie de nebun, bine că am plecat acum, bă, dar nu știu. Dar să le vină, bă, au, ai acolo, Tarasel, unde ești, mă? Alo, Tarasel? Mă, ce căutați, mă, unde sunteți, mă, ce căutați, vire aici? Bă, unde sunteți, mă, că mă aud în subsol aici, ce faceți, mă, aici? Ok, stați, mă, simt că nu e bine, a, m-a văzut. Mă, Rafaele, ce faci, mă, aici? Doamne, unde-i, mă, Rafael, ajută-mă să-l găsesc mai repede, vino și numai, ce faceți, mă, copii aici? Ce faceți, mă, aici? Ce faceți, mă, aici? Mamă, doamne, nu mai pot, cred că mă duc până afară să mă plinși la casă deschiată, poate ajung, poate doamne ăștia-i fură cineva pe copiii ăștia, că nu mai pot cu ei, doamne, bă. Bă, dar are o gură mare, rău, maică, salut, Darusel, nu știu, vorbește așa în continuu, taca, nu se mai oprește, frate, nu înțeleg care e faza, e eu un tren, mă. Mă, ce faci, mă, aici, tu, parcă erai jos și cauți aici, mă, ia, vină, mânghe, bă, ce faci, mă, aici, mă, ia și mănâncă supă, ia, lasă-mă în pace. Bă, da, unde s-a dus, mă, ăsta, bă, da, uitați-vă ceea ce spuneam eu, bă, frate, nu înțeleg. Bă, Darusel, hai să mergem, fii atent, hai să mergem, să ne prefacem că și încă mergem la școală și la astea. Să-ți fac de cursul de comici așa. Bă, copii, dar voi n-au zis, mă, să stați cu mici, lăsați-mă în pace, mă, ce aveți, bă, unde plecați, mă, ia vino, bă, ce faceți, mă, că cine nu... Rămâne în casă, despre iată, ce faceți, mă, ce faceți, bă, alo?
Bă, ce... Bă, frate, ce e cu gălăgia asta în casă, oameni răști, oameni... Dar să-l, omule, dar să-l, lasă să merge la școală, hai în față să luăm mașina, dar să... Bă, ce la școală? Ce faceți, mă, la școală? Bă, ia veniți, mă, încoace. Bă, da, mă termină psihic, bă, bune, maică s-a mă termină psihic, la cum vorbește în continuu, bă, frate, nu înțeleg care e faza acum, maică s-a dar în final să luăm mașina. Bă, dar nu se le împunde, unde mă rapelunde, bă, rapelunde, mă, unde mă duci, 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 mă, unde m
Dar Răsel, uite unde e, tu motocicleta ai lăsat-o aici de 7 luni de zile, dar Răsel, tu vezi unde e motocicleta? A, upsi, aba, la școală, la la la, a venit bossul, dar știu că mi-i doște, mă cheamă de Răsel, am capuchel, îmi plac burgerii și Rafael e câinele meu, ei! Aba, dar Răsel, ai înapoi, că deja ni s-a luat de școală cum ar veni, am venit, așa, acum mergem înapoi acasă, bă, dar Răsel, trebuie să mai ignorăm, că mai cât a rămas acolo și gen, noi trebuie să ignorăm pe ea, nu trebuie să ne să ignorăm pe nimeni cum ar veni aerul, mă urcă, mă, hai, du-te cu motocicleta așa, mă, ce caută, mă, pe ceva, ce spui aici, bă? Bă, intrați în cartul meu de golf, mă, nu vei rușine, mă, ia veniți, mă, încoa. Hai, mă, mai repede și cu cartul ăsta de golf, că nu merge, bă, ce faceți, mă, bă? Hai să mergem la bowling, Răsel, Răsel, vino. Bă, mi se desumflă roata, copii, bă, mi se desumflă roata, ajutor, ajutor, mă, nu mai merge, mă, bă, o lătă și eu pe jos. Bă, piciorul, au. Mă, dar Răsel, ce se pașa cu aul de la 7 km? Bă, doar, doamne, dar Răsel, bă, ce are, mă, dar Răsel, că nu înțeleg. A făcut căcuța pe mine. Wow, foarte amuzant, ești tu, dar Răsel, bă, dar unde, bă, trebuie să ajungem la maică-ta, mă, dar Răsel, bă, pe bune, adică noi suntem aici la bowling, dar maică-ta unde s-a dus, că văd că nu mai e pe aici, unde, dar Răsel, stai puțin, că noi trebuie să ignorăm pe ea, dar Răsel, dar n-a venit de pe noi, trebuie să... Hai, nu mai ignor pe mine, omule. Bine, bă, am tatchi. Hai. Gata, dar Răsel, hai să mergem, trebuie să o găsim pe ea ca să o facem să vină după noi, dar Răsel, că așa nu se poate. Urcă. Uite, fii atent, dar Răsel, așteaptă să ne vadă și să ne vadă. Hai că nu ne vede, stai puțin, stai pe aici. Hai, bă, dar Răsel, să facem o mișcare pe aici. Hai, să facem o trecere. Deci fii atent, primul care ajunge acolo la aia de, bă, dar ce tot facem, dar Răsel, că tu nu mai vine. Bă, ce că... 3, 2, 1 și... A, câștiga fraierii, a, ce fraierii ăștia. Unde te duci, mă, ce e ăsta? Ce e locul ăsta, dar Răsel, aici? Ce e locul ăsta, dar Răsel? Unde suntem aici? E restaurant. Uite, mă, ce căutați, mă, ia veniți, mă, încoa. Mă, alo, dar Răsel, Rafael, ce căutați, mă, aici, în băie la fete? Veniți, mă, încoace, mă, cum adică, mă? Dar Răsel, unde sunteți, mă, toți copii? Bă, ce faceți, mă, cum adică, cum se uitați în băie la fete? Pe unde v-ați sus toți, mă, ce cauți, mă, într-o lap, n-aveți... Alo, mă aude cineva? Alo, mă aude cineva? Dar Răsel, bă, ce faci, mă, aici, unde te bani? Alo, dar Răsel, vină înapoi, dar atunci, dacă nu mă aude, dar Răsel, cred că o să arunc toți burgerii, Hai că mergem cu motocicleta, că am rămas cu motocicleta, dar Răsel, hai să mergem acasă, tot am plecat. Bine, conduci, da, dar Răsel, hai să conducem, da, dar Răsel, du aia repede acasă, dar Răsel, să vedem cum mai putem ignora, dar Răsel, că deja gen faci captatea alea, bă, hai, fii atent, hai să ne jucăm într-un fel, să încercăm să facem ceva ca și cum să ne jucăm un joc cu ea, fii atent, gândește-te tu la un joc cu care putem să ne jucăm gen așa, să vorbim și atât și să nu mai băgăm în seamă, nu, dar Răsel, un joc pe bune, gen, nu jocuri pe calculator. Gata, dar Răsel, taci cu puștile tale, dar Răsel, hai că am ajuns acasă, bă, dar pe unde ești, mă, dar Răsel, pe aici, mamă, dar Răsel, câte, ok, hai să mergem pe aici, bă, dar Răsel, dar unde să mergem, hai să mergem aici la masă și fii atent, dar Răsel, dar Răsel, am o idee, vino repede, unde ești, dar Răsel, piciorul meu, bă, Rafael, m-a luat la picior, gata, dar Răsel, vino, repede, să facem treaba asta, dacă vine mai aici, nu putem să mai faci, bă, dar Răsel, fii atent, ce idee mi-a venit, bă, dar Răsel, mi-a venit o idee genială, dar unde mai uitat la coșul ăsta de gunoi, ce-ai cu coșul de gunoi?
noi, dar o să le te cauți prin el sau ce faci? Iam și așa, bă, Rafale, fii antenă. Am găsit, uite, am găsit o cartofă ăsta și fii antenă, bă, Rafale. Să stai puțin, lasă cartoful ăla, că e de poliză. Nu mai știi că ți l-a dat atunci, dar răsule și n-a trebuit să-l mâncă. Și așa, dar fii atent, bă, dar răsule. Hai să facem așa, nu știu dacă ajuns acasă să ne uităm și asta, dar fii atent, dar răsule. Dacă ajungi acasă, să facem ca și cum că am dat foc aici la bucătărie, să se spire, să vină în partea asta, știi ce zic? A, da, chiar stai așa. Păi da, hai să vedem dacă... Bă, cred că am văzut să puteam, hai. Dar să-l dăm, Puși, dar să-i să dau alarma, să dau alarma! Mami! Alo, pompierii! Da! Alo, ia-l că mi-a fugit casa! Nu mai pot, am fugit! Aduce și un medic, că cred că fac infartă, o l-am fugit prea mult! Familia de nebun, pă bune, uitați-o puțin la ei, dar eu să zici cum ai, că hai să-i filmezi acum, să-i pun pe TikTok foarte frumos, să-i filmezi pe amândoi cât de nebun sunt, wow, uitați-o puțin la maică, salut, dar eu să-i citați-o la Darius, adică ce mai, gata! Hai bă, Darusele, ia l-ai dat mă mingea pe felinar, vezi să nu te mai spargi aici, să nu mai spargi ăsta, Darusele, că data trecută acolo l-ai spart, văd că l-a pus maică ta, văd că și l-a făcut acolo, Darusele, dar ce tot faci mă, Darusele, hai mă că ți-o iau eu, uite, gata mă, bă, fii atent, Darusele. Ce faci bă, Darusele, cum îți ies ziua? Păi fii atent, bă, Rafale, ziua mea este o zi burgărească. A, wow, ca de fiecare dată, logic, ok, dar să fii atent, cam așa, bă, Darusele, trebuie să facem acum ceva interesant, fii atent, vino repede aici, fii atent, Darusele, ia uite ce am eu aici și gândește-te la ce mă gândesc și eu, Darusele, ia uite de puțin, ce scrie pe Acacia Plencu ăsta, ce scrie, Darusele, ia citește. Ghost? Doamne, Darusele, ghost, adică la fantomă, Darusele, unde te spionam, eu și toate chestia asta, desfăceam prank, Darusele, de mă băgam prin perești prin astea. Astăzi, fii atent, Darusele, uite, dacă te uiți pe jos aici, este, practic, vezi asta aici, Darusele, este cum ar veni, este podeaua, da? Și podeaua de sub la... Bă, nu sparge, omule, că azi aici la maică ta jos, Darusele, vrei să ne bată? Fii atent, Darusele. Deci cu podeaua aceasta, Darusele, noi astăzi va trebui să construim o cameră secretă de gaming, Darusele, la maică ta acolo, jos în cameră, și fii atent, Darusele, cum procedăm. Pentru prima oară, Darusele, o să ajungem la ea în cameră, vedem dacă ea e acolo. Dacă e acolo, tu trebuie să-i zici că îți este foame, Darusele, te duci la tine în cameră. Bă, ce faci, mă, ești atent la mine sau ce faci? Ia, da, brafă, ia, zi. Bine, Darusele, vorbește ca lumea și lasă-mă în pace, Darusele, așteaptă să asculți aici, deci fii atent, Darusele. Îi zici că ți-e foame și așa pleci, eu după încep acolo, percun să fac cum ar veni, să spară acolo, să fac partea asta, Darusele. După aceea, o să vin și eu la masă acolo la tine, Darusele. O să mergem, Darusele. Mă, ce, Doamne, iartă-mă, bă, Darusele, poți să mă asculți sau ceva? Da, șefu, stai, șefu, să trăiți! A, ok, mersi, Darusele, hai, vedem că ne înțelegem mai bine așa cu șeful, cu Zătrâin. Bine, Darusele, mersi și fii atent, Darusele. După ce facem astea, o să stau eu să țin eu de vorbă, Darusele, și tu, practic, construiești acolo camera de gaming, ok? Hai să mergem, hai să mergem! Nu acum, băi, acustic rău de tot, Darusele, am înțeles. Hai să iau eu astea, să pregătim astea pe aici, să vedem cu astea, că momentan sunt doar chestiile astea, dar bine, o să trăiască să-i gândeau, Darusele, dar sunt curios, să sperăm totuși că o să reușim să facem treaba aceasta și cu tot cu ocazia aceasta, poate și spionăm pe mama strictă, să vedem ceea ce are de sus. Dai, mami! Alo, mami, ce faci, Darusele? Ce faci? Salut, Rafael, ce faceți, copii? Alo, bună dimineața! Bună dimineața, e cam 5 ceasul, dar bună dimineața! Zi, Darusele, ce? Mi-e foame, mami, nu m-am mutat! A, ți-e foame? Bine, hai că vin acum să dau de mâncare. Rafael, tu vrei ceva de mâncare? Da, faceți și mie, dar eu mă duc până sunt la mine în cameră, că mai aveam niște treburi de rezolvat. Ok, bine, hai, du-te acolo, mă, să-i dau de mâncare, hai, Darusele, vin la bucătărie. Ok, vedem că pleacă acum, planul merge perfect. Momentan este totul foarte, foarte perfect. Ok, ne uităm în partea aia, au plecat, au ajuns acolo. Acum, hai să lăsăm ușa deschisă, că tot și era deschisă. Să vedem așa și ne ducem în partea asta. Vedeți că eu de-aseară am încercat aici să fac așa puțin, să sparg locul acesta, ca să pot să pun ghost blocul acesta. Uite, după aceea mai sparg ăsta jos, punem ghost blocul și aici am căzut. Practic și tot așa o să fie drept în jos în partea asta. După aceea, eu aici trebuie să pun ladder-ul acesta, bă, frate, să sperăm că totul o să meargă totul foarte, foarte bine, că dacă mă uit în partea asta, ok, în partea asta nu trebuie să pun și
am făcut așa și de aici va trebui să plece, să plece practic totul. Din partea asta totul arată foarte, foarte genial și chiar sunt curios dacă o să ne iasă planul acesta, să sperăm. Eu zic că o să fie ceva super șmecher și abia aștept. Bun, acum hai să mergem afară să vedem trebuie să vin la mine în cameră. Bă, dar să le stai așa că mă duc până, să-i mănânc acolo și mănânc până la mine în cameră, că mi-am uitat ceva, vin acum, așteptă-mă acolo. Tu ce nu mergi să sun? Poate și nu pot să plec. Gata, gata. Aula, aula, cred că vine. Stai că las-o așa. Stai că cred că mă duc până la baie întâi. Nu, până la baie, sper că nu vine la baie. Sper că nu. Bă, frate, a zis că vine la baie. Ok, deci sunt partea asta, ies. Ok, că n-a venit. Mă duc aici, ce-l mamă, ce bine. Mamă, frate, am crezut că a ajuns în cameră, doamne. Ok, avem baie și la mine în cameră, dar ok, lasă acum, n-are nicio problemă. Ok, hai să mă duc până la mine, că mi-am uitat ceva, mi-am uitat. Uite, mi-am luat laptopul deschis, trebuie să stau aici să închid. Ok, perfect, hai să mă duc la bucătărie. Dar să le era să mă vadă, bă, din cauza ta, dar să le mă, ce-ai făcut? În fine, ok, numai când avem asta, ia tu, dar să le astea, fii atent, îți dau asta, dar să le, aici te plătră. Dar Iusel? Unde ești? De ce nu ești la bucătărie? Alo? Dar să le fugi și îmi spui că ai mâncat, Bă, de ce ai aruncat asta, dar să le? Mama, ola, că trebuie să plecăm de aici, vină repede. Bă, Iusel, unde ești, mă? Alo? Ce faci, unde ai fost, mă? De ce n-ai mâncat? A venit după mine să mă cheme să vin și la masă. Ok, haide, ia și tu niște burgeri că au mai rămas. Vedeți că eu trebuie să mă duc până în oraș, am niște treabă. Opa, stai așa că i-am luat eu. Vezi că trebuie să mă duc până în oraș, că am niște treabă. Să fiți cuminți. Vezi că ți-am lăsat ție cheile, că știu că tu ești mai responsabil, nu știu, n-am încredere în oraș. Și mă duc până la în oraș, că am niște treabă. Hai să fiți cuminți, ok? Distrați-vă, papa. Ce? Puteți să vă întoarceți, însă nu aveți grijă că noi o să fim tot bine, o să am eu grijă, dar să le puteți să întoarceți când doriți dumneavoastră, cu atât mai mult. Sunt convinsă, vă știu pe voi. Haideți, distrați-vă acolo, să vă jucați frumos, ok? Hai, pa. Gata, hai, mă dar să le vezi că merge bine acum, puteam să le, e bine, bă, dar să le, să sperăm că nu vine prea devreme. Acum hai să ne apucăm de treabă, bă, deci, dar să le, fii atent. Acum hai să ne apucăm, practic sunt și eu aici, dar să le foarte frumos. Lasă ușa deschisă, omule, că așa era, dar să nu prindă, să nu ne prindă așa. Și vine acum, vino repede. Și acum hai să ne apucăm aici, dar să le, deci trebuie să facem aici locația asta, dar să le. Hai să vedem de cât o facem. Bă, dar este, nu știu, eu zic că ar trebui să o facem cam așa, eu zic că e cam ok, așa. Uite, Tarsel, ce am găsit? Tarsel, ce e asta? Tarsel, ce ascunde mama ta? Tarsel, ce e asta? Tarsel, e bunker! Tarsel, ce e bunkerul ăsta? Unde e? Tarsel, uite ce bunker ascunde! Tarsel, tu știi bunkerul ăsta? Nu trebuie să ne prindă. Mama, fii atent, e mult mai bine cu locul ăsta, că putem. Mama, bine că te-ai dus tu, bă, dar să le, dar n-ai fost prost degeaba, dar să le, te-ai dus tu în față, dar te-ai dus cu ceva, dar să le, parcă și știai, bă, dar să le. Uite, bă, are și pui și mai câte pe aici. Bă, mai câte dacă vine aici, dacă ne-am mințit că sunt și în oraș și vine aici, dar să le, ce le facem, că dacă vine aici, cu ce ne facem, dar să le, pe bune? Păi nu știu, bă, Rafalia. Dar să le vină în partea asta, să vedem în partea asta ce mai. Dar să le, nu pot să cred așa ceva. Și noi n-am știut, vino repede să vedem ce am descoperit. Dar să le, că nu se poate așa ceva. Vino repede, uite-te unde ieșim, dar să le aici. Nu te cred, dar să, tu știai de asta? Bă, Rafaele, eu știam, bă, Rafaele, pentru că eu cu camera asta, că știam ideea asta, că fie antenă, bă, Rafaele, eu chiar totul nu am putea. Nu, dar să deja vorbești prost, dar să nimeni, nici nu te crezi tu ce vorbești acolo, mă, dar să le, că tu ai făcut, deci tu ai făcut camera asta, dar n-ai făcut-o special că știai pentru mine, de unde știai, dar să le, nici măcar nu mă cunoșteai când ai făcut tu camera asta, dar să le, de fire, mă, dacă dă jimichele, totul aici, bă, dar să le, aici te ascundeai tu, de maică ta și când, gen așa, când aveai unde să stai? Da! Ok, dar să poate spune și așa, bă, dar vezi că e interesant aici, bă, acum trebuie să urcăm înapoi, dar să scuze că sparg pe aici, bă, mamă, cât de șmechere, frate, aici și putem să facem, practic, dita mai camera și avem și intrarea asta aici, ceea ce este foarte, foarte bine, că avem mai multe intrări pe unde putem să intrăm aici și nu putem să intrăm doar pe la maică sau prin cameră. Vine mai să nu te, mă, dai. Asta ai făcut acum? Asta ai făcut. Pe păi, ce faci aici acum? Bă, dar nu că bă, dar se, dar nu că trebuie să fim acolo, că practic trebuie să vedem pe ea, nu trebuie să facem așa, că acolo să vedem la ea în cameră, dar se, nu facem aici, că acolo aici nu mai vedem. Deci trebuie să vim aici. Că uite, dacă venim aici, dar să le și ne urcăm fix în partea asta, putem să vedem la ea în casă. Uite, dacă vino sus, dar se, vino aici. Vino, mă, sus, omule, vino sus. Bă, dar se, știi ce? Stai, fac aici, ca să nu știi. Fianță, mama mea nu știe de chestia asta, numai eu știu. Și acum așa și tu, deci fianță, bă, voi care vă uitați, vă rog să nu știi, nu mama mea și vă rog să-ți like și subscribe.
mersi. Ok, deci doar să le-a zis că cei care se uită acum la videoclip, ca dacă nu l-ați înțeles că vorbește pe limba lui, practic trebuie să nu-i spuneți mamei lui, practic, de ceea ce face el aici. Ok, dar să le-am înțeles cu toții, cu toții, dar să le. Hai să ne apucăm acum să facem camera asta, facem și pereții frumoși sau îi lăsăm așa, dar să le, ce spui? Ei, facem frumos, cum să nu ești simțit? Bă, dar să ce faci, mă, iar ai răcit, mă, omule, poți, dar să le spargi, bă, dar să pune la loc, pune la loc, dar să le, așa, pune la loc și în partea asta, și în partea asta, stai, mă, mai repede, că poate să întoarce maică ta acasă, dar să le, cine și aude aici, dar să le, tu gândești? Nu. Ha, păi normal că nu gândești, dar să le, ce să gândești tu, mă, dar nu mai sparge aici, știi ceva? Bă, eu ce să lăsăm așa, că arată interesant, hai, că tu faci acolo, eu mă apuc aici, fac deja setup-ul, dar să le, cum s-ar spune, în partea asta, așa. Stai, hai, bă, dar să le la treabă, să nu mai stăm aici, deci fii atent, așa, pune, bravo, copii, bravo. Copii, vedeți că am venit până apoi acasă, că am uitat ceva, alo. Mamă, dar să m-au zis cumva, alo. Bă, vă aud, dar nu știu pe unde, alo. Bună, mă, știți la voi în cameră, stați că se aude din partea asta, dar... Bă, unde sunteți copii? Se aude de jos, bă, ia stai așa un pic, mă, stați la mine în cameră. Eu, stai, rămâi aici, continuă. Nu stați cumva la mine în cameră, mă, copii, ce faceți, mă, aici? Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, Rafaele, unde-i măcelul și ce faceți, mă, la mine în cameră? Ne jucăm față ascunsărea, trebuie să-l caut pe Dar, să mă caute, dar el nu știu unde s-a dus acum. Ah, ok, hai că... Bine, hai că nu-i zic unde ești, așa că am uitat ceva în baie, vin imediat. Ok, dar de ce ați venit? Ați uitat ceva sau de ce ați venit aici? Da, am uitat ceva important, hai că am treabă, trebuie să mă grăbesc, n-am timp. Vezi că v-am mai lăsat aici niște burger dacă vreți, hai, pa! Mulțumim, dar auziți, e supărare dacă mă ascund la dumneavoastră în cameră, e vreo supărare sau ceva? Nu, dar ai grijă să nu spui ceva și să nu cauți prea multe, că poate găsești ceva ce nu trebuie. Bine, hai, pa. Mă, bine că a scăpat, frate, ok, deci trebuie să stau aici, să sperăm, frate, că uitați-vă, dacă mă uit așa prin partea asta, ok, deci vedem că a plecat, ok, nu să uităm partea asta pe geam, e bine, acum pot să plec liniștit în cameră, mă duc aici jos, ok, foarte frumos, dar să le, ce mi-ai făcut, bă, ce faci, omule, de ce ai scos, bă, dar să le, da, ce faci, dar să le, aici, că, și unde, păi și unde punem calculatoarele și astea, dar să le, cum au loc calculatoarele, tu gândești? Păi unde să-l mut, oamne, bă, dar să le, ți-ai bătut joc de locul ăsta, mă, toamulă, bă, ce, și ăsta, ce, unde-l pui, mă, hai, mă, dar să le, bă, joc, dă-te la, bă, dar să le, nu mă pune asta, lasă-l, uite, lasă-l așa, dar să le, pune în partea asta, pune în partea asta, așa, pune, bă, pune-mă ca lume, așa, bravo, și ăsta lăsăm, îl lăsăm pe ăsta sau fii atent, ia fii atent, îl lăsăm pe, fii atent, hai să-l lăsăm pe ăsta, dar să le, că arată mai interesant, că e la fel, apropiat, ăsta e cald tot, cum ar veni de acasă de la noi, și pune acum scaunul, dar să le, ok, ce-ai pus scaunul, bă, dar știi și tu să pui un scaun sau, dar să le, dă-te-mă la parte, lasă pe mine, te ocupă de, pune flori, pune chestii, dar să le, pe aici, prin spate, nu știu, fă și tu altceva, fă designul, fă pe aici frumos, tot, lasă ăsta, că mă ocup eu aici, și ești, lăsăm ăsta, cred că facem ceva de genul, hai să punem ăsta, că arată mai interesant, sincer, că arată interesant, pentru că se potrivește, practic, cu subteranul și așa, acum, dar să le, ce să mai facem prin camera asta? Sănătate, dar să le, sănătate, dar dă-ți asta așa, că de-aia tu șești, omule, că ai, cred că ești alergic la asta, mă, dar să le, dar tu nu știi că mai avem altfel de plante, dar să le, uite, avem plante din acestea, dar să le, uite ce plantă frumoasă, spun eu aici, ai mai văzut așa ceva, dar să le, vreodată în viața ta? Nu, bă, Rafale, dar lasă pe asta, că mi-mi place asta albastru, uite, bă, bine, floarele tataie, dar poți să vorbești ca lumea, dar să le, și să nu te mai bâlbâi atâta, omule, doamne, dar să le, fii atent, stai, că trebuie să-ți dau aici, poate nu te mai, de fapt, de la bărgărești, te mai, te bâlbâi și mai rău, dar să le, în fine, așa, bă, Rafale, fii atent, bă, Rafale, eu acum trebuie să fii atent, bă, Rafale, eu să fac atent, bă, Rafale, așa că fii atent, bă, Rafale, ce poți să le... Da, Eminem, rap, gata, tu ești, dar în sele, am înțeles tot ce ai vorbit tu, dar în sele, aici, ok, dacă a înțeles ceva, cineva ceva din cele, dar în sele, chiar sunt curios, deși nu cred, hai să vedem ce mai putem să mai punem, dar în sele, fii atent, hai să mai punem un de-asta, dar în sele, arată interesant cu partea asta de jos, că suntem aici în subteran, păi și ce să mai punem, dar în sele, hai să punem un televizor, că tot e, fii atent, dar în sele, că tot e subteran aici, uite, punem ăsta, să avem aici încălzitor, să facem aici, făcut foarte frumos în partea asta, dar în sele, și ar trebui să mai punem un televizor, dar de care, hai că punem din acesta ceva de genul, dar și unde punem televizor, hai că-l punem undeva pe aici, ce fată, ce nu-i zic, arată interesat, bă, dar ce tot faci acolo, dar să le? Eu calculez, dacă 1 plus 2 egal 2 și fac acea matematică, bă, stai, eu am uitat că a repetat clasa. A, tu ai repetat clasa, dar să le, bă, ce clasă, dar să le, tu nici n-ai făcut nimic, dar tu nici măcar nu știi ce aia școală, dar să le, că, să văd pe tine, dar să le, cum vorbești cu asta, dar nu mai spune nimic, ia să mai vedem, ce să mai punem mă, noi pe aici, dar să le, chiar sunt greu, hai să punem, nu știu, ce asta e, lampă, ce asta, ia să vedem, ce lampă e asta, mă, dar să le, arată interesant lampa asta, vezi că nu mai uste până acum, dar să le, ia să vedem ce locuri mai avem, un pat, eu zic că ar trebui să fie, de fapt, nu un pat, punem niște de-astea, ca și cum că stai aici foarte frumos pe jos, uite, că practic aici ești în subteran, să arată tot așa subteran, dar să le, uite aici, stăm practic noi așa, facem noaptea albă, foarte frumos, bă, da, de fapt avem patru și asta în partea asta, dacă stai să mă gândesc, da, e bine și așa, bă, dar să, dar nu știu, bă, cum ai făcut, ce...
Ce-am făcut, mami? Mami, ce-am făcut, mama? Gata, așa, frumos. Tomulo. Gata, bă, dar râsule, deci fii atent, am făcut frumos aici, bă, ia să mă și eu în sus, să cum arată, frate, uite cum arată toată zona asta de aici, mamă, să vede și pe afară, uite-te puțin din partea asta, râsule, vezi cam totul, prin, pădă-te mă la parte să văd eu prin casă. Uite. Ce ai mai făcut, mă? Ai făcut și aici. Bravo. Ok, ai mai făcut și aici. Da, e interesant, dar să ce să spun? Bă, dar chiar, bă, dar uite cum se vede totul. Și afi, oare mai fi vreun loc din acesta cum a fost ăla? Bă, mi se pare că a, nu, acolo mi se pare că e subteranul sau ceva de genul. Dă-te la o parte, bă, dă-te la o parte să văd. Bă, dar mai cât nu cred că vine pe acasă. Nu, să sperăm că nu mai vine, dar să ok, deci ne împarte. Asta bă, arată genial. Eu zic că asta este toată locația, dar se le arată totul foarte frumos. Să te miști. Dar să vezi că vine, dar să vine, dar să vine. Ai ce obosită sunt copii. Vezi că am ajuns acasă. Vedeți că vă las niște burgerin pe masă la bucătărie pentru că n-am niciun chef. Vine repede că ajuns, vine că ajuns. Uite, e la bucătărie prin partea aia s-aude. Dar se urcă mai aici ca să o auză omul. Mamă, cred că am și răcit. Cred că mama am nevoie de niște pastile. Ok. Trebuie să mă duc. Ok, deci vine cu acea. Cum și pe ăștia. Aolo, să mă la noi, dar răsile, ce face, ce face? Dar răsile, aici, ca copii, spune, vedeți că am ajuns acasă. Copii, copii, o, dar să le vezi că vede pe maică și în baie, nu e bine, dar râsele, dar râsele e bine, uite, mă, ce face, mă, ia pastile în baie, ce face, dar râsele? No, ok, a, reacția lui, dar râsele, practic, reacția lui, dar râsele, altă reacție, ce să mai, bă, ok, deci fitem, stai acolo, bă, dar râsele, fii atent că eu încerc să ies, să mă duc sus, încerc să ies, bă, dar râsele, dar stai puțin, uite-te unde e ăsta, bă, frate, a, vezi că arată mai interesant așa, ia, stai puțin, mă, am făcut frumos aici, dar râsele, mi-e chiar îmi place cum am făcut. Okay, mamă, să spală pe mine, mă, ok, deci uitați să vă țin la mama, bă, tu mă atunci, bă! Ok, ok, că să, Dariusel, ce faci, bă, ia stai așa un pic, ce cauți, mă, la mine în cameră, unde ești, mă, unde te, mamă, Dariusel, vezi că am ajuns și eu acasă, am avut foarte, foarte multă treabă, să-i spui și lui Rafael, v-am lăsat niște bagări pe masă și mă cam dus să mă bag la culcare, așa că dacă puteți să stați și voi, gen, afară, din camera mea, așa trecea mult. Mamă, bine, hai, mă bag la culcare, hai, pa. Bă, și eu ce fac? Trebuie să rămân aici în camera asta? Ma, nu, no, eu am rămas aici, frate, s-a băgat lucrurile, n-am cum să mai ies. Eu n-am cum să mai ies de aici, bă, dar mă, trebuie să-mi posta pe telefon, mamă, dar să le răspunde pe o dată. Ok, dar mie îmi place cum am făcut aici locația asta, foarte frumos, îmi place pe aici, dar să-l, bă, m-auzi, dar să-l. Bă, vorbește, mă! Vorbește! Așa! Stai, unde ești? Vii pe aici, mă, stai că am uitat de locația asta, uite că mi-am bine, mi-am dus aminte de arsere, că nu știam cum mai putem să mai ieșim, mă, dar uite-te puțin, că doarme, uite-te acolo, e la ea acolo, vine mă să vezi, așa, urcă pe acolo, în spate, bă, în spate, alo, nu știu unde ai spate, în fine, în partea aia, dar arsere, ok. Da, darăsele, da, ok, acum și ce facem, bă, darăsele, trebuie să ieșim prin partea asta, nu? Da! Ok, hai mă să ieșim, bă, darăsele, dar vezi că e totul genial, bă, chiar îmi place cum mai și chestii. Eu zic să facem un prank. Ce prank să-i facem acum? Stai, fii antenă, bă, Rafaele, eu am plănuit totul, ia fii antenă, eu am un șar. Ce? Bă, dar de unde e un șarpele ăsta? Nu știu. A, și ce vrei să facem? Mă, ce prank vrei să-i facem, mă, dar să pe dacă ieșim pe aici, ne vede, omule. De fapt, ia, du-te tu, lasă-mi pe mie, că... Dar vezi că... Vezi că se uită, uite, nu te uite, vine la pe când să mai uite, nu să mai uite. Intră. Păi, bă, ai grijă. Așa, fugi. Bă, vezi că vine la sarca pe masă, dar să le. Bă, e fii atent că s-aude șarpele. Bă, dar nu l-aude, bă, dar să le cât mai dorme o maică ta. Aolo. Mă, dar să, dar n-au. Uite ce. O șarpe, ia. Bă, uite ce șarpe. Mă, sunt nivel la baie. Bă, șarpe! Bă, cine a șarpe ăsta așa de... Mamă! Șarpe, bă, cum mă să moară! Șarpele, bă, Nu, da, e ca
clasicul, dar RSL, n-am ce să mai comentez, sincer. Wow, foarte amuzant. Bă, a fost amuzantă chestia asta, chiar trebuie să recunosc. Și ar prea, nu știu de unde a venit ideea lui Darusel, dar chiar a fost amuzantă. Dar acum, Darusel, uitați-vă cum face catatea asta, n-am ce să mai zic, bă, bune, atât, nu știu. Faza e că am descoperit în ziua aceasta, am descoperit o chestie super, super interesantă, super mișto. Bă, un timp, mai că să și un Darusel. Ok, no, de fapt, nu mai. Nu mai, am găsit buncărul ăla, am făcut-o de asta, a făcut Darusel prin costa, dar Darusel acum a nebunit, nu știu care faza e acustic, Darusel nu mai zic nimic, pa, pa. Bă, frate, nu-mi vine să cred, da, a venit și sfârșitul lui Darusel, din păcate, cu cine mai stai, să-mi petrec toate zilele și toate astea, bă, frate, a murit și Darusel, odihnească să-mi pace, Darusel 2012-2024, frate, cum să moară, bă, omulă, bă, frate, cât de urât, nu știu ce s-a întâmplat, frate, mă, dar ce de mine, mă, bă, e vânt pe aici, ce se întâmplă, mă, pe aici, alo, alo, mă, ce, mă, săracul Darusel a murit, din păcate. Cât te împace, dar sunt 2012. A murit, Vreau să faci deci fii atent, Darusel, mamă, bine că ai luat o masca aia, că aici am pentru tine să-ți dau ce... Mă, ce sunt... Mamă, dar... E mai cât aici, bă, Darusel, să nu le vadă, Darusel, să... Șarpele! Acolo! Unde e șarpele? Că de asta, fii atent, Darusel, vină, bă, repede, fii atent, vină, hai să zic ce trebuie să faci, Darusel, trebuie să avem grijă să nu vină mai cât asta, nu ne vadă, pentru că acum, Darusel, fii atent, am pus asta și vreau să facem felul următor, ca și cum tu ai murit, să-i vedem reacția mamei tale, Darusel, iar după aceea, fii atent, bă, ce ești bucuros? Gata, Darusel, gata, lasă-mă, omule, vrei să-ți prezi sau ce facem aici, că dacă vine maică-ta și ne vede, nu mai putem să mai facem asta, tu gândești? Ok, hai, zi. Bine, Darusel, lasă bărgării. Gata, mă, Darusel, nu mai vorbi peste mine, omule, lasă-mă să zic, fii atent, am făcut așa ca și cum că ai murit tu, Darusel, eu să mă duc la maică-ta ca să-i spun ca și cum că, amă, nu mai pune, bă, atâtea chestii, Darusel, cum să pui atâtea lume, mai gândit-o bine, dar nu chiar atâtea, Darusel, în fine, fii atent, ca și cum sunt candele și astea, dar mă rog, fii atent, bă, cum facem, deci eu să mă duc la maică-ta și să zic ca și cum că șarpele ăla din camera ei te-a mușcat pe tine ieri și am fost acolo la, a trebuit să ajungem practic la spital și practic n-am ajuns pentru că a trecut timpul, veninul s-a infectat, ai murit și toate astea, știi ceva? Cum, gen, cam așa asta e toată povestea, o să văd eu cum o să-i zic clar acolo și cam atât. Bă, Rafa, ești prost? De ce, mă? Cu fiul tău, bă, Rafa, dar nu mai există, bă, dar, nu te-a mușcat, mă, nimeni, dar să, doamne, tu gândești, mă, dar să le vorbește ca, în primul rând, la șerpii de companie, dar să le, cum ar veni, de șerpi de casă, ăla nu e veninos, dar să le, nu face absolut nimic, dar vorbește și tu ca lumea, că dacă ne aude mai cât acum după ce că țip, dar Darusel, vorbește și ca lumea, nu mai stau să mai mănânci atâția burger, dar Darusel, că vreau să te aud ca lumea și fii atent, Darusel. Acum îți dau ăsta de invizibilitate și cu acesta, Darusel, vreau să-l pui și după aceea că tot aveai tu aia de fantomă, vreau să pui pe capul tău, acum fă-te invizibil, Darusel, după pune aia pe capul tău și practic o să se vadă doar aia și tu o să bântui pe mai cât acum ar veni practic. Bă, Rafa, dar nu merge, bă, Rafale. Așa, mă, Darusel, uite că merge, bă, Darusel, crede că nu merge și lasă burgerul ăia, bă, Darusel, și acum când ești invizibil, Darusel, tu cum poți să mănânci, mă, și prin masca asta, Darusel, ireal, nu te înțeleg, Darusel, cum e fizic posibil așa ceva, dar în fine, fii atent, Darusel, tu asta o să folosești, dar acum vreau să ți-o dai jos ca să nu te vadă și fii atent, Darusel, o să facem asta, fii atent, de fapt, lasă că știu că ești aici, fii atent, Darusel, o să facem asta, nu vreau să te arăt, vreau să te arăt când ea e în casă și ea e singură și fii atent, Darusel, eu mă duc în, bă, pune-ți aia că vreau să te văd, Darusel, nu mai, omule, gata, așa și fii atent, Darusel, că tot am făcut camera aia secretă noi ieri, Darusel, astăzi vreau să mă duc acolo sub camera ei și tu vreau să-ți spionezi practic să bântui cum ar veni cu fantoma cu asta, să creadă așa și pe noapte și pe zi, știi ce zic? Bă, bune?
Da, dar să le vorbește mă ca lumea, omule, bă. Știi ceva? Lasă că deja mă enervez. Nu mai zic prea multe, dar vreau să zic care să le acum, vreau să-l dai și botă și ei jos ca să vă botă și îți dai și asta și zare să le pentru că asta vreau. Stai, mă, lasă-mă, omule, lasă-mă să zic totul, dar să le că mă enervez. Omule, bă, dar să le. Hai, mă, vorbește tu, dar să le că mă enervez. Vorbește ce vrei? Să mănânci burger. Asta vrei? Îți mai dau burger. Ia burger, dar să le. Ia câț burger vrei tu? Ia. Du, propoftim, dar să le să te saturi de burger. Zi-mă ce vrei și lasă-mă pe mine după să vorbesc, pe bune. Ok, fii atent, Rafaele, botă și ei mei. Gata, dar să le da, gata, dar să le tu-te la România ta, fii atent, acum să-ți dai astea jos, dar să le, pentru că eu vreau doar să bântui, dar să le, când ea e singură și eu mă duc acolo sub camera ei, dar să le, și o spionez, practic, și tu vii deasupra, eu spui aia și o bântui, cum ar vine, acum eu rămâi aici, de fapt, vine după mine, dar nu mai stai cu aia pe cap, ca să nu te vadă, și vreau să mergi la maică ta, bă, dar chiar, bă, unde e maică ta, că parcă n-am văzut în camera acolo, dar să le, bă, ești aici, ești după mine, dar să le, ești aici, da, uite, da, hai, bă, vezi că doarme, dar de unde, bă, lasă-mă ușa deschis, așa, ok, mamă, frate, unde doarme, băi, e aici, mă, ce caut, bă, ce caut, ok, nu știu care e faza cu roboțelul ăsta, alo, Rafaele, am avut, cred că un cușmar, să nu știu dacă e reală, dar am avut șerpi la mine în cameră și efectiv, nu știu ce s-a întâmplat, dar am avut șerpi, bă, șerpile, cine e ăsta, bă, ce face mă ăsta la mine în casă, bă, am ceva să vă spun, dar stați, ce căutați, să-i ce nu dormiți la dumneavoastră în cameră? Era un șerpi la mine în cameră, nu știu, m-am panicat prea mult, nu știu ce s-a întâmplat, venit aici și m-a luat somnul. Da, faza cu șarpele e o fază, hai să vă arăt, că nu știu, vreau să vă spun că e ceva trist, nu știu, da, pe dar să nu l-ați mai văzut, nu? Păi, nu știu dacă l-am văzut, că am dormit, în ultima oară că l-am văzut a fost când am dormit și nu știu pe unde e. Da, hai să vă arăt, e ceva, nu știu cum să vă zic, veniți după mine, repede, că e ceva, se întâmplă ceva foarte, foarte nașpa, nu știu care e faza, pe bune, uitați-vă puțin aici, gen, nu... Mă, ce mai aici? Atât vă zic. Mă, ce se întâmplă aici? Atât vă zic. Mă, ce se întâmplă? Uitați-vă. Odihnească-se în pace, dar să dormi și dormi. Mă, ce a murit Dariusel? Da. Păi, mă, de ce ți-ai luat? Ok, stai un pic, a murit. Păi, da, cum adică a murit? Și de ce e un burger aici? Mă, voi iară mă trolați, mă, și de ce mi-au, de ce eu unde-i să zburătoare aici? Ok. Stați puțin, haideți să vă spun despre ce este vorba. Deci, Dariusel, da, chiar a murit, nu știu, dumneavoastră... Uite, stai puțin, era chiar a murit Dariusel? Șarpele ăla din camera de la dumneavoastră l-a dus Dariusel, a vrut să facă o farsă, să-mi facă mie o farsă și, practic, șarpele l-a mușcat, a trebuit să mergem la spital și n-am avut timp. Am ajuns la spital că veninul s-a infectat, a murit Dariusel până să ajungem la spital, n-a mai putut să mai facă nimeni nimic. Adică practic a murit Dariusel? Da. Yay! Sunt liberă! Bă, stai să-ți zic, Dariusel, tu ai zis, mă, dar nu mai teamă acolo, Dariusel, că nu ți-am zis o bântui acum, omule, hai, bă, de ce ți-ai pus ăsta pe cap, ca să te văd de practic, bă, de unde aplica, scoate-ți ăsta, că poate vine înapoi, bă, Dariusel, bă, da, nu mai dă acolo, Dariusel, pe bune, că nu vreau acum să faci asta, că mă enervai pe mine, dădeai mie, dădeai în toată lumea, Dariusel, nu trebuia, chiar nici măcar nu aflase momentan și după, ea îmi zice că e prank și ăsta, mă, dar fii puțin, cum s-a bucurat, mă, maică, s-a, bă, Dariusel, nu știu, bă, ce mai că, ce familie aveți voi, Dariusel, nu mai nebun sunteți aici în familia asta, pe bune, bă, dar acum, unde s-a dus, maică, s-a, pe bune, a plecat, bă, nu înțeleg, familia asta, Bă, stai un pic, deci stai puțin, tu ai zis că a murit Dariusel? Da, pe ce credeți că era cu șarpele ăla, dacă v-am zis că e cu șarpele? adică am dat toți banii ăia de V-Bucks și degeaba, mi-a mirosit banii pe el și... Nu, trebuie să am nevoie de timp singură, lasă-mă în pace. Mă, stați puțin, cum, uitați-vă, bă, dar să le, tu auzi, oh, maică ta, bă, doamne, dar să le, tu auzi că ea, bă, dar să le, nu e doar pentru tine, omule, că practic ea n-are treabă cu tine, doar de banii ei, că și-a cheltuit banii pe tine și ca și cum că tu ai murit acum, n-avea treabă de tine așa în general, dar și-a cheltuit banii, tu n-ai gândit-o, pa, nu gândești, dar să le, de ce râzi, că nu e de râs pentru tine. Ok, dar unde ești, omule, unde ești, că nu te, nu, vreau să te văd, dar să le, arată-te, unde ești, mă, pune-ți aia pe cap, fii atent, mă, duc în cameră, da, mamă, dar trebuie să scoți șarpele de acolo ca să poată să ajungă în cameră, dar să le calfe, nu putem să facem, trebuie să mă duc acum repede, fii atent, scoate tu șarpele, că eu mă duc să mai vorbesc cu maică ta, ok, bine, scoate tu, bă, dar nu spa, holo, bă, dar să le, bă, dar terminat e copilul ăsta, pe bune, mamă, ce familie au, bă, tu, unde s-a dus maică să-i întrebarea mea, alo, auziți, mama lui Dariusel, m-auziți, alo, mama lui Dariusel, alo, mama lui,
Bă, cu familia asta deja sper totuși că trebuie să plecăm mai repede de aici, că nu mai supor, să sperăm că cu o dată cu farsa asta să plecăm și noi, frate, că nu înțeleg care e faza. Adică, bune, mă, ce se întâmplă cu toate chestiile astea pe aici, mă, tu cine ești? Și am dat toți banii aia pe el și el a murit. Adică mi-a mirosit tot salariul și am muncit atâta și m-a făcut bro. Nici nu mai știu ce să vă stai puțin. De ce era un burger? Ok, da. Cred că vă chestii, trebuie să mă duc la somn, știi, și lasă-mă în pace. Aulil, dar stați puțin. Vreau să vă spun că am scos șarpele, uitați că nu mai... Doamne, doamne, dar se termină, că își dă seama, dar doarme, ok, deci începe, mamă, dar să dacă începem să doarmă, stai că trebuie să mă duc eu, dar să revină, fii atent, revină, arată-te, vină la mine, dar să ele, unde ești, mă, omule, unde... Stai, așa, bă, la fel, ce vrei? Așa, mă, fii atent, hai pe partea, de fapt, tu poți să intri pe acolo, eu să intru pe acolo prin spate, că n-am cum să intru acolo și să mă duc acolo jos în cameră. Ok, bă, frate, n-am ce să mai zic, pentru familia asta, adică, pe bune, uitați-vă, ce familie mai există, familia 2012, alu, Darusel, cu maică sa, doi nebun la fel, Odina a spus să Darusel în pace, scrieți toți acolo în comentarii, bine, n-am murit, dar, da, hai să mergem pe aici, tip, ajungem acolo și să vedem, să înceapă distracția cum ar fi, mamă, deci, făcuse Darusel aici, văd că n-a mai continuat asta, mă, omule, dai, tu te, hai, vină pe aici și tu, Darusel, gata, dar fii atent, Darusel, acum începi și fii atent, vreau să-i și vorbești, Darusel, să râzi de ea, să faci astea cum ar veni, gen, ca așa, sau bântu și astea, hai, vină repede, că m-am dus aici, ok, deci, maică sa doarme acolo, puta, ce sunt, mă, cu astea prin casă, ok, a dus niște roboți, dar nu știu care e faza cu ei. Hai, mă, Darusel, du-te sus, pune-ți aia pe cap și să înceapă distracția, Darusel. Hai acum, Darusel, hai, dei. Mami! Fantoma, bă, cred că mă prea multe chestii, nu trebuie să schimb dormitorul, casa asta e posedată. Bă, frate, a plecat de aici, acum ce trebuie să am, bă, Darusel, stai puțin, că trebuie să stai aici, omule, unde ești, mă? Darusel, dar fă-mi ca lumea, mă, omule, vorbește cum trebuie, bă, dar unde s-a dus sus, du-te, că e la noi, dar eu cum pe unde intru, deschide ușa. Și am stat atâta după el, am crescut atâta timp și... Bă, tu ce faci, mă, aici? Bă, stai puțin, băi, iară trolați, de ce? Fantoma! Nu! Băi, iară mă trolați, nu pot să fac față la așa ceva, nu, refuz! Bă, dar... Mami! Arăți de mine, mami, nu? Olo, familia Darusel, n-ai ce să-i, familia 2012. Bă, Rafele, t-ai văzut aia, era fantoma, dar bă, nu cred că văd eu chestii, că am văzut prea multe, nu cred că sunt eu chiar așa de nebună, adică, păi fiu nebună, dar totuși. Așteptați puțin, aspar geamul ăsta, degeaba, pe bune, vă plânge, dar stați puțin, oricum, de ce a fugit aici din cameră, că nu v-am înțeles, de ce v-a speriat? Nu, cred că e posedată casa asta, cred că nu mai încep, bă, uite de spate, fantoma, Rafele, fantoma, de ce? Unde? Stai puțin, așteptați. Fantoma. Ce fantoma? Aveți iluzii. Era și de fantoma, era de timp. Liniștiți-vă, luați loc. Hai afară la aer, ieșiți la aer să vă calmați. Cred că totuși am nevoie de gură de aer. Hai să stăm aici, fiți atentă. Vreau să vă spun niște lucruri. Dumneavoastră, stați puțin, v-ați supărat pe Darusel? Cum ar veni? Bă, se deschide ușa, se deschide. Ce se deschide? Închisă ușa! Stați puțin, dumneavoastră... Nu, se deschidea ușa, se închidea singură, pot să-și jur că am văzut. Nu, fiți cu... Fantoma! Ce fantomă, fiți atentă numai la mine! Ascultați-mă că vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Dumneavoastră, vă pare rău că a murit Darusel doar că ați dat banii degeaba, nu că e fiul dumneavoastră, că era de fapt? Da, cine a zis că-mi pare rău? Păi da, cum adică cine a zis că vă pare rău? N-am zis că... Păi nu plângeați că i-ați dat V-Bucks și că i-ați cumpărat? Păi da, că am dat prea mulți bani, că am muncit degeaba, dar nu-mi pare rău că a murit sau ceva, adică, mamă, ce ușurare! Stați puțin, dar e copilul dumneavoastră, cum adică să spuneți așa ceva? Păi, pe efectiv, o fi copilul meu, dar nu știu, nu mai recunosc. De ce? Fantoma! Dar unde te-a plecat? Ascultă, aolo, bă, frate, n-am cu cine să vorbesc în casa asta, pe bune, dacă... Bravo, mă, dar stai puțin, lasă-mi să vorbesc.
Căruli și în tine, nu mai am încredere, lasă-mă. Da, ok, absolut, sunt, dar să le fii atent, fii atent, vino repede, fii atent, ce vreau să facem acum, dar să le fii atent, așteptăm să se facă noapte, eu mă duc la mine în cameră, poate vine ea în casă să se calmează, să pune la ea în cameră, dar să le socă la somn și până noapte, dar să le vreau să sperii tu, dar să le, ok, dar fii atent, să faci ca lumea, gen, să sperii, să vorbești cu ea, zici, mamă, nu pleca, vreau să vorbim, că te-am auzit din morți, din astea, zici, ceva de genul, știi ce zic? Ok, dar afale, hai, că mama. Ok, dar să le-am înțeles, da. Dar să le cred că chiar a murit acum. Bă, dar să le fii atent că acum e momentul, bă, dar să le s-a făcut noaptea să vedem totuși dacă a venit mai cât, și fii atent, dar să le urci acolo pe scară și te pui să vedem. A venit, bă, nu e aici, dar să nu. Ah, bă, da. E la calculator, ai grijă, grijă, dar să le nu stai cu ea, du-te sus și ai grijă acolo. Ia, mă, să vedem ce face, dar să le. Ia. Sper să vorbească, dar să Ok, mulțumesc doamna psiholog, ne vedem când, sâmbătă? Ah, ok, mulțumesc frumos, bine, bună ziua. Ok, mamă. Mamă, cred că o să mă duc. Dar Darusel, unde ești, pui mami, unde ești, mamă, credeam că... Unde ești, Darusel? În bec! Păi, ești pe Darusel, de ce-i dat? Bă, tu ai dat, mă... Nu, stai puțin, stai acum, adică, mă, Darusel, unde ești? De ce am... În baie, mă, stai puțin, de ce... Bă, unde ești, mă, Darusel, parcă... De ce s-a închis ușa? De ce... Bă, ok, nu, stai, iar... Nu, ok, nu, mersi. Darusel, bă, omule, bă, unde ești, mă, bă, vină mai aici, că trebuie să clarificăm un lucru, bă, Darusel. Bă, omule, vreau să-i vorbești, ești aici, măcar sau vorbesc singur, Darusel. Fii atent, bă, Darusel, bă, rasă să vină aici, Darusel, și vorbește cu el, spune, mami, stai aici, că sunt eu, Darusel, și spune, sunt eu din altă lume și vorbesc cu tine acum, că pot să vorbesc cu tine, că așa e, mi-a dat Dumnezeu posibilitatea pentru că te-am auzit cum vorbeai de mine, cum... Ați venit, gata? Alo? Auziți? Tu cu cine vorbeai mai aici? Și tu, de stașa, eu nu sunt singura care auzea aia și tu auzeai vocile lui Darusel? Da, am auzit vocile lui Darusel care vorbea cu dumneavoastră și l-am auzit când a sugit dumneavoastră pe geam, am auzit că Darusel zicea că dumneavoastră, că e foarte supărat că dumneavoastră nu-l iubiți și că Dumnezeu l-a trimis aici să facă dreptate. Păi stai puțin, deci el încă e în viață sau cum, adică stai puțin? Nu știu, eu nu știu nimic, gen, dar am ajuns, nu, a murit, cum să fie încă în viață, n-are cum să fie în viață. Păi și atunci acum, de ce, nu, stai un pic. Cum să nu mai îl vezi pe Tito și cum să nu mai... Mă, ce căutați acolo? Ok, cred că știu să mă duc la biserică să mă spovedesc un pic. Asta așa, revin imediat. Da, ok. Dar, bă, dar să le nu, cred, e momentul. Trebuie să-i spunem că n-avem ce face așa. Pune tu asta. Bravo, dar să le, că aici măcar pui. Aha, la noi acasă spargi geamurile tu cu Alice, dar să le spargi geamurile. Dar aici le pui la loc, cum ar veni, nu? Și acolo la noi acasă nu le pui la loc. Bă, gata, omule, stai să-i facem, bă, omule, fii atent, dai să-i facem acum, hai, bă, revină la normal, dar să le revină la normal, să te... Fii atent, mami! Fata, in nomine patrizet, filie, spiritus santis! Mă, ce să... Nu, gata, auziți, stai puțin, nu stai puțin. Ok, stai puțin, mă, fantoma! Bă, stai puțin, stai puțin, oh, bă, prost ești, bă, Darusele, cu tine nu se poate face nimic în viața asta, pe bune, ești prea prost, Darusele, bă, wow, ai plecat, wow, Darusele, mă, pentru ce, omul, bă, Darusele, trebuie să faci, da, ce să fac cu Darusele, adică, pe bune, dar mai, na. Acum e rândul meu să vă bântui, m-auziți? Asta credeam și eu, Darusel. Mami, tu ești, atunci-te, mami, ești, atunci-te, da, du-te așa, gata, și am... Poți să dai cât vrei, dar să știi că te văd. Fara, unde-i treaba ta? Cred că știi că dacă, de fapt, nu ești mort, o să văd unde ești, nu? Ce? Rafaele! Știi vorba aia, Darusele, eu te-am făcut eu tumor, așa că... Da, au câștigat vocile la mine. Nu, bă, sper totuși că am scăpat și eu de treaba asta, că deja nu mai suportăm omul din orașul ăsta sau nu mai, cred că e ultima apariția mea peste tot, nu mai, gata. Atât a fost. Pa.
pa, pa. Aoleu, mamă, frate, 8.55 ceasul, mamă, e 8.55, că m-am trezit ochii, m-am trezit regula, mă, ce cauți, omule, la geam, dar răsele, alo, ce faci, neața, ce faci aici? Lasă, bă, Rafale, stai, bă, Rafale, asta ești frumos, uite, e soare afară, e frumos, stai, bă, Rafale. Dar nu mai țipa, omule, așa, omule, bă, poți să vorbești cum trebuie, dar răsele, că mă enervezi, bă, bune, ai, mă, nu putem, mă, dar răsele, bă, știam și eu că poate am o dimineață mai bună, mă, dar răsele, deja nu te mai supăr, bă, când mai plecăm de aici, dar răsele, că nu mai supăr să mai stau, nici cu Mike, dar nici cu tine, așa, măcar să te-am cu tine, dar gen, acum că sunt și cu Mike, dar doi nebuni, dar răsele, nu pot să stau cu doi nebuni, mi-ajunge unul, dar răsele, nici de tine nu mai am nevoie, cred că mă mut definitiv singur, dar răsele, în altă casă. Da, bă, Rafale, fii atine și eu vreau ca fii atine, bă, Rafale, eu am banerul, bă, Rafale, dar chiar, bă, banerul meu, ce face? Aolo, bă, dar răsele, gata, că mă enervez, și ceva, hai să mergem, dar răsele, trebuie să ne luăm rămas, bun, dar aici, că eu nu mai pot să mai supăr. Bună dimineața, copii, ce faceți? A, bună, bună dimineața, mami! Bună dimineața, dar ce sunt cu astea aici? Mă, taci, mă, omule, dar răsele, bă, dar răsele, ce, bă, sunt... Dar răsele, eu vorbeam. Astea, copii, sunt lucrurile voastre pentru că m-am săturat. Mă trolați, mă faceți nebună, fugiți de mine, nu știu ce faceți, încercați să-mi faceți, sipați la mine și mă faceți să mă simt în ultimul fal, așa că plecați mai bine altă dată în casă, v-am făcut bagajele, o să ajungă Uber în 10 minute, așa că, pa, pa. Bine, bă, Rafale, mă, bine! Bă, stai puțin, adică stai, voi vă bucurați că plecați, adică stai, tu nu mai vrei să stai cu mă, dar răsele, bine, 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 dar răsele, hai că te țin eu minte, Rafale, tu poți să pleci pe ăsta, o să-l mai țin eu un pic aici, îl mai așa, tu stai la tine. Asta ne-am calmat, nu-i așa? Și putem să vorbim ca trei oameni normal, că suntem, putem purta și noi conversații. Adică putem să vorbim ca trei oameni normal, dar Isele, du-te până la tine în cameră, vezi că ți-am lăsat acolo niște burgeri. Ok, pa! Okay, așa, acum okay, putem să vorbim ca oameni normal. Mai bine, că nu-i mai suport pe băiatul ăsta, sincer, nu știu, mai bine îl țineți aici în casă, că chiar da, sincer. Eu nu-l mai suport, face ca toate alea, în continuu mă enervează, îi zic niște lucruri, îi face altceva, face întâlnită toată ziua, nu știu ce, ați văzut și ieri, na, v-am făcut farsa aia, ne pare rău, totuși am vrut să vedem cum reacționați totuși, n-ați reacționat. Da, cel mai probabil, cred că a fost ideea lui să faceți farsa aia, dar totuși vreau să plecați odată de la mine în casă, așa că vă rog, luați-vă bagajul și plecați atât de la mine în casă, dacă vrei poți să-l dai tu afară după, nu știu, dar nici eu nu mai vreau la mine în casă. Dar Sel, omule, Sel, bă, alo. Sau stai, Rafale, vino repede. Dar Sel, mai stai un pic acolo, mai stai un pic. Nu vrei să-i faci și noi o farsă șmechere? Wow, dar să le mănânci burger, ca de fiecare dată, wow, dar să le... Aolo, bă, dar să le poți să te comporți, dar să le... Te rog, comportă-te tu normal, dar să le, că deja nu mai supăr, poți să te... În tine mai mare bază, dar să le, că suntem prieteni, dar nu mai vorbesc de mine, mă, dar să le, gata, comportă-te normal, mă, dar ce sunt ăștia pe aici, dar să le, bip, ce e asta? Haideți, băieți, sunteți gata, că vă ajung Subaru, haideți, veniți. Hai. Gata, hai să plecăm, dar hai să plecăm. Bă, dar se puta mai mâine, nu, mă, scoate-mă asta de aici, dar să nu, pe bune, scoate că nu e frumos. Dar se gata, vine înapoi, mă, frate, nu înțeleg ce faci, dar se. Fa, 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 f
Bine, dar să ne mai am sator să scoate toate astea, să văd de unde, că deja nu mai supăr, frate, pe bune, mă, dar ce-a făcut mă tare să-l aici, ia să mă uit în partea asta. Ok, bă, dar, bă, ce, bă, visează, nu e nimic, a, bă, da, sunt șerpește pe aici, dar urs, urs, bă, nu știu, nu mai era ursul ăsta, de fapt, bă, eu nu mai înțeleg nimic, bă, frate, nu știu în ce lume mă aflu, chiar nu mai vreau să mai stau cu oamenii ăștia pe aici, că deja mi s-a luat, ajutor, ajutor, nu, nu, gata, am plecat, mi-e de ajuns numai, nu, să cum, lasă, că bă, își face ea de cap, nu știu care e faza, bă, frate, deja nu mai înțeleg, deja nu mai suport absolut nimic, nu mai știu nici să mai vorbesc, nu mai știu absolut nimic, asta e cea mai proastă zi pe bune, chiar dacă plecăm și ar trebui să fie o zi foarte frumoasă, o să fie de acum încolo, dar până acum chiar este cea mai proastă zi, pentru că am avut foarte mari nervi în această dimineață, deja nu mai știu să mai vorbesc, deja, hai, gata, că nu mai vorbesc, mă duc acasă, văd eu dacă apuc să ajung cu ceva, dacă nu mă duc pe jos și când o ajunge, o ajunge și mă voi liniști la casa mea. Bun, însă și frate, după atâta timp de mers, frate, am ajuns acasă și vedem, mă, ce faci, mă, ce faci? E foarte fraier. Foarte amuzant, știu, dar răsele, mai lăsat așa, cap aproape și pe jos, nu? Da! Ah, ok, dar răsele, și acum ce faci, hai, mă, să intrăm în casă, bă, dar răsele, mi-a fost atât de dor, dar răsele, s-a îngelat noi acasă, bă, dar răsele, mă, la ce, doamne, casa ta, dar răsele, ai nebunit, oameni, dar răsele, bă, ce, bă, ce s-a, dar răsele, se vede că n-am mai stat aici, bă, dar răsele, bă, ce se întâmplă, bă, frate, că nu înțeleg, bă, dar răsele, câte de-astea pe aici. Și cam atât a fost cu acest video, dacă v-a plăcut, nu uita să rupeți butonul de like și ne vedem data viitoare, pa, pa. Rafaele, bă, ce faceți, mă, dar răsele, unde ați fost, v-am așteptat atâta timp, ați fost plecați de 2 luni, cum a, bă, stați puțin, de, stai puțin, că am și uitat de tine că era aici cu noi, sper că, de fapt, ce să sper, că văd că n-ai șters praful, ia uite, nu mai pânze de pe ajel prin toată casa, și pe aici, și pe aici, peste tot, nu mai pânze de pe ajel, mă, ce se întâmplă, ce ai făcut tu? Da, m-am băgat tare pe YouTube, ce pot să zic, dar, bă, cred că o să mă apuc acum să fac o atingere, nu prea mai ieși din camera asta, sincer, am fost zic că aici la baie și nu prea m-am observat, dar, da, okay. Să mă bag pe curățat, actually. Da, bagă-te să curești și tu astea pe aici. Că frate, uite, e prin acum, toată casa, acum, adică uite, nu înțeleg pe bune. Da, mă, dar ce-ai făcut, mă, în tot acest timp aici? Că am și uitat de tine că erai la noi în casă. Bine, măcar că ai fost, da, că ai ținut așa de casă, dar vă că nu prea ai îngrijit-o cum ar veni. Măcar ai ținut așa, i-ai ținut de urât doar, atât. Păi cam așa a fost, sincer. Ah, ok, bă, și na, ce să mai zic, bă, dar, bă, ce... Om, dar să la asta e lumina, omule, e lumina, tu vei să... Aaaa! Dar să-l, bă, mă, prostie, dar să... A, și mi-a arăt mie toată asta, bine, mersi, așa. Bă, dar ce-ai făcut tu pe aici în zilele astea, cât timp am fost neplicat? Păi, efectiv, am stat aici să mă uit la niște filme și astea, m-am mai dus pe la diner să mai mănânc câte ceva și astea și... Am stat să filmez, nu știu, să mă joc pe laptop și astea. Ah, ok, interesant. Păi da, și voi spuneți-mi voi unde ați fost, ce ați făcut atâta timp, că chiar sunt curios ce gen am stat, ați plecat 2 luni de acasă. Nu, n-am plecat 2 luni, am plecat o săptămână. Ba da, au trecut 2 luni, crede-mă că știu cât a trecut, au trecut 2 luni. Ce, mă, 2 luni? Mă, cum, bă, dar să-l, cât am stat acolo? Stai să văd, 1 deci atunci fra mama. Gata, lasă-mă că nu vreau să mai vorbesc, dar ziua, dar spus că tu să te conști, dar să le lasă că vorbesc eu cu Edis, tu lasă-mă, lasă-mă. Bă, de ce nu? Gata, dar să mi s-a luat de să-ți aud vocea, dar să du-te în cameră, lasă-mă să vorbesc cu Edis, așa, gata, așa, mă, fii atent, bă, gen, cum e că de 2 luni, mă, frate, nu, am plecat de o săptămână și ceva, aproape 2 săptămâni. Nu, ați plecat de 2 luni, efectiv, deci credeți-mă că am stat în fiecare zi și m-am întrebat, deci am făcut. Și video când l-ați plecat, nu video, dar ții minte când l-ați plecat, am făcut fix în ziua respectivă, am făcut o story pe Insta și au trecut 2 luni că m-am uitat. Uite, stai așa că ți-a, uite, uite-te aici, vezi, vezi, da, acu două luni. Da, în fine, nu știu, bă, și ce să spun, mă, la chiar s-a pus la somn, bă, dar să le, nu te pune, du-te mă și joacă-te, că uite, nu ți-a fost dor de calculator, omule, bă, o să adormi, uite, aici, mă, țără, uite, știrbu, uite cum să-i de dinte, da, la, ce știrbe, fraierul ăsta. Vrei să-i facem o farsă ceva? Nu știu, parcă așa, mi-a fost dor să-i fac o farsă ceva, aici ceva, nu știu, mă, și de asta să speriem. Nu știu, vreau să ne zică oamenii acolo în comentarii ce farsă să-i facem, chiar nu mai am nicio idee, sincer, acum, în momentul de față, n-am nicio idee de farsă, dar fii atent, hai să-l povestesc, hai să ne punem aici jos, în primul rând să vorbim, bă, ce să spun, da, hai să pun și un film aici, poate, stai să zic, deci, eu cu Darusel ne-am uitat la un film aici, nu știu unde erai tu atunci, în ziua aia, dar mă rog, în fine, când am plecat noi, ne-am uitat la un film seara, practic, și Darusel după arunca cu o poțiune, a zis cu o poțiune cu noroc și dintr-o dată, următoarea zi, eu m-am trezit într-o casă, eram cu Darusel într-o casă, eram cum ar veni frați și am ajuns, gen, la casa maică-sii și, gen, știi casa aia mare, te-am dus acolo să vezi, ai văzut casa aia mare când am trecut spre oraș, în partea aia era un dita mai palat, o dita mai vila, ceva de genul, știi casa aia? Da, mi se pare că o știu, da. Da, acolo stă maică-sa lui Darusel. Mama lui...
Nu, și crede-mă. Băi, nu, cred că m-aș duce și eu, sincer, să salut, adică nu. Nu, 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 crede-mă, chiar nu vrei să... Eu... Adică, de ce n-aș vrea? What do you mean? Uite că eu nici nu mai știu, nu mai am cuvinte să... Nu mai știu să mai vorbesc absolut deloc. Mike sau Darusel e prea nebun. E mai nebună decât Darusel cum e el. De fel, e mult mai nebună și e foarte strictă. Ok, cred că de fapt nu mai vreau să salut. De exact, asta ziceam și eu. Și tu ce ai făcut în tot acest timp? Până ai fără să nu faci curat pe aici, a? Diner, culcat și filmat. Ai fără la restaurant, ok. Ai, ținând practic, că e bine că practic le-a ajutat pe toate la acolo la restaurant. Mă, n-am ce să mai zic. Bă, da, nu știu, a fost groaznic totul ce am făcut acolo. A fost și amuzant, a fost și groaznic. Am făcut niște farse, am construit o cameră secretă cum e aia unde dormi tu aici. Dar chiar tu unde ai dormit în tot acest timp? Ai dormit la tine jos sau ai dormit la Darusel aici? Am dormit ori la Darusel, nu, n-am dormit la Darusel, că patul e cam așa, nu știu cum dorme el, gen, cred că mai bine dorm pe o cărămidă decât acolo. Dar cred că am dormit ori pe canapea, ori și la tine, cred că am dormit în prima zi când ai venit, dar gen... Bă, stai puțin că patul... Bă, stai puțin că patul e cum îl avea acolo la maică sa și chiar era confortabil, mie chiar mi-a plăcut să dorm acolo. Bă, nu, stai așa, tu cred că nu înțelegi, deci patul ăsta e ca o cărămidă, cred că nu vorbim despre aceleași paturi. Arăta la fel. Păi da, dar vezi tu, ăsta cred că face pârțuri în el sau ceva și s-a deteriorat salteaua sau nu știu, e o cărămidă. Ai dreptate, bravo, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut asta. Bă, n-am ce să mai zic, hai că mă duc la mine în cameră, că mi-era doar așa de cameră. Ai, cred că vin și eu totuși, că nu prea mai vreau să mai stau cu ăsta după... Bine, ok, ia să mă duc pe aici, ok, deci pe aici... Bă, frate, am uitat că ți-am făcut asta, scuze, mă, dar este, uite, bă, are uitat asta de fantomă, auzi, uite, Rafaele, vino să vezi, pune-te un pic în patul ăsta dacă tot, și uite-te, fii atent, pune-te un pic în el. Nici nu pot să mă pun în patul ăsta, bă, dar să ce e ocupat ăsta, ce-i făcut, dar să, doamne, bă, dar să reta, omule, bă, iar a rămas cu asta, bă, dar să... Bă, dar să le vezi că ți-am cumpărat V-Bug și tu te acolo și joacă-te, hai, pa, hai, Rafaele, frumos, Ai grijă, hai de. Gata, am sărit, ai sar și tu așa, gata, ochii de. Bă, da, și la mine bă, aici, bă, frate. Mă, ce e aici, bă, că ce... Bă, ce atât de mult la mine, frate. Bă, n-am fost n-am mai fost pe la tine, dar hei, ghici, vezi partea bună, calculatorul tău încă funcționează. Bă, logica funcționează, cum să nu funcționeze? Până la urmă e un calculator foarte bun și e un calculator performant pe care eu filmez și postez și oamenii trebuie să dea like și subscribe, nu-i așa? Exact. Da, exact. Vreau să zic că m-am jucat și eu pe calculatorul ăsta și chiar, bă, vezi că e extrem de fain, adică... Bă, parcă nici că n-ai mai intrat aici și să cam vedea. Păi nu, adică... am intrat în prima zi de când ați plecat, dar gen, după aia cred că toate două luni cât ați plecat, mai aici. Da, ok, bă, da, ce să mă zic, bă, frate, chiar a fost foarte horror acolo, nu-ți recomand asemenea experiență, chiar nu vreau să cunoști pe Michael sau Darusel, nu știu, dar tu cât mai ai de găsit aici la noi? Bă, nu știu, sincer, mi-am recuperat între timp telefonul și astea și am vorbit cu un prieten și mi-a zis că cel mai probabil o să vină și el pe aici, dar și prietenul ăla, n-am mai vorbit de mult cu el, deși e cel mai bun prieten al meu, nu l-am mai văzut de mult, așa că nu știu cum o să mă înțeleg cu el și sper că poate să fie tot ok, sperăm. Mă, cum adică să vină aici la noi în casă? Cum să vină, mă? Nu, a trecut pe acasă și mi-a luat toți banii salvați și sperăm că poate pot să-mi cumpăr și eu o casă, nu știu, poate să mergem zile următoare să mă ajut să mă uit de o casă sau ceva și poate, nu știu. Da, nu știu, poate, nu știu, vezi tu, te descurci și tu că ești mare până la urmă, te descurci, ai învățat orașul, te-ai descurcat pe aici prin oraș cât timp a fost neplicat. Da, vezi că chiar l-am învățat și chiar am găsit niște chestii foarte interesante pe aici, dar mă mir cum de n-am dat de voi până acum, dacă zici că totuși casa aia parcă nu pare foarte departe de aici și da, efectiv m-am descurcat pe aici, mi-am făcut mai mult de cap, dar mă bucur că v-ați întors și mă bucur că te-ai întors, că aș vrea să mă mut din principalul motiv că e Darusel și nu știu cum mai pot stau cu ăsta în casă. Clar, nici eu nu știu cum mai pot să stau și nu știu de ce încă mai stau aici, nu știu, poate mă mut, dar nu știu, vreau să, că știi că dacă am și un cont de YouTube, oamenilor le place cum ar veni să stau cu Darusel în casă, știi ce zic? Și așa poate nu mă mut de la el, știi? Cum, adică rămânem amândoi practic aici. Da, tot ce sper să n-ajung și eu ca tine cu Darusel, cu prietenul meu, că dacă vine ăla și deja nu mă mai înțeleg cu el, nu știu ce o să fac. Bă, da, adică, cred că îi lăsăm pe ăștia și ne mutăm noi într-un alt oraș sau ceva, dar sincer. Bă, nu știu, poate la un moment dat chiar aș vrea o mutare așa într-un alt oraș, știi, sincer, poate ne mobilizăm și noi avem mai mulți bani și putem să ne mutăm într-un alt oraș, chiar mi-ar face plăcere, că totuși orașul ăsta sunt aici de foarte mult timp, aproape, cred că am aproape un an în vară, se împlinește un an de când sunt aici și totuși, nu știu, am făcut foarte multe activități pe aici. Bine, de fapt, dacă stau să mă gândesc, nu l-am explorat chiar pe tot, că știu că mi se pare că am auzit că există un teren de fotbal ceva, dar n-am fost niciodată pe acolo la terenul de fotbal. Am fost eu, poți să te duc, da, chiar am fost și m-am întâlnit cu niște
niște băieți pe acolo, chiar au fost foarte dureau, nu știu dacă o să mai vedem, dar și dacă nu o să mai vedem, vezi că am fost și era destul de mare terenul ăla și destul de șmecher. Ah, ok, bă, interesant, adică nu știu că poate, nu știu, dar poate o să mergem acolo, nu știu, vreau să zic că și oamenii acolo în comentarii să scrieți dacă vreți să vedeți acolo. Uite, apropo, uite, stai, uite-te, fii atent că am aici o filmare cum i-am dat golul, uite-te. Mamă, da, ești cel mai bun, tu ești Ronaldo, tu ești toți, ok, am înțeles, bă, ce să spun, bă, sper că totuși nu mai ieși prin, s-a pus stran, nu l-a făcut, bă, ce faci mai dar înțele aici, alo, bă, uite-te puțin asta, să uită, mă, ce te ui, bă, nu, că ăsta nebunit de tot, hai să lăsăm. Da, ok, știi ce, hai să, stai un pic, să mai fur și niște burger, ok, bun, hai să mergem, să mergem la terenul ăla de fotbal să ne jucăm, să vedem, să, așa, nu știu, poate, bă, nu știu, hai să mergem, dar vreau să văd, să ai puțin, că înainte de toate vreau să văd cum mai e pe aici, pe la mine, prin cameră sus, că nu știu dacă pe aici ia să mă duci prin par, uite, că și pe aici, bă, frate, trebuie să faci tu curat, dar măcar totuși ai avea grijă de casa asta într-un anumit fel, ca să nu vină cineva să o spargă, sau ceva de genul, uite, pe aici nu e, ok, și, da, nu știu, hai să mergem acum, mi-a arăt și mie unde e terenul de fotbal, că eu doar am auzit de el și poate să mergem cândva să facem așa o echipă mare, venim cu Darusel, cu toată lumea, știi? Dar... vezi că ar merge și am auzit că mai stă cineva, nu știu de cine e, de Ali, nu știu, era cineva în casa aia și poate jucăm în 2v2 ceva, nu știu, poate... Te-ai întâlnit cu ea? Nu, dar mi-ai zis tu că stă cineva în casa aia, nu știu, văzut, era o fată care venea, nu știu, stătea, dar nu știu cine, adică n-am vorbit cu ea. A, nu te-ai băgat în seamă, ok, bă, nu știu ce să zic, hai să mergem la terenul ăla, știi unde e, da? Da, vrei să mergem pe jos ca să vezi drumul sau vrei să o luăm, nu știu. Bă, pe oricum văd drumul. Mergem cu mergem acolo. Hai să mergem cu bicicletele totuși, că putem să le parcăm acolo și gen. Hai, oricum n-am mai făcut foarte mult timp cu bicicleta. Vino, dar fii atent, vezi că trebuie să mergem pe aici. Pe aici, băi, că nu cred, eu nu știu ce e prin partea asta, știu că e undeva prin partea stânga a orașului. Da, nici eu nu mai știu exact, dar oricum, odată ce ajungem în centrul orașului, ar trebui să fie ok. Da, ok, bă, uite, că mi-aduce și mie aminte, practic, că n-am mai mers pe aici de foarte mult timp cu asta pe aici, frate, și... Bă, ursul, înapoi, uite-l, e lângă tine, ursul, uite ursul lângă tine, uite-l aici. Ce urs? Ce urs? Uite-l. Ăsta e Marian. Salut, Marian, ce faci? Hai să mergem. Clasic, a dat în el, nu-i nicio treabă, bă, ai grijă cu mine, ok, bă, frate. Stai, că aici intrăm în bază militară, stai un pic, trebuie să luăm pe lângă. Hai că sigur știi ăsta drumul. Gata, mă, ăsta e, aici e? Da, aici trebuie să intrăm, am plătit eu că am gen abonament pe o lună și nu cred că se vede dacă te bag și pe tine, așa că hai să mergem pe aici, hai să intrăm. Da, mergem pe aici, mamă, cum e terenul ăsta, mamă, ai și pistă de asta de alergat, mă, frate, mamă, cât de tare pe aici, bă, fii atent, stai puțin, înainte să jucăm. Cred că ar fi bine să ne încălzim un pic. Vrei să dăm o tură de teren așa repede să alergăm pe aici? Da, dacă vrei tu, hai să-i dăm. Că mamă, cât de șmecher, uite cum se vede pe aici. Hai de vino, vine, uite aici. Hai la liniile astea de început. Mamă, ce tare e terenul ăsta de fotbal, chiar îmi place, nu știu. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să veniți cu Darusel aici, să facem un meci de fotbal ceva ca brazilienii cum ar veni, facem Cupa Mondială ceva, știi ce zic? Exact. Hai, stai acolo la linie și 3, 2, stai puțin. Gata, aici, gata, hai. 3, 2, hai, 3, 2, 1 și let's go, haide! Bam, până partea asta, gata, 3, 2, 1, am câștigat, lejer, bă, aro, gata. Bă, stai așa, trebuie să am toată tura de teren, vino, mă. Hai, lasă, hai să jucăm fotbal, mamă, cât de tare e terenul ăsta, ok. Mamă, dar e tare rău terenul ăsta, bă, uite cum se vede pe aici, cum se vede, vezi cum se vede umbra, cu toate. Și uite, vezi că avem minge de astea, șmecher, adică pot să vin așa să-ți dau dribbling și să mă duc, hai, bă, apără-te, ce faci, mă, nu poți să aperi poarta, haide, mă. Dar n-am început, bă, ce, unde scrie scorul? Nu cred că scrie scorul sau ceva genul, dar ok. Nu, dar l-avem, uite, l-avem aici, stai așa, uite. Uite, bă, să mai bagi tu de la tine, da, că ți-am dat banii. Așa, hai să jucăm, haide. Da, l-avem acolo pe arbitru și o să ne spune el scorul. Hai, 3, 2, 1 și haide, nu mai stau deloc, hai, să jucăm, haide, bă. Nu mai stau, 2 la 1 pentru mine, stai. Bă, nu, mi-am dat autogol. Nu mai joc fotbal în viața cam, mea. Cam slab, Rafaele, nu știu ce să zic. Uite așa, 2-2 și acum 3-2. Bine, Rafaele, mamă, ce bine joci. Da, nu mai joc în viața mea. Știi ceva, bă? Du-te-n poartă la tine. Du-te-n poartă. Fii atent, că-ți dau de la jumătatea terenului direct mare gol. Fii atent, 3, bine, 2, hai, dacă 1 tu crezi... și... Da. Aolo, da, mai bine nu mai veneam aici. Trebuia să vin și cu Darusel. Dacă vrei să vin și cu Darusel, nu știu, poate. Bă, dar nu mai ta mine, omule! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.